Capitolul 15. Piesele de șah, din os roșu cu alb, erau gata de atac. Aveau acea înfățișare aprigă, sigură și complicată, pe care au totdeauna la începutul jocului. Era ora 10 seara. Eram acasă, în apartamentul meu. Aveam o pipă în gură, o băutură la îndemână și nu mă preocupa nimic altceva decât două crime și misterul prin care doamna Elizabeth Bright Murdoch își recăpătase dublonul Brusher. În timp ce eu l-aveam în buzunar. Am deschis o cărticică broșată cu partide de la concursuri publicată la Leipzig și am ales un gambit îndrăzneț al reginei. Mutasem pionul alb din fața reginei când am auzit soneria de la ușă. Am ocolit masa și am luat coltul 38 de pe tăblia rabatabilă a biroului de stejar. M-am apropiat de ușă, ținându-l în jos pe lângă piciorul drept. Cine e? Breeze. M-am întors la birou să pun pistolul la loc înainte de a deschide ușa. Era Breeze, la fel de masiv și de neîngrijit ca totdeauna, dar ceva mai obosit. Era cu el și Spangler, tânărul polițist cu mutra de boboc. M-am împins înapoi în cameră. Spangler a închis ușa. Ochii lui tineri și ageri priveau încoace și încolo. Ochii bătrâni și severi ai lui Breeze au zăbovit o vreme pe fața mea. Apoi m-a ocolit și s-a îndreptat spre canapea. Uită-te peste tot, a zis el din colțul gurii. Spangler a intrat în sufragerie și s-a uitat pe acolo. Apoi s-a întors în cameră și a intrat în hol. Ușa camerei de la baie a scârțit. Pașii s-au îndepărtat. Breeze și-a scos pălăria și și-a șters scăfârlia pe jumătate cheală. În apartament se tot deschideau și închideau uși, dulapuri. Spangler s-a întors. Nu-i nimeni, a zis. Breeze a dat din cap și s-a așezat jos, punându-și panamaua lângă el. Spangler a văzut pistolul de pe birou. Te deranjează dacă mă uit? Arde var focul pe amândoi, am zis. Spangler s-a apropiat de pistol, a ridicat țeava la nas și a mirosit. A scos încărcătorul, a golit țeava de cartuși, apoi l-a vârât în încărcător. L-a pus pe birou și a potrivit pistolul în așa fel, încât lumina să pătrundă până în fundul obturatorului deschis. Ținându-l așa, s-a uitat pe țeavă. Ceva praf, nu mult. La ce te așteptai? La rubine? M-a ignorat, uitându-se la Breeze. A zice că pistolul acesta n-a fost folosit în ultimele 24 de ore. Sunt sigur de asta, a adăugat. Breeze a clătinat din cap și a sub buzele și mi-a explorat fața cu privirea. Spangler a vrut magazia la loc, cu grijă, a pus pistolul deoparte și a luat loc. Și-a vrut o țigară între buze, a aprins-o și a suflat fumul satisfăcut. Știam al naibii de bine că n-a fost un 38 lung, a zis el. Unul din alea trece prin zid. Imposibil ca glonțul să rămână în capul omului. Despre ce tot vorbiți, mai fraților? Am întrebat. Despre lucruri obișnuite în meseria noastră, a răspuns Breeze. Despre crime. Ia un scaun. Relaxează-te. Mi s-a părut că se aud voce aici înăuntru. Probabil era în apartamentul vecin. Probabil. Totdeauna ai un pistol pe birou? În afară de cazul când îl țin sub pernă. Sau sub braț. Sau în sertarul biroului. Sau în altă parte. Nu totdeauna mi-amintesc unde îl țin. Vă ajută asta la ceva? N-am venit aici cu gândul de a fi duri, Marlowe. Grozav, am zis eu. Îmi scotociți apartamentul și mi umblați prin lucruri fără să-mi cereți permisiunea. Cum procedați când deveniți duri? Mă doborâți la pământ și mă loviți cu picioarele în obraz? Pe dracu, a zis el și apoi a zâmbit. I-am întors zâmbetul. Am zâmbit toți. Atunci Breeze a zis, pot să dau un telefon? I l-am arătat. A făcut un număr și a vorbit cu cineva, pe nume Morrison, zicând, Breeze l-a apărat. A privit jos la baza telefonului și a citit numărul cu voce tare. Pot suna în orice clip, a zis apoi. E pe numele de Marlowe. Sigur, 5 sau 10 minute e bine. A închis și s-a dus să se așeze pe canapea. Pariez că nu bănuiești de ce suntem aici. Totdeauna mă aștept să mă calce confrații. O crimă nu e o glumă, Marlowe. A zis cineva că e? Nu ți se pare că te porți de parcă ar fi? Nu mi-am dat seama. S-a uitat la Spangler și a ridicat din numeri. După aceea a privit în podea. Apoi și-a ridicat ochii încet, cu greu, și m-a privit din nou. Stăteam jos, lângă tabla de șah. Joci mult șah? A întrebat privind la piese. Nu prea mult. Când și când îmi pierd timpul cu câte un joc, meditând. Nu e nevoie de două persoane pentru a juca șah? Eu joc după partidele diferitelor concursuri, care au fost înregistrate și publicate. Există o întreagă literatură despre șah. Jucând, uneori mai rezolv câte o problemă. La drept vorbind, nu de șah. Dar de ce discutăm despre șah? Bești ceva? Nu chiar acum, a zis Breeze. Am vorbit cu Randall despre tine.
își amintește foarte bine de tine în legătură cu un caz de pe plajă. Și-a mișcat picioarele pe covor de parcă ar fi fost foarte obosit. Fața bătrână și solidă era ridată și parcă avea așternută pe ea o ceață de oboseală. Zicea că n-ai fi în stare să omori pe nimeni. Mai zicea că ești într-adevăr un tip simpatic. Un gest prietenesc din partea lui. Zice că faci cafea bună, că te scoli târziu dimineața, că poți purta o discuție inteligentă și că ar trebui să credem tot ce spui, cu condiția să verificăm cu 5 martori diferiți. Să-l ia naiba, am zis. Breeze a dat din cap ca și cum aș fi spus exact ce voia el. Nu zâmbea, dar nu era nici sever. Era doar un om masiv, solid, care își făcea meseria. Spangler își lăsase capul pe spate și, cu ochii pe jumătate închiși, urmărea fumul țigării. Randall zice că ar trebui să fim atenți cu tine. Zice că nu ești chiar atât de isteț pe cât crezi, dar că ești un tip căruia îi se întâmplă multe lucruri și că un asemenea tip îți poate da mai multă bătaie de cap decât unul foarte deștept. Asta e părerea lui. Pricepi? Mie îmi par foarte cum se cade. Îmi place ca totul să fie limpede. De asta ți le-am și spus. I-am spus că e drăguț din partea lui să-mi spună. A sunat telefonul. M-am uitat la Breeze, dar el nu s-a mișcat. Așa că m-am întins și am răspuns. Era o voce de fată. Mi s-a părut oarecum familiară, dar n-am putut-o recunoaște. Domnul Philip Marlowe? Da. Domnule Marlowe, sunt într-o încurcătură foarte mare. Vreau neapărat să vă văd. Când vă pot vedea? Adică astă seară? Cu cine vorbesc? Mă numesc Gladys Crane. Locuiesc la hotelul Normandy, pe Rampart. Când puteți? Adică vreți să vin acolo în seara asta? Am întrebat, atent la voce și încercând să o recunosc. Eu... Telefonul a țăcănit și n-am mai auzit nimic. Am rămas cu el în mână și, încruntându-mă, l-am privit pe Breeze. Fața lui exprima o totală lipsă de interes. O fată zice că a dat de necaz. Legătura s-a întrerupt. Am pus receptorul la loc, așteptând ca telefonul să sune din nou. Cei doi polițiști erau tăcuți și nemișcați. Prea tăcuți, prea nemișcați. Telefonul a sunat din nou. Am ridicat receptorul și am zis. Vreți să vorbiți cu Breeze, nu-i așa? Da. Era o voce de bărbat și părea puțin surprinsă. Dă-i drumul și fă pe șmecherul, am zis și m-am ridicat, îndreptându-mă spre bucătărie. Am adus o sticlă de Four Roses și 3 pahare din dulapul de bucătărie. Am scos cuburi de gheață și sifon din frigider și am pregătit 3 pahare înalte cu whisky, sifon și gheață. Le-am adus pe tavă și le-am așezat pe masa de cocktail în fața canapelei unde stătea Breeze. Am luat 2 pahare, i-am oferit unul lui Spangler, iar celălalt l-am dus unde stăteam eu. Spangler a luat nehotărât paharul, prinzându-și buza de jos între degetul mare și arătător și uitându-se la Breeze să vadă dacă acceptă băutura. Breeze m-a privit foarte serios, apoi a oftat. După aceea a ridicat paharul, a gustat și a oftat din nou. A dat din cap și a zâmbit ușor, ca un om căruia îi dai tocmai băutura de care are neapărată nevoie și prima înghițitură îi se pare ca o privire îndreptată spre o lume mai pură, mai însorită, mai plină de lumină. Bănuiesc că ți umblă repede mintea, domnule Marlowe, a zis, și s-a lăsat pe spesteaza canapelei complet relaxat. Presupun că putem lucra împreună. Nu în felul ăsta. Cum adică? Și-a încruntat sprâncenele. Spangler s-a plecat înainte cu o privire inteligentă și atentă. Punând tot felul de vagabonde să-mi telefoneze și să-mi toarne baliverne, ca să pot spune că mi-au recunoscut vocea undeva, cândva. Fata se numește Gladys Crane, a zis Breeze. Așa mi-a spus. N-am auzit niciodată de ea. Perfect, perfect. Mi-a arătat palma mâinii sale pistruiate. Nu facem nimic ilegal. Și sperăm că nici tu. Ce nici eu? Nu încerci să faci nimic ilegal. De pildă, să ne ascuzi adevărul. De ce nu l-aș ascunde dacă așa îmi place, am întrebat. Nu de la voi primesc salariu. Ascultă, Marlowe, nu fă pe durul. Nu fac. Habar n-am cum e să faci pe durul. Știu de ajuns despre polițiști ca să nu fac pe durul cu ei. Continuă și spune ce vrei. Nu încerca să umbli cu gogoși, ca adineauri cu telefonul. Avem de-a face cu o crimă, a zis Breeze. Trebuie să o rezolvăm cât se poate mai bine. Tu ai găsit cadavrul. Tu ai stat de vorbă cu tipul. Te-a invitat să te duci la el în apartament. Ți-a dat cheia. Ai zis că nu știai de ce voia să te vadă. Ne-am închipuit că poate cu timpul ai reușit să-ți amintești. Cu alte cuvinte, prima dată v-am mințit. Breeze a schițat un zâmbet obosit. Ești destul de vechi în treburile astea, ca să știi că oamenii mint întotdeauna când e vorba de crime. Întrebarea este cum o să vă dați seama când nu mai mint.
Când ceea ce spui va avea sens, vom fi satisfăcuți. L-am privit în față pe Spangler. Se aplecase atât de mult, încât aproape nu mai stătea pe scaun. Parcă intenționa să sară. Nu mi-a trecut prin minte niciun motiv care l-ar fi făcut să sară. Era probabil tulburat. L-am privit iarăși pe Breeze. Îi păsa mai mult de o grămadă. Ținea între degetele butucănoase una din havanele învelite în ciolofan și spinteca ciolofanul cu un briceag. L-am urmărit cum desface învelișul și cum dichisește capătul havanei cu lama briceagului. Apoi pune briceagul la o parte, ștergând lama cu atenție pe pantaloni. L-am urmărit cum a scăpărat un chibrit și și-a aprins havana cu grijă. Am învârtit-o în flacără, apoi a îndepărtat chibritul încă arzând și a tras din ea până s-a convins că arde cum trebuie. După aceea, a stins chibritul și l-a pus lângă celofanul mototolit de pe masa de cocktail. S-a lăsat apoi pe spate și și-a tras în sus un crac de la pantalon și a început să fumeze liniștit. Gesturile îi erau identice cu cele din apartamentul lui Hench când aprinsese Havana și probabil așa vor fi totdeauna când își va aprinde o Havana. Ăsta era felul și asta îl făcea periculos. Nu tot atât de periculos ca un tip sclipitor, dar mult mai periculos decât un coleric ca Spangler. Niciodată nu l-am văzut pe Phillips înainte. Nu cred că m-a văzut cândva în Ventura, pentru că nu mi-amintesc de el. L-am întâlnit așa cum v-am povestit. M-a urmărit, iar eu l-am oprit. Voia să stea cu mine de vorbă. Mi-a dat cheia, m-am dus la apartamentul lui, am folosit cheia ca să intru când nu mi-a răspuns, așa cum spusese să fac. Era mort. A fost chemată poliția și, printr-un lanț de evenimente și întâmplări care n-aveau nimic de a face cu mine, a fost găsit un pistol sub perna lui Hench, un pistol care fusese folosit. M-am spus toate acestea și ăsta e adevărul. Breeze a zis, când l-ai găsit, ai coborât la administrator, un tip numit Passmore, și l-ai convins să meargă sus cu tine fără să-i spui că era cineva mort. I-ai dat lui Passmore o carte de vizită falsă și i-ai vorbit despre bijuterii. Am dat din cap afirmativ. Cu oameni de teapa lui Passmore și blocuri ca acelea, trebuie să fii prudent. Pe mine mă interesa Phillips. Credeam că Passmore ar putea să-mi spună câte ceva despre el, atâta timp cât nu știa că e mort. Ar fi fost puțin probabil să-mi spună dacă ar fi știut că peste puțin timp or să dea polițiștii peste el. Asta e tot. Chris a băut puțin din pahar, a tras puțin din havană, apoi a continuat. Iată ce aș vrea eu să clarific. Tot ceea ce ne-ai spus s-ar putea să fie purul adevăr, dar tot așa de bine s-ar putea să nu fie. Mă înțelegi ce vreau să spun. De pildă, am întrebat eu, sesizând perfect ce voia. Și-a lovit ușor genunchiul cu mâna și m-a privit imperturbabil. Nu ostil, nici măcar bănuitor. Un om liniștit care își făcea datoria. De pildă că ești angajat într-un caz. Noi nu știm despre ce e vorba. Phillips se juca de detectivul particular. Era prins și el într-un caz. Dacă nu ne spui, de unde să știm noi că nu există o legătură între cazul lui și al tău? Și dacă lucrurile stau așa, ne interesează și pe noi. Am dreptate? Acesta e un mod de a privi lucrurile. Dar nu e singurul. Și eu nu le privesc așa. Nu uita că e vorba de o crimă, Marlow. Nu uit. Dar nu uitați nici voi că eu sunt în orașul ăsta de multă vreme. De mai bine de 15 ani. Am văzut o mulțime de cazuri criminale. Unele au fost rezolvate, unele n-au putut fi, iar altele care puteau fi rezolvate n-au fost. Și unul sau două sau trei dintre ele au fost rezolvate greșit. Cineva a fost plătit să ia asupra lui vina și, deși se știa adevărul, s-a mușamalizat. Da, să trecem peste asta. Se întâmplă. Dar nu des. Să luăm, de exemplu, cazul Cassidy. Cred că ți-amintești de el, nu? Breeze s-a uitat la ceas. Sunt obosit. Să lăsăm cazul Cassidy. Să rămânem la cazul Phillips. Am clătinat din cap. Vreau să fac o precizare și încă una importantă. Gândește-te doar la cazul Cassidy. Cassidy era un om foarte bogat, un multimilionar. Avea un băiat mare. Într-o noapte au fost chemat polițiști la el acasă. Tânărul Cassidy zăcea pe podea, plin de sânge pe față, iar în cap avea o gaură de glonte. Secretarul lui zăcea tot pe spate, în camera de baie alăturată, cu capul rezemat de-a doua ușă a băii care ducea spre hol. Între degetele mâinii stângi se găsea o țigară arsă până la capăt, doar un chiștoc, care îi pârlise puțin pielea între degete. Lângă mâna dreaptă se găsea un pistol. Era împușcat în cap. Nu era rană de contact. Se băuse foarte mult. Trecuseră 4 ore de la moartea lor și doctorul familiei era acolo de 3 ore. E, și voi ce ați făcut în cazul Cassidy? Breeze a oftat. Crimă și sinucidere în timpul unui chef. Secretarul a luat o razna și l-a împușcat pe tânărul Cassidy. Așa am citit în ziare. Cam asta ai vrea să spun?
Așa ai citit în ziare, dar nu s-a întâmplat așa. Ba mai mult, știai că nu-i așa. Și procurorul de district știa, iar anchetatorilor de pe lângă procurorul de district li s-a luat cazul în câteva ore. N-a fost nicio anchetă. Dar fiecare reporter de crime din oraș și fiecare polițist de la criminalistică știa că cel care a tras a fost Cassidy, că el a fost beat criță, că secretarul a încercat să-l potolească și n-a putut. A încercat să fugă de el, dar n-a fost destul de iute. Rana lui Cassidy era de contact, a secretarului nu. Secretarul era stângaci și avea o țigară în mâna stângă când a fost împușcat. De altfel, chiar dacă nu e stângaci, nu ține păsător țigara în stânga în timp ce cu dreapta împuști un om. Asta o pot face gangsterii, dar secretarii oamenilor bogați nu o fac. Și ce au făcut familia și doctorul familiei în timpul celor 4 ore până au chemat polițiștii? Au aranjat în așa fel încât să fie doar o anchetă superficială. Și de ce nu s-a făcut testarea mâinilor cu nitrat? Pentru că nu voiați adevărul. Cassidy era prea mare. Doar și ăsta a fost un caz de crimă, nu? Indivizii erau amândoi morți, a zis Breeze. Ce mai conta care pe care s-a împușcat? Ai stat vreodată să te gândești că secretarul lui Cassidy putea avea o mamă, o soră sau o iubită, sau toate trei, că și ele aveau orgoliul lor, că credeau în el și că îl iubeau pe acest băiat, despre care s-a spus că era un bețiv, un paranoic, deoarece tatăl patronului lui avea 100 de milioane de dolari? Breeze a ridicat paharul încet și a terminat băutura fără grabă. L-a pus apoi jos domol și l-a răsucit alene pe tăblia de sticla mesei de cocktail. Spangler stătea țeapăn, cu ochi strălucitor și gura întredeschisă, într-o încercare de zâmbet rigid. Breeze a zis, și acum să auzim precizarea. Până când nu veți fi stăpân pe propria voastră conștiință, nu puteți fi nici pe a mea. Până când vi se va încredința, oricând și în orice condiții, căutarea adevărului și găsirea lui, indiferent de împrejurări, până atunci am dreptul să-mi ascult propria conștiință și să-mi apăr clientul cât pot mai bine. Asta până când voi fi sigur că nu le veți face mai mult rău decât bine. Sau până când voi fi târât în fața cuiva care să mă facă să vorbesc. Breeze a zis. Îmi par un ninț care încearcă să-și împace conștiința. Pe naiba, haideți să mai bem. Și apoi puteți să-mi vorbiți despre fata aceea pe care a spus-o să mă cheme la telefon. A zâmbit. Era o damă care locuiește lângă Philips. A auzit un tip vorbind cu el la ușă într-o seară. Lucrează ziua ca plasatoare. Așa că ne-am gândit că n-ar strica să-ți audă vocea. Nu te mai gândi la asta. Ce fel de voce era? O voce răutăcioasă. Ea zicea că nu i-a plăcut. Cred că de asta v-ați gândit la mine. Am luat cele 3 pahare și am plecat cu ele spre bucătărie. Capitolul 16. Când am ajuns, uitasem al cui era fiecare pahar. Așa că le-am spălat pe toate și le-am șters. Apoi, când am început să pregătesc băutura, Spangler a intrat înăuntru și s-a oprit exact în spatele meu. Nu-ți fie teamă, am zis. În seara asta nu folosesc ceanură. O încerca să faci pe șmecherul cu bătrânul, a zis el domol în ceafa mea. Are mai multă experiență decât crezi. Drăguț din partea ta. Ascultă, aș vrea să citesc câte ceva despre cazul Cassidy. Pare interesant. Probabil că s-a întâmplat de multă vreme. Cu mult timp în urmă. De fapt, nu s-a întâmplat niciodată. Glumeam și eu. Am pus paharele pe tavă și le-am dus înapoi în camera de zi. Pal meu l-am dus la masa de șah. Altă șmecherie. Colaboratorul tău se furișează în bucătărie și mă sfătuiește pe ascuns cum ar trebui să mă port, având în vedere experiența ta, pe care, de altfel, cred că nu o ai. Îi se potrivește de minune rolul. Prietenos, deschis și se îmburjorează ușor. Spangler s-a așezat pe marginea scaunului și a roșit. Breeze l-a privit cu indiferență, fără nicio intenție. Ce ați aflat despre Philips? Am întrebat. Da. Philips, a zis Breeze. Păi, George Anson Philips e un caz înduioșător. Se credea detectiv, dar se pare că nu găsea pe nimeni să fie de aceeași părere. Am stat de vorbă cu șeriful din Ventura. Zicea că George era un băiat simpatic. Poate puțin prea simpatic ca să fie un polițist bun, chiar dacă avea ceva minte. George făcea ce îi se spunea și o făcea destul de bine. Cu condiția să îi se spună cu ce picior să pornească, câți pași să facă, pe ce drum să o apuce și alte lucruri mărunte de felul acesta. Dar n-a progresat mult, dacă înțelegi ce vreau să spun. Era tipul de polițist în stare să aresteze un găinar dacă îl vedea furând o găină și apoi fugind până cădea jos și, lovindu-se cu capul de un stâlp ori de altceva, își pierdea cunoștința. Astfel, lucrurile se puteau complica și George trebuia să se ducă la birou după instrucțiuni. Ei bine, asta l-a cam plictisit pe șerif după o vreme, așa că l-a pus pe liber.
Brice a mai băut din pahar și și-a scărpinat bărbia cu unghia degetului mare cât o lopată. După asta a lucrat într-un magazin universal, la Simi, pentru un anume Sutcliffe. Era un magazin care vindea pe credit și pentru fiecare client exista un carnet de credit. George a avut necazuri cu carnetele de credit. Uita să noteze marfa vândută sau nota într-un alt carnet. Unii clienți îl corectau, alții îl lăsau să uite. Așa că Sutcliffe s-a gândit că poate George s-ar descurca mai bine în altă parte. Și astfel el a venit în Los Angeles. A dat de ceva bani, nu mulți, dar suficient să scoată un brevet și să depună o garanție. Și-a făcut rost de un birou. Am fost acolo. Era o cameră cu o masă de lucru pe care o împărțea cu un ins, ce pretindea că vinde felicitări de Crăciun. Îl chema Marsh. Când George avea un client, Marsh trebuia să plece la plimbare. Marsh zice că nu știe unde locuia George și că nu avea niciun client. Adică nu s-a făcut nicio afacere în birou despre care Marsh să știe. Dar George a dat un anunț la ziar și probabil o fi avut apoi un client. Cred că a avut, deoarece cu vreo săptămână în urmă, Marsh a găsit un bilet pe masa lui de lucru, prin care era informat că George pleca din oraș pe câteva zile. De atunci nu mai știe nimic despre el. Deci George s-a dus pe Count Street, a închiriat un apartament pe numele de Anson și apoi a fost ucis. Asta e tot ce știm până acum despre el. Un caz înduioșător. S-a uitat la mine cu o privire calmă, lipsită de curiozitate, și și-a dus paharul la buze. Ce-i cu biletul acela? Breeze a pus paharul jos. A scos din portofel o bucată de hârtie subțire și a pus-o pe masa de cocktail. Am luat-o și am citit-o. Scria: de ce să vă faceți griji? De ce să aveți îndoieli și temeri? De ce să fiți roși de suspiciune? Consultați un detectiv calm, atent, sigur și discret. George Anson Phillips, Glenview 95-21. Am pus-o la loc pe cristalul mesei. Nu e mai rău decât multe alte anunțuri de afaceri, a zis Breeze. Se pare că nu urmărea afaceri în domeniul transporturilor. Fata de la birou i l-a scris, a zis Spangler. Zicea că de-abia se stăpânise să nu râdă, dar George credea că-i grozav. Biroului Chronicle, de pe Bulevardul Hollywood. Ați verificat repede. Nu ne este greu să obținem informații. Poate doar când e vorba de tine. Ce știți despre Hench? Nimic. El și cu tipa lui făceau un chef. Beau câte ceva, cântau și făceau dragoste, apoi ascultau radioul și uneori ieșeau în oraș să mănânce, când își aminteau de mâncare. Cred că o țineau așa de multe zile. Noi i-am întrerupt. Fata e lovită la ambii ochi. În runda următoare s-ar putea ca Hench să-i frângă gâtul. E plină lumea de haimanale ca Hench și amica lui. Ce-i cu pistolul despre care Hench zicea că nu e a lui? E arma cu care s-a tras. Nu avem încă glontele, dar avem tubul. Era sub cadavrul lui George și corespunde. Am mai tras câteva focuri și am făcut o serie de teste balistice. Credeți că l-a pus careva superna lui Hench? Sigur. De ce să-l împuște Hench pe Phillips? Nici măcar nu-l cunoștea. De unde știți asta? Știu eu, a zis Breeze, întinzându-și mâinile. Ascultă aici. Există lucruri pe care le cunoști pentru că le vezi negru pe alb, ci sunt altele pe care le știi pentru că sunt logice și așa trebuie să fie. Nu împuși pe cineva și apoi faci tărăboi că să atragi atenția asupra ta și ții pistolul tot timpul sub pernă. Fata a fost cu Hench toată ziua. Dacă Hench împușca pe cineva, fata știa ceva. O, habar n-are. Arciripida care avea. Ce contează Hench pentru ea? Un ins cu care se distrează. Nimic mai mult. Ascultă aici. Renunță la Hench. Tipul care a tras cu pistolul aude radioul tare și știe că o să-i acopere împușcătura. Dar cu toate astea, îl lovește pe Phillips, îl târăște în baie și închide ușa înainte de a-l împușca. Nu e beat. Își vede de treabă, atent. Iese, închide ușa de la baie, radioul se oprește, Hench și fata pleacă să mănânce. Asta s-a întâmplat. Unde știi că radioul s-a oprit? Mi s-a spus, a răspuns Breeze calm. Mai locuiesc și alți oameni în azilul acela de noapte. Să acceptăm că radioul s-a oprit și ei au plecat. Nu în liniște. Ucigașul iese din apartament și ușa lui Hench e deschisă. Așa trebuie să fi fost, căci altfel nu s-ar fi gândit la ușa lui Hench. Oamenii nu-și lasă ușile deschise în casele de raport, mai ales în cartiere ca acesta. Bețivii le lasă. Bețivii sunt neglijenți. Ei nu se pot concentra. Ei se gândesc doar la un singur lucru odată. Ușa era întredeschisă. Poate doar puțin, dar întredeschisă. Ucigașul a intrat, a pus pistolul sub pernă și a găsit un altul acolo. L-a luat pe acela doar ca să-l înfunde pe Hench și mai rău. Veți verifica pistolul? Pistolul lui Hench? O să încercăm, dar el zice că nu-i știe numărul. Dacă îl găsim, s-ar putea să facem ceva. Mă îndoiesc.
Va trebui să verificăm pistolul pe care îl avem. Dar știți cum e cu treburile astea. Faci progrese și crezi că se limpezește totul, ca apoi orice urmă să dispară. Te trezești în impas. Mai vrei să afli câte ceva din câte știm noi și ți ar putea fi util în cazul tău? Încep să obosesc. Nu mai funcționează bine imaginația. Adineaur te descurcai de minune, a zis Breeze. În cazul Cassidy. N-am zis nimic. Mi-am umplut din nou pipa, dar era prea încinsă ca să o aprind. Am așezat-o pe marginea mesei să se răcească. Pe legea mea, a rostit Breeze încet. Nu știu ce să mă fac cu tine. Nu te văd tăinuind în mod deliberat o crimă și nici nu cred că știi despre ea doar atât cât pretinzi. Am tăcut din nou. Breeze s-a apucat să sucească chiștocul habanei în scrumieră ca să-l stingă. A terminat de băut, și-a pus pălăria și s-a ridicat. Cât timp mai ai de gând să faci pe tontul? Nu știu. Te ajut eu. Îți dau timp până mâine la amiază, mai bine de 12 ore. Oricum, până atunci nu o să primesc raportul de la autopsie. Te las să discuți cu clientul tău până atunci și să te hotărăsc să spui adevărul. Și după aceea? După aceea o să-l văd pe detectivul șef și o să-i spun că detectivul particular, Philip Marlowe, ascunde informații de care am nevoie în cercetarea unei crime. Sau că sunt destul de sigur că le ascunde. Ce zici? Îmi închipui că o să te aresteze imediat. Nu, zău. Ați căutat în masa de lucru a lui Phillips? Sigur. Un tânăr foarte ordonat. Nimic altceva în afară de un fel de jurnal intim. Și nici în ăsta nimic. Doar cum a mers la plajă sau cum a adus o fată la cinema și ea nu s-a prins prea tare. Sau cum ședea în birou și nu vedea niciun client. Odată s-a necăjit din cauza rufelor și a scris o pagină întreagă. De cele mai multe ori nu scria decât 3 sau 4 rânduri. Doar despre un singur lucru. Totul cu litere de tipar. Cu litere de tipar? Am întrebat. Da, litere de tipar scrise cu cerneală. Nu cu majuscule de șablon, așa cum se obișnuiește când vrei să nu fii identificat. Litere frumoase, ferme, mici. De parcă tipul putea scrie în felul ăsta tot atât de repede și ușor ca și altfel. Pe cartea de vizită nu scrisese așa, am zis. Breeze s-a gândit o clipă. Apoi a dat din cap. Adevărat. Poate că așa a fost. Nu se găsea niciun nume în jurnal. Poate folosirea literelor de tipar era doar un joc cu care se amuza. Ca și jurnalul stenografiat al lui Pips, asta ce-a mai fost? Un jurnal stenografiat zilnic de un bărbat, cu mult timp în urmă, după o metodă personală. Breeze l-a privit pe Spangler, care se ridicase în fața scaunului, bând ultimii stropi din pahar. Mai bine am luat-o din loc, a zis Breeze. Individul ăsta începe să se aprindă pentru un alt caz, Cassidy. Spangler și-a pus paharul jos și amândoi s-au îndreptat spre ușă. Breeze și-a târșit un picior și m-a privit dintr-o parte, cu mâna pe clanța ușii. Cunoști vreo blondă înaltă? Ar trebui să mă gândesc. Sper că da. Cât de înaltă? Înaltă doar. Nu știu cât de înaltă e asta. Știu doar că e înaltă pentru un tip care e și el înalt. Un macaronar, pe nume Palermo. E proprietarul casei aceleia de pe Card Street. Am fost la sala mortuară să-l vedem. E și proprietarul sălii. Zice că a văzut o blondă înaltă ieșind din bloc pe la ora 3:30. Administratorul Passmore nu-și amintește să mai fi văzut o blondă atât de înaltă. Macaronarul zice că era frumoasă. Întrucâtva dau crezare spuselor lui, deoarece mi te-a descris bine și pe tine. Pe blonda asta înaltă n-a văzut-o intrând, ci doar ieșind. Purta pantaloni marinărești, o haină sport și turban. Părul blond deschis, iar de sub turban se vedea părul bogat. N-am nicio idee, am zis. Dar tocmai mi-am amintit altceva. Am scris numărul mașinii lui Phillips pe dosul unui plic. Asta probabil o să vă ajute să-i găsiți fosta adresă. Mă duc să-l aduc. Au așteptat la ușă până m-am dus în dormitor să-l iau din haină. I-am dat lui Breeze plicul. A citit ce era pe el, apoi l-a băgat în portofel. Tocmai ți-ai amintit, da? Chiar așa. Bine, bine, a zis el. Bine, bine. Amândoi s-au îndepărtat pe coridor spre lift, clătinând din cap. Am închis ușa și m-am întors la băutura pe care n-o prea gustase. Se trezise. Am dus-o la bucătărie și am mai turnat peste ea din sticlă. Am rămas acolo, cu paharul în mână, privind pe fereastrele eucalipții care își legănau vârfurile mlădioase pe cerul albăstrui întunecat. Vântul părea să se fi stârnit din nou. Izbea în fereastră de la nord, iar pe zidul clădirii se auzea un zgomot, ca și cum un cablu se lovea de tencuială. Am gustat din băutură și mi-a părut rău că irosisem whisky proaspăt. Am turnat-o în chiuvetă, mi-am luat un pahar curat și am băut apă rece de la gheață. 12 ore ca să rezolv o situație pe care nici măcar nu începusem să o înțeleg. Să fac asta
sau să divulg tainele clientei mele și să-i las pe polițiști să se ocupe de ea și de întreaga ei familie. Angajați-l pe Marlo și vă treziți cu legea în casă. De ce să vă faceți griji? De ce să aveți îndoieli și temeri? De ce să fiți roși de suspiciune? Consultați un detectiv zbanghiu, ușuratic, cu picioarele strâmbe și distrat. Philip Marlowe, Glenview 7537. Vizitați-mă și veți cunoaște pe cei mai buni polițiști din oraș. De ce să vă pierdeți speranța? De ce să fiți singuri? Chemați-l pe Marlowe și așteptați să vină duba poliției. Nici asta nu m-a ajutat. M-am dus înapoi în camera de zi și mi-am aprins pipa care se răcise pe marginea mesei de șah. Am tras încet fumul în piept, dar mai avea încă miros de cauciuc încins. Am pus-o la loc și am rămas în mijlocul camerei, trăgându-mi buza de jos și lăsându-o apoi să se izbească de dinți. A sunat telefonul. L-am ridicat și am mormăit în el. Marlowe. Era o voce șoptită. O șoptă pătrunzătoare și gravă, pe care o mai auzisem. Da, am zis. Oricine ai fi, vorbește tare și răspicat. Pe cine am mai supărat acum? Probabil că ești un tip isteț, s-a auzit din nou șoapta. N-ai vrea să-ți faci un bine? Cât de mare? Să zicem de vreo 500. Asta e formidabil. Ce trebuie să fac? Să nu te vâri unde nu-ți fierbe oala, a zis vocea. Vreau să vorbim despre asta. Unde, când și cu cine? Clubul Idle Valley, Morney, oricând vii aici. Dumneata, cine ești? Un chicotit nedeslușit s-a auzit pe fir. Întreabă doar la poartă de Eddie Prue. Telefonul s-a închis. Am pus receptorul în furcă. Era aproape 11 și jumătate când mi-am scos mașina din garaj și am pornit spre strecătoarea Cahuenga. Capitolul 17. Cam la vreo 30 de kilometri la nord de trecătoare, începea o șosea largă care o lua spre coline. De o parte și de alta se întindeau spații verzi. După numai 5 kvartale, nu mai exista nicio clădire. Șoseaua continua cu un drum asfaltat care șerpuia printre coline. Aceasta era Idle Valley. Pe prima colină se găsea o clădire albă, scundă, cu acoperiș de țiglă. Avea o poartă acoperită și o firmă luminată de reflectoare pe care scria Idle Valley Post de Control. Porțile erau deschise până în marginea drumului, iar în mijlocul lor se înălța un indicator de culoare albă pe care scria Stop, cu litere reflectorizante. Un alt reflector lumina drumul în fața indicatorului. M-am oprit. Un bărbat în uniformă, costea și cu pistol la cingătoare, într-un toc din piele împletită, s-a uitat la mașina mea, apoi la un avizier de pe un stâlp. S-a apropiat de mașină. Bună seara! Mașina dumneavoastră nu figurează pe listă. Acesta e un drum particular. Sunteți în vizită? Merg la club. La care? Clubul Idle Valley. 87-77. Noi așa îi numim aici. Vă referiți la localul domnului Morney? Exact. Nu sunteți membru, presupun. Nu. Trebuie să iau informații de la cineva care este membru sau locuiește în vale. Știți, aici totul e proprietate particulară. Oaspeți nepoftiți, n-aveți pe aici? A zâmbit. Nu se întâmplă așa ceva. Mă numesc Philip Marlowe. Îl caut pe Eddie Prue. Prue? E secretarul domnului Morney. Sau cam așa ceva. O clipă, vă rog. S-a dus la ușa clădirii și a vorbit cu cineva, înăuntru. Un bărbat în uniformă a sunat centrala interioară. O mașină a claxonat în spatele meu. Prin ușa deschisă a postului de control se auzea țăcănitul mașinii de scris. Bărbatul care vorbise cu mine s-a uitat la mașina care claxona și i-a făcut semn să treacă. S-a strecurat pe lângă mine și a dispărut în întuneric. Era o limuzină decapotabilă, verde și lungă, deschisă, cu 3 tipe grozave pe locurile din față, toate fumând, cu sprâncene arcuite și date naibii. Mașina a luat o curbă în mare viteză și a dispărut. Bărbatul în uniformă s-a întors și a pus o mână pe portiera mașinii. E în regulă, domnule Marlowe. Treceți pe la pasnicul de la club, vă rog. Un kilometru și jumătate înainte, pe partea dreaptă. E o parcare luminată, cu numărul 87-77 pe zid. Treceți pe la pasnicul de acolo, vă rog. De ce aș face-o? Era foarte calm, foarte politicos și foarte ferm. Trebuie să știm exact unde mergeți. Sunt foarte multe de apărat în Idle Valley. Și dacă n-aș trece pe la el? Vă arde de glumă? Vocea i-a devenit aspră. Nu, voiam doar să știu. Câteva patrule ar pleca imediat după dumneavoastră. Și cât sunteți în patrulă? Nu pot să vă spun. Deci, cam la un kilometru și jumătate înainte, la dreapta, domnule Marlowe.
M-am uitat la pistol legat la șold și la insigna specială prinsă pe cămașă. Și se zice că asta e democrația, am spus. A privit în spatele meu, a scuipat în pământ și apoi a pus o mână pe portiera mașinii. Poate mai sunt și alții din ăștia, a zis el. Am cunoscut un tip care era membru al cumului John Reed din Boyle Heights. Un tovarăș, am zis eu. Necazul e că revoluțiile nu ajung în mâinile cui ar trebui. Așa-i. Pe de altă parte, ar putea oare alții să fie mai răi decât șleatca asta de șarlatan care locuiesc aici? Poate cândva o să locuiești și dumneata aici, am zis. A scuipat din nou. N-aș locui aici nici dacă mi-ar plăti 50.000 pe an și m-ar lăsa să dorm în pijama de mătase, cu șirac de perle roz la gât. Nu ți-aș face o asemenea ofertă, am zis. Făceți-mi-o oricând, ziua sau noaptea. Făceți-mi oferta și o să vedeți ce iese. Bine, acum plec și trec și pe la pasnicul de la club. Spuneți-i să se ducă unde a dus mutul iapa. Spuneți-i că am zis eu așa. O să-i spun. O mașină s-a apropiat din spate și a claxonat. O limuzină neagră, mare cât jumătate de bloc, m-a suflat de pe șosea cu claxonul și a trecut pe lângă mine, făcând un zgomot asemănător frunzelor uscate care cad. Vântul se potolise și lumina lunii din vale era așa de clară, încât umbrele păreau decupate cu cuțitul. După curbă, se întindea în fața mea întreaga vale. 1.000 de case albe, construite pe coline, 10.000 de ferestre luminate, iar stelele atârnau deasupra lor politicos, fără să se apropia prea mult, din cauza patrulei. Zidul clădirii clubului, care dădea spre drum, era alb, fără nicio ușă de intrare și nicio fereastră la parter. Numărul era mic, dar luminos, neon de culoare violetă. 87-77. Nimic altceva. Pe o latură, sub șirul de lămpi cu lumina dirijată în jos, erau aliniate mașini parcate în spații delimitate cu alb pe asfaltul negru, neted. Personalul de serviciu în uniforme curate și bățoase se mișca printre lumini. Drumul continua până la o terasă de beton de culoare închisă, cu acoperiș de sticlă și crom și lumini foarte palide. M-am dat jos și am primit un fel de etichet cu numărul mașinii pe el. L-am dus la un mic birou, unde ședea un bărbat în uniformă și l-am depus în fața lui. Philip Marlowe, oaspete. Vă mulțumesc, domnule Marlowe. A notat numele și numărul, mi-a restituit etichetul și a dat un telefon. Un negru în uniformă de pază, din pânză albă, la două rânduri, cu epoleți aurii și chipiu cu o bandă lată aurie, mi-a deschis ușa. Holul arăta nemaipomenit. O bogăție de lumini strălucitoare, decor, costume și sunet de prima calitate. Actor de mâna întâi, intrigă cu totul originală. În lumina frumoasă, domoală, indirectă, peretele părea că urcă la nesfârșit și se pierde printre stelele gingașe și lascive care licăreau aievea. Covorul era atât de gros că de-abia puteai umbla pe el fără cizme de cauciuc. În spate, o scară arcuită cu trepte largi acoperite cu covor. La intrare în sala de mese, chelnerul șef, Dolofan, cu un lampas de 5 cm la pantalon, stătea relaxat, sub braț cu un teanc de meniuri scrise cu litere aurite. Avea o fizionomie care putea trece de la zâmbetul afectat, politicos, la furie reținută, fără să-i se miște nici măcar un singur mușchi al feței. Intrarea la bar se afla în stânga. Era întuneric și liniște, iar un barman se mișca întocmai ca o molie în strălucirea slabă a paharelor și sticlelor. O blondă tânără și frumoasă, într-o rochie ce părea apă de mare presărată cu pulbere de aur, a ieșit de la toaletă, aranjându-și buzele și fredonând. Zâmbea, clătinându-și capul de aur în ritmul rumbei care răzbătea până aici. Un bărbat scund și gras, cu fața stacojie și ochi strălucitori, o aștepta cu un șal alb pe braț. Și-a înfipt degetele butucănoase în brațul ei gol și s-a uitat chiorâș la ea. O fată de la garderobă, în pijama chinezească de culoarea florii de piersic, a venit să-mi ia pălăria și și-a manifestat dezaprobarea față de hainele mele. Avea ochii ca păcatele neștiute. O fată care vindea țigări cobora scara. Purta în păr o pană de egretă. Îmbrăcămintea era atât de sumară că s-ar fi putut ascunde în spatele unei scobitori. Unul din picioarele ei lungi și frumoase era argintiu. Celălalt auriu. Avea expresia total disprețuitoare a unei tipe care își fixează întâlnirile la telefonul interurban. Am intrat în bar și m-am lăsat pe un scaun de piele, capitonat cu puf. Clinchetul paharelor era cristalin. Luminile luceau domol, voci tainice șopteau cuvinte de dragoste, discutau afaceri sau despre orice altceva ce se poate vorbi în șoaptă într-un asemenea local.
Un bărbat înalt și frumos, într-un costum gri, cu o linie superbă, s-a ridicat brusc de la o măsuță de lângă perete. S-a dus la bar și a început să-l ocărască pe unul din barman. L-a ocărât vreme îndelungată, cu o voce puternică și limpede, spunându-i cuvinte grele, pe care nu le rostesc de obicei bărbații înalți și frumoși, în costume gri, bine croite. Toată lumea tăcea și se uita la el. Vocea lui pătrundea prin melodia rumbei ca o lopată prin zăpadă. Barmanul stădea neclintit, uitându-se la el. Avea păr cârlionțat, o piele albă, caldă și ochi depărtați, atenți. Nu s-a mișcat și nici n-a spus nimic. Bărbatul înalt a ieșit din bar plin de aroganță. Toată lumea l-a urmărit, în afară de barman. Palid, barmanul a venit încet pe lângă bar spre mine, privind undeva departe, fără nicio expresie. Apoi s-a întors către mine și a zis: "Ce doriți, domnule?" "Vreau să vorbesc cu un tip care se numește Eddie Pru." "Chiar așa?" "Lucrează aici." "Cu ce se ocupă?" Vocea era uniformă și dură. "După câte știu, e umbra patronului, dacă pricep ce vreau să spun." "Oh, Eddie Pru." Și-a mușcat buzele în timp ce lustruia cu o cârpă teșgheaua, descrind cercuri mici strânse. "Cum vă numiți?" "Marlo." "Marlo, beți ceva în timp ce așteptați?" "Un martini sec ar merge." "Un martini sec. Foarte, foarte sec." "Perfect. Îl mănânci cu lingurița sau cu cuțitul și furculița?" "Tai-l felii," am zis. "O să-l ciugulesc." "În drum spre școală. Să spun și măslină într-o pungă?" "Aruncă-mi o nas, dacă în felul ăsta o să te simți ceva mai bine." "Mulțumesc, domnule. Un martini sec." S-a îndepărtat trei pași, apoi s-a întors și s-a plecat peste bar. "Am potrivit greșit o băutură." "Asta îmi spunea domnul Adineaur." "L-am auzit. Îmi vorbea așa cum îți vorbesc domnii despre astfel de lucruri. Cum le place ștabilor să-ți atragă atenția asupra micilor erori pe care le faci. L-ai auzit și dumneata." "Da," am zis, gândindu-mă cât o să o mai țin așa." "S-a făcut auzit." "Și atunci eu m-am luat de dumneata." "Mi-am dat seama," am zis. A ridicat un deget și l-a privit îngândurat. "Chiar așa," a zis. "Deși îmi ești cu desăvârșire necunoscut." "Probabil din cauza ochilor mei mari și căprui și a privirii mele blânde." "Mulțumesc, amice," a zis el și s-a îndepărtat încet. L-am văzut vorbind la telefonul din capătul teșghelei, apoi agitând un shaker. Când s-a întors cu băutura, se simțea din nou bine. Capitolul 18. Am dus băutura la o măsuță lângă perete, m-am așezat jos și am aprins o țigară. Au trecut 5 minute, fără să bag de seamă că ritmul muzicii care răzbătea prin vacarm se schimbase. Cânta o fată. Avea o voce de contralto profundă, pe care îți făcea plăcere să o asculți. Cânta Ochi negri și orchestra din spatele ei părea că doarme. Când a terminat, s-a auzit un ropot puternic de aplauze și câteva fluierături. Un bărbat de la masa vecină i-a zis prietenei lui: "Au adus-o din nou pe Linda Conquest să cânte cu orchestra. Am auzit că se măritase cu un individ bogat din Pasadena, dar n-a mers." "Drăguță voce," a zis fata. "Asta dacă îți plac vocitoarele." Am dat să mă ridic, dar o umbră s-a întins peste masa mea. Un bărbat stătea în picioare alături. Un bărbat cât o prăjină, cu fața răvășită, care își pierduse ochiul drept și avea privirea fixă a orbului. Era atât de înalt că trebuia să se aplece ca să-și pună mâna pe spătarul scaunului. Stătea în fața mea și mă cântărea din priviri fără să scoată o vorbă. Eu însă beam băutura și ascultam vocea de contralto care cânta un alt cântec. Probabil că, prea obosiți, tot încercând să țină pasul cu vremea acolo unde lucrau, clienților le plăcea muzica asta siropoasă. "Eu sunt Pru," a zis bărbatul cu șoapta lui pătrunzătoare. "Așa bănuiesc și eu. Dumneata dorești să vorbești cu mine, eu vreau să vorbesc cu dumneata și vreau să vorbesc și cu fata care a cântat Adineauri. Hai să mergem." În capătul din fund al barului era o ușă încuiată. Pru a descuiat-o și a ținut-o ca să trec, apoi am urcat în stânga niște scări acoperite cu un covor. Am dat într-un coridor lung și drept, cu mai multe uși închise. La capătul lui se vedea o stea strălucitoare printr-o plasă de sârmă prinsă într-un cadru. Pru a bătut la ușa alăturată, a deschis-o și s-a dat la o parte ca să trec. Era un birou confortabil, nu prea mare. Lângă glasfan se găsea un colțar tapisat, zidit în perete. Un bărbat în smoking alb stătea în picioare cu spatele spre cameră și privea afară. Avea părul cărunt. În cameră se vedea un safe mare, în crom, câteva clasoare,
un glob mare pe un suport, un mic bar zidit în perete și obișnuita masă de lucru a directorului, lată și masivă, cât și obișnuitul scaun capitonat cu piele, cu spătarul înalt. M-am uitat la ornamentele de pe masa de lucru, toate standard și toate de aramă. O lampă de aramă, suporturi pentru tocuri și creioane, o scrumieră de sticlă și aramă, cu un elefant de aramă pe margine, un cuțit de deschis scrisori de aramă, un termos de aramă pe o tavă de aramă, un suport de sugativă din aramă. Într-o vază de aramă se găsea o ramură de sângele voinicului de culoarea aramei. Peste tot, numai aramă. Patul de la fereastră s-a întors. Părea de vreo 50 de ani. Avea păr bogat, moale și cărunt ca cenușa. Fața era mare și frumoasă, cu nimic neobișnuit, în afară de o mică cicatrice zbârcită pe obrazul stâng, care dădea oarecum impresia unei gropițe adânci. Mi-am amintit gropița. Uitasem de om. Mi-am adus aminte că-l văzusem în filme cu ani în urmă, cel puțin 10 ani. Nu mi-am amintit filmele sau despre ce era vorba sau ce rol avusese, dar mi-am amintit fața oacheșă, mare și frumoasă, precum și cicatricea zbârcită, că atunci avea părul negru. S-a apropiat de masa de lucru, s-a așezat jos și a luat cuțitul de scrisori, cu vârful căruia a început să-și înțepe vârful degetului mare. M-a privit impasibil și a zis, „Dumneata ești Marlowe?" Am dat din cap afirmativ. „Ia loc." M-am așezat. Eddie Prue ședea pe un scaun rezemat de perete, cu picioarele din fața ale scaunului ridicate de pe podea. „Nu-mi plac curioșii," a zis Morny. Am ridicat din umeri. „Nu-mi plac pentru foarte multe motive. Nu-mi plac nici când și nici într-un fel. Nu-mi plac când îmi supără prietenii. Nu-mi plac când dau buzna peste soția mea." N-am zis nimic. „Nu-mi plac când îmi iau șoferul la întrebări și devin grosolan cu aspeții mei." N-am scos o vorbă. „Pe scurt," a zis el, „pur și simplu, nu-mi plac." „Încep să pricep ce vrei să spui." S-a înroșit, iar ochii i-au scăpărat. „Pe de altă parte, s-ar putea să-mi fi util chiar acum. Ai avea de câștigat dacă lucrezi pentru mine." „N-ar fi rea ideea." „Ai avea de câștigat dacă nu ți-ai băga nasul unde nu-ți fierbe oala." „Ce aș avea de câștigat?" „O viață lungă și multă sănătate." „Dar că am mai auzit placa asta pe undeva." „Nu mi-amintesc a cui era." A pus cuțitul pe masă și a scos din sertar o sticlă. A turnat într-un pahar, a băut, a astupat sticla și a pus-o la loc. „În meseria mea," a zis el, „tipii duri se vând cam cu 10 cenci duzina. Iar așa zis și tip duri, vin cam 12 duzini la 5 cenți. Vezi-ți de treaba dumitale, eu o să-mi văd de-a mea și nu o să avem niciun necaz." Și-a aprins țigarea. Îi tremura puțin mâna. M-am uitat la bărbatul înalt care stătea rezemat de perete ca un pier de vară într-o prăvălie de la țară. Ședea nemișcat, cu brațele lungi atârnând, cu fața cenușie și ridată, fără nicio expresie. Cineva a pomenit de niște bani. „Pentru ce?" „Restul amenințării îl cunosc. Încerc să te convingi că mă pot speria." „Vorbește cu mine așa și o să te trezești cu niște nasturi de plumb pe vestă." „Chiar așa." Sărmanul Marlowe cu nasturi de plumb pe vestă. Eddie Prue a scos un sunet sec din gât care semăna cu un chicot. „Iar cât privește sfatul de a-mi vedea de treburile mele și nu de ale dumitale," am zis, „s-ar putea ca treburile mele și ale dumitale să se cam întâlnească. Și nu din vina mea." „Cum adică?" „Asta n-ar fi bine." Și-a ridicat repede privirea și imediat și-a coborât-o din nou. „Păi, de pildă, durul dumitale de aici mi-a telefonat încercând să mă bage în sperieți. Mi-a telefonat apoi seara mai târziu și mi-a vorbit de 500. Zicea că nu mi-ar strica dacă aș veni aici să vorbesc cu dumneata. Și, de pildă, același dur, sau cineva care seamănă leit cu el, ceea ce e puțin probabil, a urmărit un coleg de brazlă care, întâmplător, a fost împușcat azi după amiază pe Car Street, în Bunker Hill." Marnie și-a îndepărtat țigara și i-a privit capătul printre gene. Fiecare mișcare, fiecare gest, exact cum scrie la carte. „Cine a fost împușcat?" „Un bărbat pe nume Phillips, un tinerel blond." „Nu l-ai simpatiza?" „Era curios." „L-am descris pe Phillips." „N-am auzit niciodată de el." „Și încă ceva. De pildă, o blondă înaltă, care nu locuiește acolo, a fost văzută ieșind din clădire exact după ce a fost omorât." „Ce blondă înaltă?" Vocea i se schimbase puțin. Trăda neliniște. „Nu știu. A fost văzută, iar bărbatul care a văzut-o ar putea o identifica dacă revedea-o. Desigur, nu e neapărat nevoie să aibă vreo legătură cu Phillips." „Bărbatul ăsta, Phillips, era detectiv?" Am dat din cap afirmativ.
Ți-am spus-o de două ori. De ce a fost omorât și cum? A fost lovit în cap și apoi împușcat în apartamentul lui. Noi nu știm pentru ce a fost omorât. Dacă am ști, am ști probabil și cine l-a omorât. Cam asta pare a fi situația. Cine e noi? Poliția și cu mine. Eu l-am găsit mort, așa că a trebuit să rămân pe aproape. Pru a lăsat picioarele din față ale scaunului jos pe covor, foarte încet, și m-a privit. Ochiul sănătos avea o expresie indolentă care îmi displăcea. Ce le-ai spus polițiștilor? A întrebat Morning. Foarte puțin. Deduc din aluziile dumitale că știi că o caut pe Linda Conquest, doamna Leslie Murdoch. Am găsit-o. Când aici? Nu știu de ce ar fi trebuit să fie un secret. Mi se pare că soția dumitale sau domnul Vanier mi-ar fi putut-o spune, dar nu mi-au spus. Soția mea n-ar spune unuia ca dumneata nici cât negru sub unghie. Are desigur motivele ei. Oricum, asta n-are mare importanță acum. În realitate, nici faptul de a vedea pe domnișoara Conquest nu mai este foarte important. Totuși, aș vrea să vorbesc puțin cu ea, dacă n-ai nimic împotrivă. Să presupunem că am. Cred că totuși aș vrea să vorbesc cu ea. Am scos o țigară din buzunar și am sucit-o între degete. Am admirat sprâncenele stufoase și încă negre ale lui Morney. Avea o linie frumoasă și o arcuire elegantă. Prue a chicotit. Morney s-a întors spre mine, păstrându-și aceeași fizionomie. Te-am întrebat ce le-ai spus polițiștilor. Le-am spus cât am putut mai puțin. Tipul ăsta, Phillips, m-a rugat să mă duc să-l văd. Dădea de înțeles că avea un caz care nu-i plăcea și că avea nevoie de ajutor. Când am ajuns acolo, era mort. Atât am spus poliției. N-au crezut că le-am spus toată povestea. Probabil nici nu e toată. Trebuie să o întregesc până mâine la prânz. Și asta și încerc. Ți-ai pierdut vremea venind aici. Aveam impresia că am fost invitat să vin. N-ai decât să te duci la dracu când vrei. Sau poți să-mi faci un mic serviciu. Pentru 500 de dolari. Oricum ar fi. Nu ne băga pe Eddie și pe mine în eventualele dumitale discuții cu poliția. Care-i natura serviciului? Azi dimineața ai fost la mine acasă. Ar fi trebuit să-ți faci o idee. Nu mă ocup cu probleme de divorț. S-a făcut alb la față. Îmi iubesc soția. Suntem căsătoriți doar de 8 luni. Nu vreau niciun divorț. E o fată minunată și descurcăreață, în general. Dar cred că acum mizează pe un număr greșit. În ce sens greșit? Nu știu. Asta vreau să aflu. Să mă lămuresc. Vrei să mă angajez la o treabă sau vrei să renunț la o treabă de care mă ocup deja? Prue a chicotit din nou dinspre perete. Morney și-a mai turnat puțin coniac și l-a dat repede pe gât. Culoarea feței a revenit. Nu mi-a răspuns. Și să mai clarific un lucru. Nu-ți pasă cum se distrează nevasta dumitale, dar nu vrei să se distreze cu unul care se numește Vanier, așa-i? Am încredere în inima ei, a zis fără grabă. Dar n-am încredere în judecata ei. Iau așa. Și vrei ca eu să găsești ceva care să-i se pună în spinare acestui Vanier? Vreau să aflu ce pune la cale. Ah, pune ceva la cale? Cred că da. Hamar n-am ce. Crezi? Sau vrei să crezi? M-a fixat o clipă cu sânge rece. A tras sertarul din mijloc al mesei de lucru, a băgat mâna înăuntru și mi-a aruncat o hârtie împărturită. Am luat-o și am despăturit-o. Era o copie în indigo a unei facturi. Cal Western, societate furnizoare de materiale dentare și o adresă. Nota de plată era pentru 30 de livre de Cristobolit Care, 15,75 dolari, și 25 de livre de Albaston White, 7,75 dolari, plus impozitul. Fusese emisă pe numele H.R. Digger, Oil Co. și ștampilată achitat, cu o ștampilă de cauciuc. În colț purta semnătura L.G. Vanier. Am pus-o pe masa de lucru. I-a căzut din buzunar într-o seară când a fost aici. Acum vreo 10 zile. Eddie și-a pus piciorul pe ea. Vanier n-a observat că-i căzuse. M-am uitat la Prue, apoi la Morney, apoi la degetul meu mare. Ar trebui să aibă vreo importanță pentru mine? Te credeam un detectiv deștept. Mi-am închipuit că-ți poți da seama. Am privit din nou hârtia, am împăturit-o și am vărât-o în buzunar. Presupun că nu mi-ai da-o dacă n-ar avea importanță. Morney s-a dus la seiful din crom de lângă perete și l-a deschis. S-a reîntors cu 5 bancnote noi, ținându-le enevanta între deget ca la poker. Le-a aranjat margine lângă margine și le-a aruncat pe masă în fața mea. Iată-și cele 500. Fă-l pe Vanier să dispară din viața soției mele și mai primește aceea sumă. Nu-mi pasă cum procedezi și nici nu vreau să știu. Fă-o doar.
Am atins bancnotele noi și proaspete cu un deget lacom. Le-am împins apoi la o parte. Mă poți plăti când și dacă îmi îndeplinesc obligațiile. Deocamdată, mă mulțumesc cu o întrevedere cu domnișoara Conquest. Morny n-a atins banii. A ridicat sticla pătrată și a mai turnat. De data asta, mi-a turnat și mie și mi-a împins paharul pe masă. Iar în ce privește asasinarea lui Phillips, am zis eu, Eddie îl cam urmărea pe Phillips. Vrei să-mi spui de ce? Nu. Necazul într-o asemenea situație e că informațiile ar putea veni de la altcineva. Când o crimă ajunge în ziare, nu știi la ce te poți aștepta. Și dacă o să se întâmple așa, o să mă învinuiești pe mine. M-a privit atent. Nu cred. Când a intrat, am fost puțin dur, dar te descurci destul de bine. O să risc. Mulțumesc. Vrei să-mi spui de ce l-ai pus pe Eddie să-mi telefoneze și să mă sperie? A privit în jos și a bătut ușor cu degetele în masă. Linda e o veche prietenă de-a mea. Tânărul Murdoch a fost să o vadă azi după masă. I-a spus că lucrez pentru bătrâna doamnă Murdoch, iar Linda mi-a spus mie. Nu știam despre ce problemă e vorba. Spui că nu te ocupi cu chestiuni de divorț, așa că bătrâna doamnă s-ar putea să nu te fie angajat ca să rezolvi o asemenea treabă. La ultimele cuvinte și-a ridicat ochii și m-a privit fix. L-am privit și eu la fel și am așteptat. Cred că sunt un om care ține la prieteni. Și nu vreau ca ei să fie necăjiți de detectivi. Murdoch îți datorează niște bani, nu-i așa? Și-a încruntat sprâncenele. Nu discut asemenea lucruri. Și-a terminat băutura, a înclinat ușor capul și s-a ridicat. Am să o trimit pe Linda sus să stea de vorbă cu dumneata. Ia-ți banii. S-a dus la ușă și a ieșit. Eddie Prue și-a descolăcit lungul trup, s-a ridicat și mi-a zâmbit vag, fără nicio semnificație. Apoi a plecat după Morning. Am aprins o altă țigară și m-am uitat din nou la nota de plată a societății furnizoare de materiale dentare. Mi-a trecut ceva confuz prin minte. M-am dus la fereastră și am privit valea. O mașină urca șerpuind pe colină spre o casă mare cu un turn pe jumătate din pereți de sticlă, luminat pe dinăuntru. Farurile mașinii au trecut pe deasupra turnului și s-au îndreptat spre un garaj. Luminile s-au stins. Valea părea și mai întunecoasă. Era liniște și destul de răcoare. Orchestra parcă se afla undeva sub picioarele mele. Se auzea ca prin vată. Nu puteam distinge melodia. Linda Conquest a intrat pe ușa deschisă din spatele meu, a închis-o și s-a oprit, privindu-mă cu o lumină rece în ochi. Capitolul 19. Semăna și nu prea cu fotografia. Avea o gură mare și nepăsătoare, nas mic, ochi mari, nepăsători, părul negru despărțit la mijloc de o cărare albă. Purta peste rochie un pardesiu alb, cu gulerul răsfrânt. Își ținea mâinile în buzunarele pardesiului, iar în gură avea o țigară. Părea mai în vârstă. Ochii erau mai aspri, iar buzele parcă uitaseră să mai zâmbească. Când cânta, zâmbea, zâmbetul acela artificial, de scenă. Dar când nu zâmbea, buzele erau subțiri, strânse și triste. S-a apropiat de masă și a privit în jos. Parcă număra ornamentele de aramă. A văzut sticla pătrată, i-a scos dopul și a turnat băutură și a dat-o pe gât cu o ușoară smucitură a mâinii. Dumneata, ești bărbatul care se numește Marlowe? A întrebat uitându-se la mine. S-a rezemat cu șorurile de masă, încrucișându-și picioarele. I-am răspuns că eu sunt bărbatul care se numește Marlowe. În general, a zis ea, sunt foarte sigură că nu o să-mi placi nici când negru sub unghie. Așa că spune ce vrei și șterge-o. Ceea ce îmi place în acest local e că totul decurge după tipic, am zis. Paznicul de la poartă, fasul de la intrare, festele de la garderobă, evreul gras, onctos și libidinos, cu balerina înaltă ce își poartă plictiseala cu demnitate. Directorul bine îmbrăcat, beat și înfiorător de prost crescut, care îl înjură pe barman. Tipul tăcut cu pistolul, proprietarul barului de noapte, cu părul moale, cărunt și maniere scoase parcă din filmele englezești. Și acum dumneata, cântăreața înaltă, brunetă, cu surâs neglijent, voce răgușită și limbaj dur. Chiar așa? A zis ea. Apoi și-a aranjat țigara între buze și a tras încet din ea. Și ce să mai zicem de șmecherul care face glume răsuflate și l-are pe vină încoace când zâmbește? Și, în definitiv, ce-mi dă dreptul să-ți vorbesc? Am spus. Că bine zici. Ce-ți dă dreptul? Îl vrea înapoi. Repede. Altfel o să dai de dracu. Credeam? A început ea să zică, dar s-a oprit nepăsătoare. Am urmărit cum și-a suprimat brusc o urmă de interes de pe față, prefăcându-se că e ocupată cu țigara. Ce vrea înapoi, domnule Marlowe? Dublonul Brusher. S-a uitat la mine și a dat din cap, amintindu-și,
lăsându-mă să văd că își amintește. Oh, dublonul Brusher. Pariez că ai uitat cu totul de el, am zis. Ba nu, l-am văzut de câteva ori. Ai zis că îl vrea înapoi. Adică și închipuie că l-am luat eu? Da, chiar așa. E o bătrână mincinoasă și decăloasă. Când cineva crede ceva, nu înseamnă neapărat că minte. Dar uneori se poate înșela. N-are dreptate? De ce i-aș fi luat moneda aia veche și stupidă? Păi, valorează o grămadă de bani. Ea crede că s-ar putea să ai nevoie de bani. Înțeleg că nu era prea generoasă. A râs. Un râs cochet, batjocoritor. Nu. Doamna Elizabeth Bright Murdoch nu poate fi socotită foarte generoasă. Ai luat-o poate doar de ciudă, am zis plin de speranță. Poate că ar trebui să te pleznesc peste mutră. Și-a stins țigara în vaza de aramă lui Morney, a format absentă chiștocul strivit cu vârful cuțitului de scrisori și l-a aruncat în coșul de hârtii. Trecând de la asta, la chestiuni probabil mai importante, am zis, vrei să divorțezi de el? Pentru 25.000 de dolari, da, a răspuns, fără să mă privească. Aș fi bucuroasă să divorțez. Nu-l iubești pe individ, nu-i așa? Îmi sfâși inima, Marlowe. El te iubește. În definitiv, te-ai măritat cu el. M-a privit calm. Să nu crezi, domnule, că n-am plătit pentru greșeala asta. Și-a mai aprins o țigară. O fată trebuie să trăiască și ea. Și nu e totdeauna așa de ușor cum pare. Poate să greșească, poate să se mărite cu un om nepotrivit, să intre într-o familie nepotrivită, umblând după ceva ce nu există. Siguranță, sau mai știu eu ce. Și fără pic de dragoste, am zis eu. Nu vreau să fiu prea cinică, Marlowe. Ai fi însă surprins dacă ai afla câte fete se mărită doar pentru a-și găsi un cămin. Dumneata ai avut un cămin și ai renunțat la el. S-a dovedit a fi prea scump. Excroaca aia bătrână și îndobitocită de vin a făcut târgul greu de suportat. Cum ți se pare ca clientă? Am avut altele și mai rele. Și-a luat un fir de tutun de pe buze. Ai observat ce-i face fete aleia? Merl? Am observat că o terorizează. Asta nu-i tot. O pune să crească păpuși. Fata a suferit un șoc și bruta asta bătrână profită de urmările șocului ca să o domine. De față cu lumea urlă la ea, dar între patru ochi e în stare să-i mângâie părul și să-i șușotească la ureche, iar fata tremură ori se înfioară. Nu am sesizat toate astea. Fata e amorezată de Leslie, dar el nu știe. Din punct de vedere afectiv, nu are mai mult de 10 ani. O să se întâmple ceva ciudat în familia asta, într-una din zilele astea. Mă bucur că n-o să fiu acolo. Ești o fată isteață, Linda, dură și înțeleaptă. Cred că atunci când te-ai măritat cu el, îți închipuiai că o să pui mâna pe avere. Și-a strimbat gura. Am crezut că va merge cel puțin o vacanță. N-a fost nici măcar atât. E o femeie vicleană și fără milă, Marlowe. Niciodată nu știi ce vrea. Una zice și alta face. Pune la cale ceva. Ai grijă. Ar omorât doi oameni? A râs. Nu glumesc. Au fost omorâți doi oameni și cel puțin unul dintre ei nu e străin de monedele rare. Nu înțeleg. A zis cu o privire goală. Uciși, vrei să zici? Am dat afirmativ din cap. I-ai spus toate astea lui Morning? Despre unul dintre ei. Polițiștilor le-ai spus? Tot despre unul dintre ei. Și-a plimbat privirea pe fața mea. Ne-am uitat fix unul la celălalt. Părea cam palidă sau numai obosită. Am avut impresia că se făcuse mai palidă decât înainte. Născociri de ale dumitale, a zis printre dinți. Am zâmbit și am dat din cap. Păru să se relaxeze. Cum rămâne cu dublonul Brusher? Nu l-ai luat dumneata. Foarte bine. Dar cu divorțul cum stă? Asta nu te privește pe dumneata. De acord. Ei, bine, mulțumiri pentru că ai stat de vorbă cu mine. Cunoști un individ pe nume Vanier? Da. Și trăsăturile i-au încremenit. Nu prea bine. E un prieten de-al lui Lois. Un foarte bun prieten. Într-una din zilele astea, i s-ar putea face o mormântare modestă și liniștită. Au și fost făcute aluzii în acest sens, am zis, în legătură cu tipul. E ceva cu tipul ăsta. De fiecare dată când îi se pomenește numele, oamenii înțepenesc. S-a uitat la mine fără să scoată o vorbă. Aveam impresia că îi umblă prin cap o idee pe care, chiar dacă era așa, și-a păstrat-o pentru sine. A zis domol. Fără doar și poate, Morny o să-l omoare, dacă nu lasă în pace pe Lois. Nu mai spune. Lois pică foarte ușor, oricine își poate da seama. Alex probabil că e singurul care nu-și dă seama. Vanier n-are nimic de a face cu cazul meu, în orice caz.
și n-are nicio legătură cu familia Murdoch. Un colț al buzei s-a ridicat și a zis: Nu? Să-ți spun ceva. Și nu prea văd de ce o fac. Sunt doar un copil grozav cu suflet mare. Vanille o cunoaște pe Elizabeth Bright Murdoch și încă bine. Nu a venit în casă decât o singură dată cât am fost eu acolo, dar a telefonat de nenumărate ori. Am prins și eu câteva telefoane. Totdeauna o cerea pe Merle. Ei, asta e ciudat. Pe Merle, zici? S-a plecat să strivească țigara și din nou a fermat chiștocul și l-a aruncat în coșul de hârtii. Sunt foarte obosită, a zis deodată. Te rog, lasă-mă. Am rămas o clipă uitându-mă la ea și mirându-mă. Apoi am zis: Noapte bună și mulțumesc. Noroc. Am ieșit lăsându-o acolo cu mâinile în buzunarele partesiului alb, cu capul aplecat și cu ochii privind la dușul meu. Era ora 2 când am ajuns la Hollywood. Am băgat mașina în garaj și am urcat în apartamentul meu. Vântul se domolise complet, dar aerul mai era încă uscat și rarefiat ca în deșert. În apartament, aerul era închis, iar trabucul lui Breeze îl viciase și mai mult. Am deschis ferestrele și am aerisit camera în timp ce mă dezbrăcam și îmi goleam buzunarele costumului. Printre alte lucruri, a apărut și nota de plată de la societatea furnizoare de materiale dentare. Era nota adresată lui H.R. Tiger pentru 30 de livre de cristobolit și 25 de livre de albaston. Am tras cartea de telefon pe biroul din camera de zi și l-am căutat pe Tiger. Apoi, în haosul din memorie, s-a făcut lumină. Adresa lui era 422 West 9th Street. Adresa de la Bellefonte Building era 422 West 9th Street. Numele H.R. Tiger îl văzusem pe ușă de la etajul 6 în Bellefonte Building, când mă furișam pe scările din dos din biroul lui Elisha Morningstar. Da, chiar și detectivii trebuie să doarmă, iar Marlowe avea nevoie de mult mai mult somn decât toți detectivii din lume. M-am culcat. Capitolul 20. În Pasadena era tot atât de cald ca și cu o zi în urmă. Trainica și masiva casă de cărămidă roșie de pe Dresden Avenue părea la fel de plăcută, iar micul negru pictat, care aștepta pe postamentul de beton, părea la fel de trist. Același fluture aterizase pe aceeași tufă de hortensia, sau semăna cu el. Aceeași mireasmă apăsătoare de vară domina dimineața și aceeași mutră acră între două vârste, cu voce aspră, a deschis când am sunat. M-a condus pe aceleași coridoare, spre aceeași cameră neluminată de soare. Doamna Elizabeth Bright Murdoch ședea pe același șezlong de trestie. Când am intrat în cameră, își turna o băutură dintr-o sticlă de porto, asemănătoare cu cea de data trecută, dar probabil că era strănepoata aceleia. Servitoarea a închis ușa, eu am așezat jos și mi-am pus pălăria pe dușul meu, întocmai ca data trecută. Doamna Murdoch s-a uitat la mine cu aceeași privire aspră și calmă și a zis: Cum e? Lucrurile merg prost. Polițiștii sunt pe urmele mele. A părut la fel de tulburată ca spinarea nemișcată unui bovine. Te credeam mai competent. N-am luat-o în seamă. Când am plecat de aici ieri dimineață, m-a urmărit un bărbat într-o limuzină. Nu știu ce făcea aici sau cum a ajuns aici. Bănuiesc că m-a urmărit până aici, deși mă cam îndoiesc. Am scăpat de el, dar a apărut din nou în holul din fața biroului meu. M-a urmărit iarăși, așa că l-am somat să-mi explice de ce. Mi-a spus că știe cine sunt și că are nevoie de ajutor. M-a invitat să merg în apartamentul lui de pe Bunker Hill și să stau de vorbă cu el. M-am dus, după ce-l văzusem pe domnul Morningstar, și l-am găsit mort, împușcat, zăcând pe dușul meu o băi. Doamna Murdoch a sorbit puțin din vin. Probabil că i-a tremurat puțin mâna, dar lumina din cameră era prea slabă ca să fiu sigur. Și-a adres glasul. Zi înainte. Se numește George Anson Phillips. Un băiat înalt, blond, cam prostuț. Pretindea că e detectiv particular. N-am auzit de el, a zis doamna Murdoch cu voce glacială. După câte știu, nu l-am văzut niciodată și nici nu știu nimic despre el. Ți-ai închipuit că l-am angajat să te urmărească? Nu știam ce să cred. Mi-a propus să colaborăm și mi-a lăsat impresia că lucra pentru un membru al familiei dumneavoastră. N-a apucat să spună prea multe. Nu. Poți fi foarte sigur de asta. Vocea de bariton era dură ca o stângă. Bănuiesc că nu știți despre familia dumneavoastră atât de multe lucruri câte credeți, doamnă Murdoch. Știu că l-a interogat pe fiul meu, contrar ordinelor mele, a zis ea cu răceală. Nu l-am interogat eu. El m-a interogat pe mine. S-a încercat.
O să vorbim despre asta mai târziu, a replicat ea cu asprime. Ce-i cu bărbatul ăsta pe care l-ai găsit împușcat? Ai necazuri cu poliția din cauza lui? Firește! Vor să afle de ce m-a urmărit, în ce problemă lucram, de ce a stat de vorbă cu mine, de ce m-a invitat în apartamentul lui și de ce m-am dus. Dar asta nu-i decât jumătate din poveste. Și-a terminat vinul și și-a mai turnat un pahar. Cum stați cu asmul? Rău, continuă povestea. L-am văzut pe Morningstar. De fapt, v-am și spus la telefon. Pretindea că nu are dublonul Brusher, dar a recunoscut că îi fusese oferit și zicea că poate face rost de el, așa cum v-am spus. Apoi mi-ați spus că v-a fost restituit. Cam asta e tot. M-a așteptat, crezând că o să-mi spună vreo poveste despre cum îi fusese restituită moneda, dar pur și simplu m-a privit posomorâtă peste paharul de vin. Așa că, întrucât am făcut un fel de aranjament cu domnul Morningstar să-i plătesc $1000 pentru monedă, n-aveai niciun drept să-l faci, a zbirat ea. Am înclinat din cap în semn că eram de acord cu ea. Poate încercam să-l păcălesc. Și știu că mă păcăleam și pe mine însumi. Oricum, după cele ce mi-ați spus la telefon, am încercat să iau legătura cu el și să-i spun că înțelegerea nu mai era valabilă. Dar nu figurează în cartea de telefon decât la birou, așa că m-am dus acolo. Era foarte târziu. Omul de la lift zicea că este încă sus. L-am găsit mort, zăcând cu fața în sus pe dușul meu. Mort dintr-o lovitură dată în cap și, după câte s-ar părea, din cauza șocului provocat. Bătrânii mor ușor. S-ar putea ca lovitura să nu fi fost dată cu intenția de a-l omorâ. Am telefonat la spitalul de urgență, dar nu mi-am dat numele. A fost deștept din partea dumitale. Zău? A fost delicat din partea mea, dar nu cred că deștept. Doamnă Murdoch, eu vreau să fiu amabil. Sper că mă înțelegeți, dar s-au întâmplat două crime în câteva ore. Și ambele cadavre au fost găsite de mine. Și ambele victime sunt legate, într-un fel, de dublonul Brusher. Nu înțeleg. Și ăstălalt, mai tânăr? Da, nu v-am spus la telefon. Credeam că v-am spus. I-am încruntat sprâncenele încercând să-mi amintesc. Știam că-i spusese. E posibil, a zis calm. Nu eram foarte atentă la ce-mi spuneai. Înțelegi, dublonul fusese restituit și păreai cam beat. Nu eram beat. Ar fi fost puțin tulburat, dar nici de cum beat. Priviți toate astea cu mult calm. Ce-i vrea să fac? Am respirat adânc. Sunt amestecat într-un fel în afacerea cu prima crimă, deoarece am găsit cadavrul și am anunțat poliția. Curând s-ar putea să fiu amestecat și în cealaltă, deoarece și de data asta am găsit cadavrul, dar n-am anunțat, ceea ce e mult mai grav pentru mine. Asta fiind situația, trebuie să dezvălui numele clientului meu până astăzi la amiază. Sunt sigură că nu o să faci așa ceva. Ar fi abuz de încredere, a zis ea, mult prea calm pentru gustul meu. Lăsați naibii vinul ăla în pace și faceți un efort să înțelegeți situația, m-am răstit la ea. A apărut vaxul prinsă și și-a împins paharul la o parte, cam vreo 10 centimetri. Băiatul ăsta, Phillips, avea brevet de detectiv particular. Cum s-a întâmplat de l-am găsit mort? Pentru că m-a urmărit. Am stat cu el de vorbă și m-a invitat să merg cu el în apartament. Când am ajuns acolo, era mort. Poliția știe toate astea. S-ar putea chiar să le creadă, dar nu crede că legătura dintre Phillips și mine este absolut o coincidență. Crede că există o legătură mai adâncă între Phillips și mine și vrea neapărat să știe ce fac. Pentru cine lucrez? E clar? O să găsești dumneata o soluție. Aștept ca asta să mă coste niște bani în plus. Firește. Am avut impresia că mă strânge cineva de nas. Mi-am simțit gura uscată. Simțeam nevoia de aer. Am respirat adânc, încă o dată, și am plonjat din nou în mormanul de osânză de pe șezlongul de trestie din fața mea, ce părea la fel de impasibil ca președintele unei bănci când refuză un împrumut. Eu lucrez pentru dumneavoastră, acum, săptămâna asta, astăzi. Săptămâna viitoare voi lucra pentru altcineva, sper. Și săptămâna cealaltă, iarăși, pentru altcineva. Ca să fac asta, trebuie să fiu în relații destul de bune cu poliția. Nu e nevoie ca cei de la poliție să mă iubească, dar trebuie să fie destul de sigur că nu-i trag pe soară. Să presupunem că Phillips nu știa nimic despre dublonul Brusher. Să presupunem chiar că știa despre el, dar că moartea lui n-are nimic de-a face cu asta. Eu trebuie să le spun totuși ce știu despre Phillips, iar ei trebuie să interogheze pe toți cei de care au nevoie. Puteți să înțelegeți asta? Legea nu-ți dă dreptul să protejezi un client, s-a răstit ea. Dacă nu-ți dă acest drept, la ce bun să angajezi un detectiv? M-am ridicat,
Am dat un ocol scaunului și m-am așezat din nou. M-am aplecat în față. Mi-am apucat genunchii și am strâns până mi s-au albit încheieturile degetelor. Legea, oricare ar fi ea, nu stă în picioare decât printr-o înțelegere, doamnă Murdoch. Ca multe alte lucruri, chiar dacă aș avea dreptul legal să tac, să refuz să vorbesc și aș ieși basma curată, odată asta ar însemna sfârșitul carierei mele. Mi-aș lega o tinichea de coadă. Iar ei, într-un fel sau altul, mi-ar plăti-o. Eu privesc cu seriozitate cazul dumneavoastră, doamnă Murdoch, dar nu într-atât încât să-mi pun singur capul pe tăietor și apoi să sângerez în poala dumneavoastră. S-a întins după pahar și l-a golit. Se pare că ai făcut o treabă grozavă. N-ai găsit-o nici pe Norma, nici dublonul Brusher. În schimb, ai găsit doi inși morți cu care n-am nici înclin, nici mânecă și ai aranjat lucrurile așa de frumos că trebuie să povestesc poliției toate afacerile mele particulare și confidențiale ca să te protejez pe dumneata de apropiați incompetență. Asta e ceea ce înțeleg. Dacă greșesc, te rog, corectează-mă. Și-a mai turnat vin și l-a dat pe gât atât de repede că a apucat-o un acces de tuse. Cu mâna tremurândă, a pus paharul înapoi pe masă, vărsând vinul. S-a zbătut în scaun cu fața congestionată. Am sărit în picioare, m-am apropiat de ea și i-am dat în spate o lovitură care ar fi zguduit și primăria orașului. A scos un geamăt lung, înăbușit, a inspirat chinuită și a încetat să mai tușească. Am apăsat pe o clapă a dictafonului și, când cineva a răspuns tare și metalic prin discul de metal, am zis: "Aduceți doamnei Murdoch un pahar cu apă, repede." Apoi am dat drumul la clapă. M-am așezat din nou jos și am urmărit-o cum își revine. Când respirația i-a devenit normală, am zis: "Nu sunteți tare. Credeți doar că sunteți. Ați trăit prea mult cu oameni care se tem de dumneavoastră. O să vedeți cum o să fie când o să întâlniți oamenii legii. Sunt profesioniști. Dumneavoastră nu sunteți decât o amătoare răsfățată." S-a deschis ușa și a intrat servitoarea cu o cană cu apă de la gheață și un pahar. Le-a pus pe masă și a ieșit. I-am turnat doamnei Murdoch un pahar cu apă și l-am pus în mână. "Trebuie sorbită, nu băută. N-o să vă placă gustul apei, dar n-o să vă facă rău." A sorbit, apoi a băut jumătate din pahar. A pus paharul jos și și-a șters buzele. "Când te gândești," a zis ea iritată, "că dintre atâția detectivi pe care i-aș fi putut folosi, a trebuit să nimeresc unul care mă terorizează în propria mea casă." "Nici asta nu rezolvă nimic. Nu dispunem de prea mult timp. Care ar fi varianta noastră pentru poliție?" "Pentru mine, poliția nu înseamnă nimic. Absolut nimic. Și dacă o să le divulgi numele meu, o să consider asta drept un abuz de încredere absolut dezgustător." Ajunsesem iar de unde pornisem. "Crima schimbă totul, doamnă Murdoch. Nu puteți tăcea când e vorba de crimă. Va trebui să spunem poliției pentru ce m-ați angajat. Nu or să publice în ziar, știți doar. Asta firește dacă or să ne creadă. În mod sigur, n-or să creadă că m-ați angajat să fac cercetări referitoare la Elisha Morningstar doar pentru că a telefonat și a vrut să cumpere dublonul. E posibil să nu afle că n-ați fi putut vinde moneda chiar dacă ați fi vrut, pentru că s-ar putea să nu le treacă așa ceva prin cap. Dar n-or să creadă că ți-a angajat un detectiv particular doar ca să facă cercetări în legătură cu un eventual cumpărător. De ce ați fi făcut-o?" "Asta mă privește pe mine, nu?" "Nu. Nu puteți să înșelați pe polițiști în felul acesta. Trebuie să-i convingeți că spuneți adevărul și că nu aveți nimic de ascuns. Atâta timp cât or să creadă că ascundeți ceva, nu or să se potolească. Oferiți-le o explicație rezonabilă și plauzibilă și or să vă lase în pace bucuroși. Iar cea mai rezonabilă și mai plauzibilă explicație e totdeauna adevărul. Aveți un motiv să nu-l spuneți?" "Toate motivele. Da, se pare că n-are nicio importanță. Trebuie oare să le spui că o bănuiam pe noră mea că ar fi furat moneda și că n-am avut dreptate?" "Ar fi mai bine." "Și că moneda mi-a fost restituită și în ce fel?" "Ar fi mai bine." "Asta m-ar umili enorm." Am ridicat din numeri. "Ești o brută lipsită de inimă. Ești o reptilă cu sânge rece. Îmi displaci. Regret profund că te-am cunoscut." "Reciproc." A întins un deget gros spre o clapă și a urlat în dictafon: "Merl! Roagă-l pe fiul meu să vină imediat aici și cred că poți veni și tu cu el." A dat drumul la clapă și a strâns degetele late la oaltă și și-a lăsat mâinile să cadă greoi în poală. Ochii posomorâți i s-au ridicat în tavan. Vocea îi era liniștită și tristă când a zis: "Fiul meu a luat moneda, domnule Marlow. Fiul meu. Propriul meu fiu." N-am zis nimic. Ne uitam fix unul la celălalt.
Peste câteva minute au intrat cei doi. Cu o voce răstită, le-a spus să ia loc. Capitolul 21. Leslie Murdoch purta un costum verzui. Părul părea umed, de parcă tocmai atunci făcuse un duș. Ședea adus de spate și privea la pantofii din piele de căprioară din picioare, învârtindu-și un inel pe deget. Nu mai avea țigaretul lung și negru și fără el părea oarecum stingher. Chiar și mustața părea puțin mai plăștită decât atunci când fusese în biroul meu. Meryl Davis arăta la fel ca în ziua de dinainte. Probabil arăta totdeauna așa. Părul blond, dar rămiu, era la fel de bine întins. Ochelarii cu ramă de zidef păreau la fel de mari și de goi, ochii din spatele lor la fel de inexpresivi. Purta chiar aceeași rochie de in cu mâne scurte. Nici o podoabă, nici măcar cercei. Încercam sentimentul ciudat de a retrăi ceva ce se mai petrecuse. Doamna Murdoch a sorbit din vin și a zis încet: "Și acum, fiule, povestește-i domnule Marlowe despre dublon. Cred că e necesar." Murdoch m-a privit calm, apoi și-a lăsat iar ochii în jos. Gura i s-a strâmbat. Când a vorbit, vocea era voalată, monotonă și obosită, ca unuia care mărturisește după o epuizantă luptă de conștiință. După cum ți-am spus și ieri în biroul dumitale, îi datorez lui Morney mulți bani, $12,000. Deși ulterior am negat, e adevărat. Da, îi datorez. Nu voiam ca mama să știe. El mă presa destul de serios să-i plătesc. Oarecum, îmi dădeam seama că va trebui să-i spun mamei în cele din urmă. Dar amânam mereu. Eu am luat dublonul, șterpelindu-i cheile într-o după-amiază când dormea, iar Mel era plecată. L-am dat lui Murney și el a fost de acord să-l păstreze ca gaj, deoarece i-am explicat că n-ar putea obține $12,000 pentru el dacă nu-i poate prezenta istoricul și nu poate dovedi că îl posedă în mod legal. A tăcut și m-a privit să vadă cum reacționez. Doamna Murdoch m-a fixat cu insistență. Tânăra îl privea pe Murdoch cu buzele întredeschise și cu o expresie de suferință pe față. Murdoch a continuat. Morney mi-a dat o chitanță, cum că era de acord să păstreze moneda drept garanție și să nu o preschimbe fără o notificare. Cam așa ceva. Nu pretind că știu cât de legal era. Când omul acela, Morningstar, a telefonat și a întrebat de monedă, am bănuit imediat că Morney încerca să o vândă. Sau, cel puțin, se gândea să o vândă și voia să-i fie evaluată de un specialist. Am fost tare speriat. S-a uitat la mine cu o privire ca atunci când ești tare speriat. După aceea și-a scos batista și și-a șters fruntea. A rămas cu batista în mână. Când Mer mi-a spus că mama a angajat un detectiv, Mer n-ar fi trebuit să-mi spună, dar mama a promis că nu va certa pentru asta. Am privit-o pe maică sa. Neînduplecata veterană și-a încleștat fălcile furioasă. Tânăra îl fixa încă și nu părea foarte îngrijorată la gândul că va fi mustrată. El a continuat. Atunci am fost sigur că mama a observat absența dublonului și te-a angajat pentru asta. Nu credeam cu adevărat că te-a angajat să o găsești pe Linda. Știam tot timpul unde e Linda. Am venit la biroul dumitale să văd ce pot afla. N-am aflat foarte multe. Ieri după amiază m-am dus să-l văd pe Morney și când i-am spus că nici măcar mama nu poate vinde moneda fără a viola prevederile testamentului Jasper Murdoch și că în mod sigur ea va pune poliția pe urmele lui după ce îi voi spune unde-i moneda, a lăsat-o mai moale. S-a ridicat și s-a dus la safe de unde a scos moneda și mi-a dat-o fără o vorbă. I-am restituit chitanța pe care a rupt-o. Am adus moneda acasă și i-am povestit mamei totul. S-a oprit și și-a șters din nou fața. În liniștea care a urmat l-am întrebat. Morni te-a amenințat? A clătinat din cap. A zis că vrea banii, că are nevoie și m-a sfătuit să fac rost de ei. Dar nu m-a amenințat. S-a purtat civilizat. Unde s-a întâmplat asta? La clubul Idle Valley, în biroul lui particular. Eddie Prue era acolo. Tânăra și-a dezlipit ochii de pe fața lui și s-a uitat la mine. Doamna Murdoch a întrebat cu o voce groasă. Cine e Eddie Prue? Garda personală lui Morni, am spus. Nu mi-am mirosit ieri chiar tot timpul, doamnă Murdoch. I-am privit fiul așteptând. Nu l-am văzut, a zis. Bineînțeles, îl știu din vedere. E de ajuns să-l vezi odată și nu-l mai uiți. Dar nu era acolo. Asta-i tot? Am întrebat. A privit-o pe maică sa. Nu-i de ajuns? A întrebat ea cu asprime. Poate. Unde-i moneda acum? Ce vrei să fie? S-a răstit ea. Era cât paci să-i spun ca să văd cum reacționează. Am reușit însă să mă stăpânesc. Cu asta se pare că s-a terminat, am zis eu. Doamna Murdoch a rostit abătută. Sărută-ți mama, fiule, și șterge-o.
S-a ridicat supus, s-a apropiat de ea și a sărutat-o pe frunte. Ea l-a bătut ușor pe mână, iar el a ieșit din cameră cu capul plecat și a închis ușa încet. I-am zis lui Merle, cred că ar fi bine să-l pui să-ți dicteze tot ce a spus aici și apoi să semneze. Merle a tresărit. Bătrâna a mârâit. Bineînțeles că nu o să fac așa ceva. Întoarce-te la treaba ta, Merle. Am vrut să auzi asta. Dar dacă vreodată te mai prind abuzând de încrederea mea, știi ce ți se întâmplă. Fata s-a ridicat și a zâmbit cu ochi strălucitori. Oh, da, doamnă Murdoch, nu o să se mai întâmple niciodată. Puteți avea încredere în mine. Sper, a bombănit bătrâna zmeoaică. Ieși. Merle a ieșit ușor. Două lacrimi mari s-au adunat în ochii doamnei Murdoch și încet și-au făcut drumul în jos pe pielea de elefant a obrajilor. După ce au ajuns la corțul Irenasului cărnos, i s-au prelins pe buze. Și-a luat în grabă batista, le-a șters, iar apoi și-a șters ochii. A pus batista la o parte, s-a întins după vin și a zis calmă. Țin foarte mult la fiul meu, domnule Marlowe, foarte mult. Toate astea mă mâhnesc profund. Crezi că va trebui să spună poliției toată istoria? Sper că nu. O să-i vină foarte greu să-i facă să o creadă. A deschis gura. Dinții au sclipit în lumina slabă. Și-a închis buzele și le-a strâns tare, privindu-mă amenințător cu capul plecat. Ce vrei să spui cu asta? S-a răstit ea. Exact ceea ce am spus. Povestea nu pare adevărată. Pare prea simplă. Sună fals. A inventat-o singur, ori ați gândit-o dumneavoastră și apoi l-ați spus să o învețe pe din afară? Domnule Marlowe, a zis ea cu o voce necruțătoare, te joci cu focul. Am dat din mână. N-o facem cu toții. Foarte bine, să presupunem că e adevărat. Morny însă o să nege și o să ne zrezim de unde am pornit. Morny va trebui să nege, pentru că altfel o să fie implicat în două crime. Ce este atât de greu de crezut în povestea asta ca să nu fie adevărat? A urlat ea. Ce sens ar avea ca Morny, un om cu relații, protecție și oarecare influență, să se implice în două crime mărunte ca să evite implicarea în ceva cu totul neînsemnat, cum ar fi de pildă vânzarea unui gaj? După mine, n-ar avea niciun sens. A privit fix, fără să scoată o vorbă. I-am zâmbit, deoarece era prima oară când avea să-i placă ceva spus de mine. V-am găsit Nora, doamnă Marlowe. E oarecum ciudat că fiul dumneavoastră, pe care se pare că îl țineți complet sub autoritatea dumneavoastră, nu v-a spus unde e. Nu l-am întrebat, a răspuns, cu o voce neobișnuit de liniștită pentru ea. S-a reîntors de unde a pornit. Cântă cu orchestra de la clubul Idle Valley. Am stat cu ea de vorbă. Într-un fel, e o fată destul de dârză. Nu vă prea are prea mult la inimă. Nu mi se pare imposibil ca ea să fi luat moneda, oarecum din răutate. Și nu mi se pare imposibil ca Leslie să știe sau să fie aflat și că a născocit bazmul ca să o apere pe ea. El zice că o iubește foarte mult. A zâmbit. Nu era un zâmbet frumos. Nu îi se potrivea câtuși de puțin. Dar era un zâmbet. Da, a zis ea blând. Da, bietul Leslie. Ar face-o. Și în acest caz, s-a oprit și zâmbetul i-a devenit aproape încântător. În acest caz, scumpa mea noră poate fi implicată în crimă. Am urmărit-o cam un sfert de minut cum savura ideea. Dumneavoastră ați fi încântată. A dat din cap, zâmbind încă, prinzând ideea care îi plăcea, înainte de a sesiza duritatea vocii mele. Apoi fața i s-a înăsprit și buzele i s-au contractat. A zis printre dinți. Nu-mi place tonul dumitale. Nu-mi place deloc. Nu vă învinovățesc. Nici mie nu-mi place. Nu-mi place nimic. Nu-mi place casa asta, nici dumneavoastră, nici aerul apăsător din casa asta. Nici fața goală de orice expresie a tinerei, nici tâmpitul de fiu pe care îl aveți. Nici acest caz, nici adevărul care nu mi-e spus, nici minciunile care vi se îndrugă despre el. Și atunci a început să urle. Urlete cumplite, față urâtă și furioasă, ochi care se mișcau furioși și plini de ură. Ieși afară! Ieși imediat din casa asta! Să nu mai rămâi o clipă! Afară! M-am ridicat, mi-am luat pălăria de pe dușul meu și am zis, plec bucuros. Am privit ochiorâși, m-am îndreptat spre ușă, am deschis-o și am ieșit. Am închis-o încet, ținând clanța cu o mână țeapănă și lăsând-o la loc ușor. Nici eu nu știam de ce. Capitolul 22. Am auzit pași grăbiți în urma mea și pe cineva strigându-mi numele, dar mi-am continuat drumul până în mijlocul camerei de zi, unde m-am oprit și m-am întors. Am lăsat-o să mă ajungă din urmă, gâfâind, cu ochii gata-gata să-i sară din cap. Părul lucitor, blond arămiu, strălucea ciudat în lumina ce intra prin ferestrele înalte.
Domnule Marlow, vă rog, nu plecați. Are nevoie de dumneavoastră, cu adevărat. Al naibii să fiu! Ți-ai pus ruși pe buze în dimineața asta. Arăți grozav. M-a apucat de mânecă. Vă rog! Soia naibă, am zis. Spune-i să se arunce în lac. Și lui Marlow poate să-i sară muștarul. Spune-i să se arunce în două lacuri, dacă unul nu-i ajunge. Nu e o soluție prea inteligentă, dar rezolvă repede. Am privit la mâna de pe mâneca mea și am îngâiat-o. Și-a tras-o cu repeziciune, iar ochii îi păreau speriați. Vă rog, domnule Marlow, are necazuri. Are nevoie de dumneavoastră. Și eu am necazuri, am bombănit. Curbelele în urma mea. De ce plângi? Oh, eu țin la ea cu adevărat. Știu că e aspră și violentă, dar are o inimă de aur. Ducă-se dracului cu inimă cu tot. Nu cred că ajung în relații atât de intime cu ea, încât asta să aibă vreo importanță. E o mincinoasă bătrână cu fața buhăită. M-am săturat de ea. Cred că a intrat serios în bucluc, dar eu nu dezgrop morții. Lucrurile trebuie să-mi fie spuse. O, sunt sigură că dacă ați avea răbdare... Mi-am pus brațul pe după umerii ei, fără să-mi dau seama. A sărit cam la un metru de mine, iar ochii trădau panica. Ne-am privit unul pe celălalt. Mi s-a auzit doar respirația. Eu cu gura întredeschisă, așa cum o țin în mod obișnuit, ea cu buzele strânse și cu nările mici și palide tremurând. Sub fardul pus cu stângăcie, îi se vedea paloarea feței. Ascultă, am zis eu încet. Ți s-a întâmplat ceva când erai mică? A dat din cap foarte repede. Te-a speriat vreun bărbat sau s-a întâmplat ceva asemănător? A dat iarăși din cap. Și-a apucat buza de jos între dințișorii albi. De atunci ești așa? Era albă la față. Ascultă, nu o să-ți fac nimic care să te sperie. Niciodată. Ochii i s-au unecat în lacrimi. Dacă te-am atins, a fost ca și cum aș atinge un scaun ori o ușă. A fost fără nicio intenție. Ai înțeles? Da. În cele din urmă scosese un cuvânt. Panica mai stăruia încă în adâncul ochilor ei, în spatele lacrimilor. Acum m-am liniștit, am zis. Sunt cu inima împăcată. Nu ai de ce să-ți faci griji în ce mă privește. Cât despre Leslie, știi că era de gânduri. Și nici pentru el nu trebuie să-ți faci griji, așa-i? Oh, da. Da, într-adevăr. Leslie era extraordinar. Pentru ea. Pentru mine nu însemna nimic. Și acum, bătrâna asta care duhnește abutoi, diaspră și dură, cred că poate mânca ziduri și scuipa cărămizi. Zbiară la dumneata, dar în esență se poartă frumos, așa-i? Da, așa e, domnule Marlow. Tocmai încercam să vă spun. Desigur. De ce nu încerci să uiți? El mai e pe aici? Cel care te-a supărat? Și-a dus mâna la gură și a început să-și roade degetul mare privindu-mă pe deasupra lui, de parcă s-ar fi uitat de pe un balcon. E mort. A căzut de la o fereastră. Am oprit-o cu mâna dreaptă. Oh, tipul acela. Am auzit de el. Nu te mai gândi la asta. Ori nu poți. Nu, a zis ea, clătinând din cap, dincolo de mână. Nu pot. Se pare că nu pot uita deloc. Doamna Murdoch mereu îmi spune să uit. Ea discută cu mine, de cele mai multe ori făcându-mă să uit. Dar pur și simplu nu pot. Ar fi mult mai bine amârâit eu, dacă și-ar ține gura aia mare. Ea nu te lasă să uiți. Păru surprinsă și oarecum jignită din cauza asta. Oh, dar asta nu-i tot. Eu eram secretarea lui. Ea era soția lui. El a fost primul ei soț. Firește, nici ea nu uită. Cum ar putea să uite? I-am scărpinat urechea. Era un fel de a mă eschiva. De pe fața ei, lipsită de orice expresie, nu puteam înțelege dacă își dădea seama cu adevărat de prezența mea. Eram o voce care venea de undeva, dar oarecum impersonală, ca o voce ce venea din propria ei ființă. Atunci am avut una din acele presimțiri ciudate pe care cel mai adesea nu te poți bizui. Ascultă, există vreo persoană cunoscută care produce asupra dumitale un asemenea efect? Cineva anume? S-a uitat peste tot în cameră. M-am uitat și eu cu ea. Nu era nimeni sub un scaun sau de după vreo ușă sau fereastră care să ne spioneze. De ce trebuie să vă spun, a șoptit ea? Nu trebuie. Faci cum crezi. Îmi promiteți că nu o să spuneți nimănui? Nimănui din întreaga lume, nici măcar doamnei Murdoch, ea ar fi ultima, promit. Și-a deschis gura și a zâmbit cu încredere. Apoi brusc s-a schimbat. Vocea aia a amuțit. A scos un fel de orăcăit. Dinții îi clănțăneau. Am vrut să strâng cu putere, dar m-am temut să o ating. Stăteam amândoi în picioare. Nu se petrecea nimic. Stăteam. Eram neputincios și inutil. Atunci s-a răsucit în loc și a fugit. I-am auzit pașii în hol. Am auzit o ușă închizându-se. Am urmat-o în hol și am ajuns la ușă.
Suspina în spatele ușii. M-am oprit și am ascultat suspinele. Nu puteam face nimic. Mă întrebam dacă cineva ar fi putut face ceva. M-am reîntors la veranda închisă cu geam, am bătut la ușă, am deschis-o și mi-am vârât capul înăuntru. Doamna Murdoch ședea așa cum o lăsase. Nu părea să se fi mișcat câtuși de puțin. Cine o sperie într-un asemenea hal pe fata asta? Am întrebat-o. Ieși afară din casa mea, a zis ea printre buzele groase. Nu m-am mișcat. Atunci a râs de mine cu o voce răgușită. Te crezi un bărbat deștept, domnule Marlowe? N-aș putea spune că fac un asemenea păcat. Să presupunem că ai încercat să descoperi singur. Pe cheltuiala dumneavoastră? A dat din numerii masivi. Posibil. Depinde. Cine știe? N-ați cumpărat nimic, am zis eu. Va trebui totuși să stau de vorbă cu cei de la poliție. N-am cumpărat nimic și nici n-am plătit pentru nimic, decât pentru restituirea monezii. Mă mulțumesc cu asta pentru banii pe care ți-am dat. Acum pleacă. Mă plictisești. Îngrozitor. Am închis ușa și m-am întors înapoi. După ușă, niciun suspin. Liniște deplină. Mi-am continuat drumul. Am ieșit din casă. M-am oprit și am urmărit cum soarele pârjolea iarba. Undeva, în spate, s-a auzit o mașină pornind și o Mercury gri a apărut pe drumul de acces de lângă casă. O conducea domnul Leslie Murdoch. Când m-a văzut, a oprit. S-a dat jos din mașină și a venit repede spre mine. Era îmbrăcat frumos. Gabardină crem, haine noi, pantalon de sport, pantofi negru cu alb, cu vârfurile negre, cămașă crem fără cravată. Pe nas avea ochelar verzi de soare. S-a oprit aproape de mine și cu o voce joasă și timidă a zis: Am impresia că mă crezi un mare ticălos. Din cauza poveștii pe care mi-ai spus-o despre dublon? Da. Asta n-a afectat câtuși de puțin felul meu de a gândi despre dumneata. Atunci? De fapt, ce vrei de la mine? A dat din numerii rotunjiți într-un gest de dezaprobator. Mustăcioara șaten roșcată, caragioasă, a strălucit în soare. Cred că îmi place să fiu simpatizat, a zis el. Scuză-mă, domnule Murdoch, îmi place că ești devota soției dumitale, dacă despre asta este vorba. Oh, ai crezut că nu spun adevărul? Adică, ai crezut că spunem toate astea doar ca să o apăr pe ea? Posibil. Înțeleg. Și-a vărât o țigară în țigaretul lung și negru pe care și l-a scos din spatele batistei de la piept. Păi, aș putea crede că nu mă simpatizez. În dosul lentilelor verzi îi se vedeau ochii mișcându-i se ca doi pești într-un bazin adânc. E un subiect stupid, am zis, și fără importanță. Pentru amândoi. A aprins țigara și a tras în piept fumul. Înțeleg, a zis. Scuză-mă că am fost destul de nepriceput ca să-l aduc în discuție. S-a răsucit pe călcâie, s-a întors la mașină și s-a urcat în ea. M-am uitat după el până s-a îndepărtat și abia atunci m-am urnit din loc. M-am dus la micul negru pictat și, înainte de a pleca, l-am îngâiat pe cap de câteva ori, zicându-i: Fiule, numai tu nu ești trăznit în casa asta. Capitolul 23. Difuzorul de perete de la poliție a mormăit și o voce a zis: 1, 2, 3, 4, probă de microfon. Înțăcănit și s-a oprit. Detectivul locotenent Jesse Breeze și-a întins brațele în sus, a căscat și a zis: A întârziat câteva ore, nu-i așa? Da, am răspuns eu. Da, ți-am lăsat un mesaj că o să întârzi. A trebuit să merg la dentist. Ia loc. Într-un colț al camerei se afla o măsuță de lucru pe care domnea dezordinea. Breeze ședea în spatele ei. În stânga lui se găsea o fereastră înaltă, fără perdele, iar pe perete, în dreapta, cam la înălțimea ochilor, un calendar mare. Fiecare zi trecută era însemnată cu grijă, printr-o cruce făcută cu creionul negru, moale. Așa că Breeze știa totdeauna exact ce zi este, doar aruncând o privire la calendar. Spangler ședea într-o parte, la o măsuță de lucru mult mai îngrijită, pe care se găsea o sugativă verde, un set de tocuri din inox, un mic calendar de alamă și o cochilie de melc marin, plină de cenușă, chibrituri și chiștoace de țigări. Spangler arunca tocuri de scris într-o pernă de catifea, rezemată de perete, ca un mexican aruncător de cuțită la țintă. Nu reușea. Tocurile refuzau să se înfigă. Camera avea mirosul acela specific, pătrunzător, străin ființelor omenești, despre care nu pot spune că e urât, dar nici plăcut, și pe care îl au întotdeauna asemenea camere. Dați unei secții de poliție o clădire nou-nouță și, în 3 luni, toate încăperilor să miroasă așa. Probabil e ceva simbolic în acest miros. Un reporter criminalist din New York scria cândva că, atunci când pășești pragul poliției, intri într-o lume aflată dincolo de lege. M-am așezat jos.
Breeze a scos din buzunar o havană învelită în ciolofan și ritualul a început. I-am urmărit fiecare mișcare. Totul se repeta cu exactitate. A tras umul în piept, a stins chibritul, scuturându-l, l-a pus ușurel în scrumiera de sticlă neagră și a zis: "Hei, Spangler!" Spangler și-a întors capul. Breeze și-a întors capul. Și-au zâmbit. Breeze a arătat cu țigara spre mine. "Uită-te la el cum transpiră!" Spangler a trebuit să-și miște picioarele pentru a se întoarce destul de bine ca să mă vadă cum transpir. Nu știam dacă transpir. "Sunteți deștepți, nevoie mare," am zis. "Cum naiba reușiți?" "Lasă glumele," a zis Breeze. "Ai avut o dimineață încărcată?" "Așa și așa." Zâmbea încă. Și Spangler zâmbea. Lui Breeze nu-i plăcea să înghită orice. În cele din urmă și-a adres glasul. Fața lui mare și pistruiată a devenit gravă. Și-a întors capul așa încât să mă poată vedea fără să se uite la mine. Și, cu o voce vagă și goală, a zis: "Hench a mărturisit." Spangler s-a întors ca să mă privească. S-a plecat înainte pe marginea scaunului și buzele i s-au întredeschis într-un zâmbet extatic, aproape indecent. "Cu ce l-ați convins? Cu un târnăcop?" "Nu." Tăceau amândoi și mă priveau fix. "Cu un macaronar," a zis Breeze. "Un ce? Te bucuri? Îmi spui sau ai de gând să stai acolo mulțumit și înfumurat, privindu-mă cât sunt de bucuros?" "Nu ne place să privim un om fericit. Nu prea avem ocazia." I-am pus o țigară în gură și am mișcat-o în sus și în jos. "Am folosit un macaronar împotriva lui. Un macaronar pe nume Palermo." "Oh, știi ceva?" "Ce?" a întrebat Breeze. "Tocmai mă gândeam cum sună o conversație cu niște polițiști." "Ce?" "Ei cred că fiecare vorbă este o poantă." "Și orice arestare, o arestare justificată," continuă Breeze calm. "Ascultă, vrei într-adevăr să afli sau te ții de glume?" "Vreau să aflu." "Iată cum a fost. Hench era beat. Beat turtă, nu glumă. Așa o ținea de câteva săptămâni. Fără mâncare și fără somn. Doar băutură. Ajunsese la stadiul în care alcoolul nu te mai îmbată. Te ține treaz. Era ultima lui legătură cu lumea reală. Când un nins ajunge în halul ăsta și îl privesc de băutură, fără să-i dai în schimb nimic care să-l potolească, e un om pierdut." N-am zis nimic. Spangler mai avea încă aceeași privire răutăcioasă. Breeze și-a lovit ușor trabucul cu mâna, dar n-a căzut scrum. Apoi l-a pus în gură și a continuat. "E un psihopat, dar noi n-avem nevoie de așa ceva în povestea asta, să fie limpede. Avem nevoie de un nins fără fișe medicale la psihiatrie." "Credeam că sunteți sigur că Hench e nevinovat." Breeze a dat din cap nehotărât. "Asta a fost noaptea trecută." "Sau poate glumeam. Oricum, în timpul nopții, Hodorong Trong, Hench o ia razna. L-au dus la infirmeria închisorii și l-au îndopat cu narcotice. Doctorul închisorii. Asta rămâne între noi. Niciun narcotic pe fișă, pricepi?" "Mult prea limpede," am răspuns eu. "Da." Observația mea i-a trezit o ușoară suspiciune, dar era prea prins de expunerea lui ca să-i acorde vreo atenție. "În dimineața asta se simte bine. Drogul acționează încă. Insul e palid, dar liniștit. Am fost să-l vedem. Cum te simți, băiețaș? Ai nevoie de ceva?" "Chiar nimic. Te ajutăm cu plăcere. Ești tratat bine?" "Știi, Marlo, cum merg lucrurile." "Știu cum merg lucrurile." Spangler și-a lins buzele într-un mod dezgustător. "Așa că, după o vreme, își deschide pliscul suficient ca să zică Palermo." "Palermo e numele macaronarului de vis-a-vis, proprietarul serviciului de pompe funebre și al blocului cu apartamente de închiriat. Ți-amintești de el?" "Sigur că ți-amintești." "El e acela care a pomenit de o blondă înaltă." "Fleacuri. Macaronarii ăștia n-au decât blonde în cap. În serii de câte 12. Dar Palermo ăsta e un tip important. Ne-am interesat în cartier. Taie și spânzură. Un tip de care nu te poți lega. Și nici n-am de gând să mă leg de el. Îi zic lui Hench: "Vrei să spui că Palermo ți-e prieten?" El zice: "Aduceți-l pe Palermo." Așa că ne întoarcem și telefonăm lui Palermo, care zice că vine imediat. "Perfect. Vine foarte curând." Îi zicem cam așa: "Hench vrea să vă vadă, domnule Palermo. Nu știu de ce." "E un băiat necăjit," zice Palermo. "Un băiat simpatic. Presupun că e bine. Vrea să mă vadă? Perfect. O să-l văd. O să-l văd însă singur, fără vreun polițist." Eu zic: "Foarte bine, domnule Palermo." Și ne ducem la infirmeria închisorii, unde Palermo stă de vorbă cu Hench, fără să-i asculte cineva. După un timp, Palermo iese și zice: "E în regulă, șefule. Va mărturisi. Poate voi plăti un avocat. E simpatic, bietul băiat." Cam așa s-au petrecut lucrurile. Și a plecat. N-am zis nimic. S-a făcut o pauză. Difuzorul de pe perete a anunțat un buletin.
Breeze și-a ridicat capul, a ascultat cam 10-12 cuvinte și apoi nu l-a mai luat în seamă. Așadar, ne ducem la Hench cu o stenografă și omul vorbește. Phillips s-a dat la drăguța lui Hench. Asta s-a petrecut alaltăieri în Holz. Hench l-a văzut din cameră, însă înainte de a putea ieși în hol, Phillips intrase în apartamentul lui. Hench s-a înfuriat și a lovit-o pe fată peste ochi, dar nu s-a mulțumit cu atât. A început să clocească ceva în mintea lui, așa cum fac bețivii. Ce zice el? Tipul ăla nu trebuie să se dea la iubita mea. O să-l fac să nu mă uite câte zile o avea. Așa că nu îl scapă din ochi pe Phillips. Iar după amiază, îl vede când intră în apartament. Îi spune fetei să meargă la plimbare, ea nu vrea, iar el o vește peste celălalt ochi. Fata pleacă la plimbare. Hench ciocănește la ușa lui Phillips. Phillips îi deschide și Hench e puțin surprins că i-a deschis. Eu i-am spus lui Hench că Phillips te aștepta pe dumneata. În orice caz, ușa se deschide, Hench intră și spune lui Phillips ce simte și ce are de gând să facă. Phillips se sperie și scoate un pistol. Hench îl lovește cu toată puterea. Phillips se prăbușește, dar Hench nu se mulțumește numai cu atât. Lovește un ins cu toată puterea și el cade. Și cu ce te-ai ales? N-ai nicio satisfacție, nu te-ai răzbunat. Hench ridică pistolul de pe podea. E beat turtă și nemulțumit. Phillips îl apucă de gleznă. Hench nu-și dă seama de ce a făcut tot ce a urmat. Totul-i confuz în mintea lui. Îl tărăște pe Phillips în baie și face de pretrecanie cu propria-i armă. Ce zici? Îți place figura? Grozav, am zis. Și ce a realizat cu asta? Știi cum sunt bețivii. Oricum, îi face de petrecanie. Cu pistolul lui Phillips, înțelegi? Dar nu poate aranja o sinucidere. Nu-i oferă nicio satisfacție. Așa că ia pistolul lui Phillips și și-l pune sub perună, iar de-a lui se descotorosește. Nu vrea să spună cum. Probabil l-a pasat unui tip de-al dracului din cartier. După asta găsește fata și mănâncă împreună. Grozavă idee, am zis. Să pună pistolul sub pernă. Niciodată nu mi-ar fi trecut prin cap așa ceva. Breeze s-a lăsat pe spate în scaun și privește în tavan. Spangler, personaj de bază în această comedie, s-a răsucit pe scaun, a luat câteva tocuri și a aruncat unul în pernă. Și acum să judecăm lucrurile, a zis Breeze. La ce a dus această ispravă? Iată cum a procedat. Deși beat, a fost isteț. Găsește pistolul și îl arată înainte ca Philip să fi fost găsit mort. Așa că mai întâi ni se servește ideea că sub perna lui Hench se găsește pistolul cu care a fost ucis un om, în orice caz se trăsese cu el, iar abia după aia găsim cadavrul. Am crezut cele spuse de Hench. Păreau logice. Dar cum să crezi că ar exista un om atât de naiv încât să facă ce a făcut Hench? N-ar avea niciun sens. Și așa am ajuns să credem că altcineva a pus pistolul sub perna lui Hench, iar de a lui Hench s-a descotorosit. Și dacă presupunem că Hench s-a descotorosit de arma crimei și nu de a lui, ar fi avut mai multe șanse să iasă basma curată. Așa stând lucrurile, am fost îndreptățit să-l suspectăm. Dar nu în mod deosebit. Felul în care a aranjat lucrurile ne-a făcut să credem că e un bețiv inofensiv, care a ieșit, a lăsat ușa deschisă și cineva i-a pus un pistol sub pernă. Aștepta, cu gura întredeschisă. Mâna puternică și pistruiată ținea trabucul ridicat în dreptul gurii, iar în ochii albaștri spălăciți îi se citea o mulțumire tainică. Păi, am zis eu, dacă oricum are de gând să mărturisească, toate astea nu prezintă nicio importanță. Își va recunoaște vina? Desigur, așa cred. Presupun că Palermo l-ar putea scăpa cu o acuzație de crimă fără premeditare, însă nu sunt sigur, firește. De ce l-ar scăpa Palermo? Pentru că îl simpatizează și Palermo e un tip de care nu ne putem lega. Înțeleg. M-am ridicat. Spangler m-a privit pieziș cu ochi strălucitori. Cu fata cum rămâne, am întrebat. Nu vrea să scoată o vorbă. E și rată. Nu-i putem face nimic. Totul a fost bine lucrat. Nu te poți plânge, nu? Îți place, nu-ți place, asta e treaba. Ce zici? Fata e o blondă înaltă, am zis. Nu chiar o prospătură, dar oricum o blondă înaltă. E drept că e numai una, dar poate că Palermo se mulțumește și cu atât. Firar să fie, la asta nu m-am gândit, a zis Breeze. De fapt, se gândise, dar renunțase la idee. Nu prezintă interes Marlo, n-are clasă. Când e dichisită și trează, nu știi niciodată ce poate ieși din ea. Clasa se dezvoltă repede în alcool. Mai vrei ceva de la mine? Cred că nu. Și-a îndreptat trabucul spre ochiul meu. Nu că n-aș vrea să-ți cunosc versiunea, dar cred că așa cum stau lucrurile, n-am dreptul să insist. Frumos din partea dumitale, Breeze. Și dintre dumitale, Spangler. Vă doresc numai bine în viață. M-au urmărit amândoi cu gurile ușor căscate până am ieșit. Am coborât până în holul mare de marmură, apoi m-am dus să-mi iau mașina de la parcare. Capitolul 24.
Domnul Pietro Palermo ședea într-o cameră care, cu excepția unei mese descris cu capacul lou de mahon, a unui triptic sacru cu marginile aurite și a unui crucifix mare de abanos și fildeș, arăta exact ca un salon victorian. O sofa în formă de potcoavă și scaune de mahon sculptat, protejate cu șervețele de dantelă. Pe căminul de marmură gri-verde, un ceas de bronz aurit. În colț, o pendulă mare ticăia leneș. Pe o masă ovală, cu tăblia de marmură și picioare curbate, elegante, sub o cupolă de sticlă, se găseau câteva flori de ceară. Covorul era gros și plin de flori grațioase. Se mai găsea un scrin plin de mărunțișuri, ceșcuțe de porțelan fin, figurine de cristal și porțelan, fleacuri de fildeș și lemn de trandafir negru, farfurioare pictate, un set american de solnițe vechi, în formă de lebede și alte lucruri asemănătoare. La fereastră atârnau perdele lungi de dantelă, dar cum camera dădea spre miază zi, era plină de lumină. Vis-a-vis se vedeau ferestrele apartamentului în care fusese ucis George Anson Phillips. Strada era însorită și liniștită. Italianul, înalt, cu pielea smeadă, cu cap frumos și păr cărunt, a citit cartea mea de vizită și a zis: "Peste 12 minute am treabă. Ce doriți, domnule Marlowe?" "Eu sunt persoana care a găsit ieri cadavrul de vis-a-vis. Era un prieten de-al meu." Ochii negri și reci m-au examinat calm. "Lui Luc nu i-a spus asta." "Luc? E administratorul imobilului." "Eu nu vorbesc prea multe cu oameni necunoscuți, domnule Palermo." "Asta e bine. Cu mine vorbiți, m? Dumneavoastră sunteți un om de vază, un om important. Cu dumneavoastră pot vorbi. M-ați văzut ieri. M-ați descris poliției foarte precis." "Așa mi-au spus." "Da, eu văd multe," a zis fără emoție. "Ieri ați văzut o femeie înaltă și blondă ieșind de acolo." "M-a studiat." "Nu ieri. Asta a fost acum 2-3 zile. Polițiștilor le-am spus că ieri." Și a pocnit degetele lungi și negricioase. "Curcanii, tu! Ați văzut ieri vreun străin pe aici, domnule Palermo?" "Există o intrare în spate. Mai e o scară la etajul al doilea," a spus el și a privit ceasul de la mână. "Deci nimic," am zis. "Azi dimineață l-ați văzut pe Henge." Și-a ridicat ochii și a plimbat alene peste fața mea. "Curcanii v-au spus, m? "I-au spus că l-ați convins pe Henge să mărturisească. Ziceau că e prietenul dumneavoastră." "Bineînțeles, nu știau cât de bun prieten." "A mărturisit Henge, zici?" "Zâmbit. Un zâmbet neașteptat, admirabil." "Dar nu Henge a comis crima," am zis eu. "Nu?" "Nu." "Asta e foarte interesant. Continuați, domnule Marlowe." "Mărturisirea e o aiureală. L-ați convins să o facă din anumite motive." S-a ridicat în picioare, s-a dus la ușă și a strigat: "Tony!" S-a așezat din nou. Un măcaronar scund, cu chipul dur, a intrat în cameră. S-a uitat la mine și s-a așezat lângă perete, pe un scaun cu spătarul drept. "Tony, omul ăsta este domnul Marlowe. Ia-i cartea de vizită." Tony a venit să o ia și s-a așezat jos, cu ea în mână. "Uită-te foarte bine la omul ăsta, Tony. O să-l ții minte, m?" Tony a zis: "Lăsați pe mine, domnule Palermo." "V-a fost prieten, m? Prieten bun, m?" a întrebat Palermo. "Da." "Asta e rău." "Asta e rău. O să vă spun ceva. Prietenul e prieten, o spun eu. Dar să nu suflați o vorbă nimănui. Nici măcar vreunui curcan a furisit?" "Nu." "Asta e o promisiune, domnule Marlowe. Nu trebuie să o uitați." "Nu o să uitați." "Nu o să uit." "Tony nu o să vă uite. Pricepeți?" "V-am dat cuvântul meu. Ceea ce îmi spuneți rămâne între noi." "Foarte bine, perfect. Eu mă trag dintr-o familie numeroasă. Multe surori și mulți frați. Un frate rău. La fel de rău ca Tony." Tony a zâmbit. "Perfect. Fratele ăsta trăiește foarte liniștit. Peste drum. O să trebuiască să se mute. Nici una curcanii pe aici. Pun prea multe întrebări. Asta nu-i bine. Nu-i bine nici pentru afaceri, nici pentru fratele ăsta rău. Pricepeți?" "Da," am zis, "pricep." "Perfect. Henge ăsta nu e un om bun, dar e sărman, bețiv și n-are nicio slujbă. Nu plătește chirie, dar eu câștig o groază de bani. Așa că eu zic, ascultă, Henge, mărturisește. Ești un om bolnav. Ești bolnav de vreo 2-3 săptămâni. Mergi la tribunal. Am eu avocat pentru tine. Dă-i dracului declarația. Zici că ai fost beat. A furisiții de curcan nu știu ce să facă. Judecătorul îți dă drumul. Vii la mine și eu îți port de grijă. De acord?" Așa că Henge a fost de acord și mărturisește. Asta e tot." Eu am zis,
Și după 2 sau 3 săptămâni, fratele cel rău e departe de aici, i s-a pierdut urma, iar curcanii or să claseze probabil cazul Philips ca nerezolvat. Așa e? Da. A zâmbit din nou. Un zâmbet splendid, cald, ca sărutul morții. Asta rezolvă problema lui Hench, domnule Palermo, dar nu mă ajută în legătură cu prietenul meu. A clătinat din cap și s-a uitat din nou la ceas. Am ridicat. S-a ridicat și Tony. N-avea de gând să facă nimic, dar e mai bine să fii în picioare. Te miști mai repede. De cazul am zis eu, e că voi, ăștia, faceți mister din nimica toată. Nu puteți face un pas fără parolă. Dacă m-aș duce la sediul poliției și le-aș spune băieților ce mi-ați povestit, mi-ar râde în față. Aș râde și eu cu ei. Tony nu prea râde, a zis Palermo. Lumea e plină de oameni care nu râd, domnule Palermo. Ar trebui să știți. Pe mulți ați aranjat. Asta e treaba mea, a zis el, dând din numeri furios. O să-mi țin promisiune, am zis. Dar dacă aveți cumva îndoieli, nu încercați să vă jucați cu mine. În cartierul meu sunt un om destul de apreciat și, dacă joaca s-ar termina prost pentru Tony, cheltuielile de mormântare ar fi suportate de firma dumneavoastră. Și n-ați câștigat nimic. Palermo a râs. Asta e bun, a zis el. Tony, o mormântare suportată de firmă. În regulă. S-a ridicat și mi-a întins mâna. O mână frumoasă, puternică și caldă. Capitolul 25. În holul lui Belfont Building, în singurul lift luminat, pe bucata de pânză de sac împăturită, ședea nemișcată aceeași relicvă cu ochii apoși și o mână. Am intrat în lift și am zis, 6. Liftul a început să urce clătinându-se și bălăbănindu-se. S-a oprit la 6 și am ieșit. Bătrânul s-a plecat în afară ca să scuipe și a zis încet, ce se pune la cale? M-am întors dintr-o dată ca un manechin pe un podium rotativ. L-am privit fix. Astăzi aveți costum gri, a zis el. Da, așa e, am. E frumos. Îmi place și cel albastru pe care îl purtați ieri. Continuă, spune tot. Ați urcat la 8, de 2 ori. A doua oară era târziu. V-ați întors la 6. Nu peste mult timp au dat busna băieții în albastru. Mai e vreunul sus acum? A clătinat din cap. Fața era lipsită de orice expresie. Nu le-am spus nimic. Acum e prea târziu să mai pomenești ceva. M-ar mânca de viu. De ce? De ce nu le-am spus? Tu, că se naibii. Ați vorbit cu mine civilizat. Ai naibii de puțini oameni vorbesc așa. Firar să fie. Știu că n-aveți niciun amestec în crima aceea. N-am fost corect cu dumneata. Deloc. Am scos o carte de vizită și i-am dat-o. El a luat din buzunar niște ochelari cu ramă de metal, i-a agățat pe nas și a ținut cartea de vizită cam la vreo 30 de centimetri distanță de ei. A citit-o încet, mișcându-și buzele, apoi m-a privit pe deasupra ochelarilor și mi-a întins-o înapoi. Mai bine păstrați-o dumneavoastră. S-ar putea să o pierd din neatenție. Cred că duceți o viață foarte interesantă. Da și nu. Cum te cheamă? Grandy. Ziceți-mi doar bunicule. Cine l-a omorât? Nu știu. N-ai observat pe nimeni urcând acolo sau coborând? Cineva care nu locuiește în clădire sau care să ți se pare necunoscut? Nu prea sunt atent. Dumneavoastră v-am remarcat întâmplător. O blondă înaltă, de pildă, ori un bărbat înalt și subțirel, cu perciuni, cam de vreo 35 de ani? Nu. Toți oamenii coboară sau urcă cu liftul dumitale? A dat din cap. Doar dacă nu folosesc scările de incendiu. Ies pe coridor prin ușa cu zăvor. Ar trebui să intre pe aici, dar sunt scări în spatele liftului până la etajul 2. De acolo pot ajunge la scările de incendiu. Nimic mai ușor. Am dat din cap. Domnule Grandy, ți-ar fi de folos o bancnotă de 5 dolari? Nu ca mită, ci în semn de stimă de la un prieten sincer. Mi-ar fi, fiule, și încă cum. Aș avea atâtea de făcut cu ea că perciunii lui Abraham Lincoln s-ar umezi. I-am dat una. Am uitat la ea înainte să-i o întind. Într-adevăr, îl avea pe Lincoln, pe ea. Am păturit-o și și-a vârât-o adânc în buzunar. E foarte drăguț din partea dumneavoastră, a zis. Sper să nu credeți că am urmărit așa ceva. Am clătinat din cap și am pornit pe coridor, citind din nou diferitele nume. Dr. A.G. Blaskowitz, medic chiropractician, Dalton și Rees, birou de copiat acte, L. Prittview, expert contabil, 4 uși fără nume, societatea Mailing Moss, încă 2 uși fără nume, H.R. Tiger, laboratoare dentare. Am în aceeași poziție cu biroul lui Morningstar, 2 etaje mai sus, dar camerele erau dispuse diferit. Tiger avea doar o ușă, iar între ea și ușa vecină, peretele era mai lat. Clanța nu s-a răsucit. Am ciocănit. Niciun răspuns. Am bătut mai tare.
Același rezultat. M-am întors la lift. Mai era încă la etajul 6. Bunicul Grandy mă privea venind de parcă nu mă mai văzuse niciodată. Știți ceva despre H.R. Tigger? L-am întrebat. S-a gândit. Voinic, destul de bătrân, haine neîngrijite, unghii murdare ca ale mele. Dacă stau să mă gândesc, nu l-am văzut astăzi. Crezi că administratorul mi-ar da voie să intru în biroul lui și să mă uit? Administratorul e un om sucit. Nu v-a sfătuit să o faceți. Și-a întors capul foarte încet și a privit în sus. Deasupra capului atârna o cheie, pe o verigă mare de metal, un șperaclu. Grandy și-a lăsat capul în jos, s-a ridicat de pe taburet și a zis: trebuie să merg la closet, chiar acum. A plecat. După ce ușa s-a închis în urma lui, am luat cheia și m-am întors la biroul lui H.R. Tigger. L-am descuiat și am intrat. Un lantreu fără ferestre, mobilat cu economie. Două scaune, lampadar dintr-un demisol al vreunui magazin de borax, o masă de lemn vopsită cu câteva reviste cu poze pe ea. Ușa s-a închis în urma mea și s-a făcut întuneric. Prin geamul de sticlă zgronțuroasă venea doar puțină lumină. Am aprins lampa și m-am apropiat de ușa pe care scria H.R. Tigger, privat. Nu era încuiată. Biroul era pătrat, cu două ferestre orientate spre răsărit, fără perdele și cu pervazurile pline de praf. Un scaun turnant și două scaune cu spătar drepte, amândouă de lemn grosolan, vopsit, fără ornamente. Mai era și o masă de lucru aproape pătrată. Pe ea nu se găsea decât o sugativă veche, un set ieftin de tocuri și o scrumieră de sticlă, rotundă, cu scrum de trabuc în ea. Sertarele mesei de lucru conțineau câteva hârtii prăfuite, clame, elastice, creioane uzate, tocuri, penițe ruginite, sugative folosite, patru timbre a 2 cenți, neanulate, câteva scrisori cu antetipărit, plicuri și câteva imprimate de bonuri. Coșul de hârtii din sârmă era plin. Am pierdut aproape 10 minute ca să mă uit destul de atent prin el. Când am terminat, știam ceva de care eram deja aproape sigur, că H.R. Tigger conducea o mică afacere de tehnician dentar, făcând muncă de laborator pentru un număr de dentiști din cartierele neprospere ale orașului. Tipul de dentiști cu cabinete mizere, la etajul întâi, deasupra unor magazine fără lift. Dentiști lipsiți atât de pricepere, cât și de aparatură necesară pentru a face singur munca de laborator. Oameni care preferă să apeleze la alții ca și ei, decât la laboratoarele mari, competente și cu experiență, dar care nu le-ar acorda niciun credit. Am găsit totuși ceva. Adresa de acasă a lui Tigger, pe o notă de plată a gazelor, locuia pe strada Toberman, la numărul 1354B. Mi-am îndreptat spatele, am pus la loc tot ce era în coș și m-am dus la ușa de lemn pe care scria laborator. Avea încuietoare iale și șperaclul nu se potrivea. Asta era tot. Am stins lumina și am plecat. Liftul era din nou la parter. Am sunat după el. Când a ajuns sus, m-am pofilat pe după bunicul Granny ca să agăs cheia deasupra capului său. Veriga a zângănit când s-a lovit de lift. Bătrânul a zâmbit. S-a dus, am zis eu. Cred că a plecat aseară și a luat cu el o groază de lucruri. Nu mai e nimic pe masa de lucru. Bunicul Grandy a dat din cap. A cărat 2 valize. Oricum, nu l-am băgat în seamă. Cei mai mulți cară câte o valiză. Ne-am închipuit că își predă lucrările. Ce lucrări? Am întrebat, în timp ce liftul huruia, doar ca să zic ceva. Dinți care nu se potrivesc. Pentru nenorociți ca mine. Nu prea bagi lumea în seamă, am zis, în timp ce ușile se deschideau în hol. Nu remarci culoarea ochilor unuia la 20 de pași. Nu observ prea multe. A zâmbit. Ce-am făcut? Mă duc la el acasă ca să aflu. Cred că și-a luat tălpășița. Aș vrea să fiu în locul lui, a zis bunicul Grandy. Chiar dacă a ajuns numai până la San Francisco și acolo l-au arestat, tot aș vrea să fiu în locul lui. Capitolul 26. Strada Toberman. O stradă largă, plină de praf, la intersecția cu Pico. Numărul 1354B era un apartament la etaj, spre sud, într-o clădire vopsită în galben cu alb. Intrarea era pe verandă, lângă o alta cu numărul 1352B. Intrările la apartamentele de la parter erau în colțuri, una în fața celeilalte. Am sunat mult, chiar și după ce m-am convins că nu o să-mi răspundă nimeni. Într-un asemenea cartier există totdeauna câte cineva care te-i scodește prin geam. Bineînțeles, ușa de la 1354A s-a deschis. O femeie mărunțică și cu ochii negri s-a uitat la mine. Părul negru, spălat și ondulat, era un morman încâlcit de ace de păr. O căutați pe doamna Tigger? M-a întrebat cu voce stridentă. Pe domnul sau pe doamna? Au plecat aseară în concediu. Au încărcat bagajele și au plecat târziu.
M-au rugat pe mine să aranjez cu lăptarul și vânzătorul de ziare să le întrerup abonamentul. N-au prea avut timp. Totul a fost pe neașteptate. Mulțumesc! Ce fel de mașină au? În camera din spatele femeii, un dialog care sfâșia inima dintr-un serial de dragoste, m-a izbit în față ai doma unui prosop de bucătărie ud. Femeia cu ochii negri a zis, sunteți un prieten de-al familiei? Vocea îi trăda o suspiciune egală cu cabotinismul din glasul interpreților de la radio. N-are importanță, am zis cu o voce aspră. Tot ce vreau sunt banii noștri. Există multe căi de a afla ce mașină au. Femeia și-a ridicat capul, ascultând. Asta e biula mei, mi-a zis, cea cu zâmbet trist. Nu vrea să meargă la dans cu doctorul Myers. Mă temeam eu că așa o să fie. Dă-o că să naibii. Am zis și m-am întors la mașină și am plecat acasă, la Hollywood. Biroul era gol. Am descuiat cealaltă cameră, am deschis ferestrele și m-am așezat. O altă zi se apropia de sfârșit. Aerul era împâxit și apăsător. De bulevard se auzea uruitul năucitor al circulației. Și Marlowe, în birou, sortează corespondența zilei sorbind dintr-o băutură. 4 avize, 2 note de plată, o vedere frumos colorată de la un hotel din Santa Rosa, unde stătusem 4 zile anul trecut, pe când lucram la un caz. O scrisoare lungă, bătută prost la mașină, de la un bărbat pe nume Peabody, din Sausalito, care încerca într-un mod vag și puțin confuz să mă convingă că scrisul de mână al unei persoane suspectate, dacă ar fi supus unui examinări sistem Peabody, ar dezvălui, folosind clasificarea lui Freud și Jung, trăsăturile afective ale individului. Înăuntru se găsea un plic trimbrat cu adresă. După ce l-am deschis și am aruncat scrisoarea și plicul, mi-a venit în minte imaginea unui bătrân patetic, cu păr lung, pălărie neagră de fetru și papion negru, legănându-se într-un balansoar, pe o verandă șubredă, în fața unei ferestre cu litere gravate pe ea și cu miros de ciolan pe varză strecurându-se printr-o ușă alăturată. Am oftat, am luat plicul din coșul de gunoi, am scris numele și adresa pe unul nou, am împăturit o bancnotă de $1 într-o coală de hârtie și am scris pe ea. Aceasta este categoric ultima contribuție. Am semnat, am lipit plicul, am pus un timbru pe el și mi-am mai turnat un pahar de băutură. Mi-am umplut pipa, am aprins-o și am început să fumez. N-a venit nimeni, n-a telefonat nimeni, nu s-a întâmplat nimic. Nimănui nu-i păsa dacă a murit sau dacă am plecat la El Paso. Treptat, uruitul circulației s-a potolit. Cerul și-a pierdut strălucirea. Departe spre apus era roșu. Peste acoperișuri, la un bloc vecin, se vedea arzând o lampă de neon. Ventilatorul din magazinul de cafea se învârtea monoton. Un camion încărcat a dat înapoi și s-a înscris în circulație uruind. În cele din urmă a sunat telefonul. Am răspuns. Domnul Marlowe? A întrebat vocea. Domnul Shaw la telefon. De la blocul Bristol. Da, domnule Shaw. Ce mai faceți? Foarte bine, mulțumesc, domnule Marlowe. Sper că și dumneavoastră sunteți bine. E aici o tânără care vrea să fie lăsată să intre în apartamentul dumneavoastră. Nu știu de ce. Nici eu, domnule Shaw. N-am comandat așa ceva. V-a spus cum o cheamă? Oh, da, desigur. O cheamă Davis. Domnișoara Meryl Davis este, cum să zic, în pragul isteriei. Lăsați-o să intre, am zis eu repede. În 10 minute sunt acolo. E secretara unui client. E o chestiune de afaceri serioasă. Întocmai. Oh, da. Să rămân cu ea? Cum credeți? Am zis și am închis. Trecând pe lângă ușa deschisă a băii, am văzut în oglindă o față foarte agitată. Capitolul 27. După ce am răsucit cheia în ușă și am deschis-o, l-am văzut pe Shaw ridicându-se de pe canapea. Era un bărbat înalt, cu ochelari. Avea capul chel și țuguiat cu urechile plăștite. Pe față i se întipărise un zâmbet amabil de idioțenie politicoasă. Fata ședea în fotoliul meu de la masa de șah. Nu făcea nimic, ședea pur și simplu. A, iată-vă, domnule Marlowe, a ciripit Shaw. Da, întocmai. Domnișoara Davis și cu mine am avut o conversație foarte interesantă. Îi spuneam că la origine eu sunt din Anglia. Dânsa nu mi-a spus de unde este. Zicând acestea, s-a apropiat de ușă. Foarte amabil din partea dumneavoastră, domnule Shaw, am zis. Cu plăcere, a ciripit, cu plăcere. Acum plec. Cina mea poate... Foarte drăguț din partea dumneavoastră. Apreciez gestul. A dat din cap și a plecat. Strălucirea nefirească a zâmbetului părea să zăbovească în aer și după ce ușa s-a închis, ca zâmbetul pisicii din Cheshire. Hello, am zis. Hello, a răspuns ea. Vocea era foarte calmă și foarte serioasă.
purta un taior maro de in. Pe cap avea o pălărie de pai, cu borurile largi și calota joasă, cu panglică de catifea maro, asortată cu culoarea pantofilor și cu garnitura de piele a poșetei de pânză. Pălăria era așezată cu destulă îndrăzneală pentru ea. Ochelarii îi lipseau. În afară de față, arăta foarte bine. În primul rând, ochii erau de-a dreptul anormali, albi în jurul irisului, cu privirea oarecum fixă. Când îi se mișca ochii, auzeai parcă ceva scârțâind. Gura era strânsă la colțuri. Partea de mijloc a buzei superioare se ridica mereu de pe dinții în sus, de parcă era trasă cu ață. Se ridica nefiresc de mult. Partea inferioară a feței se contracta într-un spasm, după care gura se închidea strâns. Apoi totul se repeta. Avea ceva și la gât. Capul se lăsa încet spre stânga, cam vreo 45 de grade. Apoi se oprea. Gâtul îi se contracta și capul îi aluneca pe spate. Aceste două mișcări, împreună cu imobilitatea trupului, cu mâinile încleștate în poală și cu privirea fixă, erau de ajuns ca să-ți dea de gândit. Între masa de lucru pe care se găsea o cutie de tutun și scaunul ei, era masa de șah, împreună cu cutia pentru piese. Mi-am scos pipa din buzunar și m-am dus să o umplu din cutia de tutun. În felul acesta am ajuns în fața ei la masa de șah. Poșeta era pe marginea mesei, în fața ei, într-o parte. Când m-am apropiat, a tresărit puțin, dar după aceea s-a liniștit. A încercat chiar să zâmbească. Am umplut pipa și am aprins-o cu un chibrit. După ce l-am stins, l-am mai ținut în mână. "Nu porți ochelari," am zis. A început să vorbească. Vocea era liniștită, reținută. "Oh, îi port doar prin casă și când citesc. Sunt în poșetă." "Acum ești în casă. Ar trebui să-i porți." Am întins mâna întâmplător după poșetă. Nu s-a clintit. Nu mi-a urmărit mâinile. Ochii erau pe fața mea. M-am întors puțin într-o parte când am deschis poșeta. Am scos tocul ochelarilor și l-am pus pe masă. "Pune-i." "Oh, da, o să-i pun. Dar cred că va trebui să-mi scot pălăria." "Da, scoat-o." Și-a scos pălăria și a pus-o pe genunchi. Apoi și-a amintit de ochelari, dar a uitat de pălărie. În timp ce s-a întins după ochelari, pălăria a căzut pe dușul meu. Și-a pus ochelarii. Asta a înfrumusețat-o, sau cel puțin așa mi s-a părut. În timpul acesta i-am scos pistolul din poșetă și l-am strecurat în buzunarul meu de la șold. Nu cred că a observat. Era la fel cu coltul automat 25, cu mânerul din lemn de nuc, pe care îl văzusem în sertarul din dreapta de sus al biroului ei, cozi înainte. M-am apropiat de canapea și m-am așezat. "Ei, și acum ce facem? Ți-e foame?" "Am fost acasă la domnul Vanie," a zis ea. "Da? Locuiește în Sherman Oaks, la capătul lui Escamillo Drive, chiar la capăt." "Probabil că da," am zis la întâmplare și am încercat să fac un rotocol de fum, dar n-am reușit. Un nerv mi se zbătea în obraz și asta nu-mi plăcea. "Da," a urmat ea cu vocea reținută, cu buza superioară mișcându-i sensul și în jos și clătinându-și într-una bărbia. "E multă liniște acolo. Domnul Vanie stă acolo de 3 ani. Înainte a stat pe colinele Hollywoodului, pe strada Diamond. Stătea acolo cu un alt bărbat," zicea domnul Vanie, "dar nu s-au înțeles prea bine." "Am impresia că aș putea o înțelege și pe asta," am zis. "De cât timp îl cunoști pe domnul Vanie?" "De 8 ani." "Nu îl cunosc foarte bine. Trebuia să-i duc din când în când un colet. Ținea să-i duc personal." Am mai încercat să fac un rotocol de fum. Zadarnic. "Bineînțeles, nu mi-a plăcut prea mult niciodată. Era teamă că... Dar n-a încercat." Pentru prima dată, fața ei a căpătat o expresie umană, naturală, de surpriză. "Nu, n-a încercat. Adică n-a încercat cu adevărat, dar avea pijamaua pe el." "Se relaxa omul," am zis eu. "Stătea toată după amiaza în pijama. Ce să-i faci? Unii sunt plini de noroc, nu-i așa?" "Cred că știa ceva," a zis ea cu seriozitate în glas. "Ceva care îi face pe oameni să-i plătească bani. Cu mine, doamna Murdoch a fost extraordinar de bună, nu-i așa?" "Desigur. Astăzi cât îi duceai lui Vanie?" Doamna Murdoch zicea că atâta e tot ce poate pune la o parte și, într-adevăr, nu poate mai mult. Zicea că trebuie să se termine odată, că nu se mai poate așa. Domnul Vanie promitea mereu că o să se termine, dar erau numai vorbe. Așa procedează ei. Nu mai era decât un lucru de făcut. Știu asta de ani de zile. Vina a fost toată a mea și doamna Murdoch a fost foarte bună cu mine. Altceva mai rău nu mi se mai putea întâmpla, nu-i așa? I-am ridicat mâna și mi-am frecat tare obrazul ca să-mi liniștesc nervul ce-mi zâcnea. A uitat că nu-i răspunsesem și a continuat. "Așa că am făcut-o. Stătea acolo în pijama, cu un pahar lângă el. Rânja la mine. Nici măcar nu s-a ridicat ca să-mi dea drumul înăuntru. Dar era o cheie în ușa din față.
O lăsase cineva acolo. Era și vocea i s-a oprit în gât. Era ok, nu șa din față, am zis. Așa că ai reușit să intri. Da. A dat din cap cât pe ce să zâmbească din nou. Și restul n-a fost mare lucru. Nici măcar nu mi-aminte să fi auzit bubuitura. Dar cred că s-a auzit și încă tare. Așa cred și eu, am zis. M-am apropiat de el ca să nu dau greș. Și domnul Vanie ce a făcut? N-a făcut absolut nimic. Doar rângea la mine. Atâta tot. N-am vrut să mă întorc la doamna Murdoch și să-i mai fac necazuri. Nici lui Leslie. Când a pronunțat numele lui Leslie, glasul i-a scăzut și un ușor fior i-a străbătut trupul. Așa că am venit aici. Pentru că n-ai răspuns la sonerie, l-am căutat pe administrator și l-am rugat să mă lase înăuntru ca să te aștept. Eram sigură că vei ști ce trebuie făcut. Pe ce obiecte din casă ai pus mâna când ai fost acolo? Îți amintești cumva? Vreau să spun, în afară de ușa de la intrare. Ai intrat și ai ieșit din casă, fără să atingi vreun obiect? A început să se gândească și fața ei s-a liniștit. Oh, mi-amintesc un lucru. Am stins lumina înainte de a pleca. Era o lampă, una din lămpile acelea care luminează în sus, cu becuri mari. Pe aceea am stins-o. Am dat din cap și am zâmbit. Marlowe, un zâmbet, optimist. La ce oră s-a întâmplat? Cam de cât timp? Oh, chiar înainte de a veni aici. Am venit cu mașina. Am luat mașina doamnei Murdoch, aceea despre care ai întrebat ieri. Am uitat să spun că nu și-a luat-o când a plecat. Sau ți-am spus? Da, îmi amintesc acum că ți-am spus. Ia să vedem. O jumătate de oră ca să ajungi până aici. Aici ești de aproape o oră. Asta ar însemna că ai plecat de la Vanie cam pe la 5:30 și ai stins lumina. Exact. A dat iarăși din cap, de-a dreptul încântată. Încântată că și-a amintit. Am stins lumina. Vrei să bei ceva? Oh, nu. A scuturat din cap cu multă hotărâre. Nu beau nimic. Te-ar deranja dacă eu aș bea? Bineînțeles că nu. De ce m-ar deranja? M-am ridicat și am studiat-o din priviri. Buza îi se ridica încă și capul îi se mai rotea, dar nu prea mult. Parcă se conducea după un rind care scădea treptat. Nu știam cât de departe să împing lucrurile. Era posibil să se simtă cu atât mai bine cu cât vorbea mai mult. Nimeni nu știe prea bine cât durează efectele unui șoc. De unde ești? Păi, stau la doamna Murdoch în Pasadena. Vreau să zic casa părintească. Unde sunt părinții? Părinții mei locuiesc în Wichita, dar nu merg acolo niciodată. Le scriu uneori, dar nu i-am văzut de ani de zile. Cu ce se ocupă tata? Are o clinică pentru câini și pisici. E medic veterinar. Sper ca ei să nu afle. N-au aflat nici data trecută. Doamna Murdoch n-a spus nimănui. S-ar putea să nu afle. Mă duc să-mi aduc băutura. Am ieșit din cameră, prin spatele scaunului ei și m-am dus la bucătărie. Am pregătit o băutură tare și am dat-o pe gât dintr-o înghițitură. Am scos pistolașul de la șold și am văzut că siguranța era pusă. Am mirosit țeava și am tras afară magazia. Un cartuș se găsea pe țeavă. Era un tip de pistol care nu se descarcă atunci când magazia este scoasă. L-am ținut în așa fel încât să mă pot uita în obturator. Cartușul era de alt calibru și stătea strâmb. Parcă era calibru 32. Cartușele din magazie erau bune, calibrul 25. Am pus totul la loc și m-am reîntors în camera de zi. N-auzisem niciun zgomot. Alunecase probabil în fața scaunului peste frumoasa ei pălărie. Era rece ca gheața. Am întins-o, i-am scos ochelarii și m-am uitat să văd dacă nu-și înghițise limba. I-am vrut batista mea împărturită în colțul gurii ca să nu-și muște limba când o să-și revină. Am dus la telefon și l-am sunat pe Carl Mouse. Philip Marlowe, doctore, mai ai pacienți sau ai terminat? Nu mai am. Plec acum. Ai vreun necaz? Sunt acasă, am răspuns. În blocul Bristol, apartamentul 408, dacă nu mai ții minte. Am o fată aici care a leșinat. Nu mi-e teamă de leșin. Mi-e teamă să nu ia razna când își revine. Nu-i da nicio băutură. Pornesc chiar acum spre dumneata. Am închis telefonul și am îngenunchiat lângă ea. Am început să-i frecționez tâmplele. Și-a deschis ochii. Buzele au început să-i se ridice. I-am tras batista din gură. Și-a ridicat ochii spre mine și a zis. Am fost la domnul Vanier acasă. Locuiește în Sherman Oaks. Eu... Vrei să te ridici și să te așezi pe canapea? Mă cunoști? Marlowe, Marlene tot care pune întrebarea anapoda. Hello, a zis. Am ridicat-o. S-a lăsat peste mine țeapănă, dar n-a scos o vorbă. Am întins-o pe canapea, i-am tras fusta peste picioare, i-am pus o pernă sub cap și i-am ridicat pălăria de pe podea. Era ca o plătică. Am străduit-o îndrept, apoi am pus-o pe masa de lucru. În timpul acesta mă urmărea din ochi. Ai chemat poliția? A întrebat domnul. Nu încă. Am fost preocupat. Părea surprinsă. Nu eram sigur, dar probabil se și slovise.
Am deschis poșeta și m-am întors cu spatele spre ea ca să strecor pistolul înăuntru. M-am uitat să văd ce mai avea în ea. Tot soiul de fleacuri. Două batiste, un ruj, o pudrieră de argint și email roșu, pachetele de tifon, un bormoneu cu mărunțiș și câțiva dolari în bagnote. Nici o țigară, nici un chibrit, nici un bilet de teatru. Am deschis fermoarul buzunarului. Acolo se ținea permisul de conducere și un pachet de bancnote, 10 de câte 50. Le-am frunzărit. Niciuna nu era nouă. În elasticul cu care erau legate era vârâtă o hârtie împăturită. Am scos-o, am desfăcut-o și am citit-o. Era dactilografiată cu grijă și datată azi. Era o chitanță obișnuită, prin care, dacă ar fi fost semnată, se recunoștea primirea 500 de dolari. Plată în cont. Probabil că nu va fi niciodată semnată. Am strecurat banii și chitanța în buzunarul meu. Am închis poșeta și m-am uitat spre canapea. Fata privea în tavan. Trăsăturile îi trăsărau din nou, ca mai înainte. M-am dus în dormitor și am luat o pătură ca să o învelesc. După asta am intrat în bucătărie să mai beau ceva. Capitolul 28. Doctorul Karl Moss era un evreu mătăhălos, cu mustața la Hitler, ochi bulbucați și calm, ca o mare liniștită. Și-a pus pălăria și servieta pe un scaun și s-a apropiat de fata de pe canapea. A privit-o enigmatic. Sunt doctorul Moss. Cum te simți? Nu sunteți de la poliție? S-a plecat spre ea și a luat pulsul, urmărindu-i respirația. Unde te doare, domnișoară? Davis, am zis eu. Domnișoara Mary Davis. Domnișoară Davis, nu mă doare nimic, a răspuns ea cu ochii țintiți asupra mea. Nici, măcar nu știu de ce stau întins aici. Credeam că sunteți de la poliție. Știți, am omorât un om. E, ăsta e un impuls omenesc normal. Eu am omorât cu zecile, a zis doctorul, fără să zâmbească. Ea și-a ridicat busa și a întors capul după el. Să știi că nu trebuie să faci asta, a zis el cu blândețe. Simți aici și colo un spasm al nervilor și, în loc să-l neglijezi, îl bagi în seamă, făcând din asta o dramă. Ai putea să-l stăpânești dacă ai vrea. Aș putea? A șoptit ea. Dacă vrei. Nu e necesar. Mie mi-e indiferent. Nu te doare nimic, zici. Nu, și-a clătinat din cap. Doctorul a bătut-o ușor pe umăr și s-a dus în bucătărie. M-am dus după el. S-a rezemat de chiuvetă și m-a fixat cu răceală. Care-i povestea? E secretara unei cliente, o doamnă Murdoch din Pasadena. Clienta e oarecum o bestie. Acum vreo 8 ani, un bărbat i-a făcut curte lui Merle. Nu știu cât de insistent. Apoi, nu cred că imediat, dar cam în perioada aceea omul a căzut pe fereastră. Sau a sărit. De atunci, ea nu suportă să fie atinsă de niciun bărbat. Nici măcar întâmplător. Aha. Ochii bulbucați ai doctorului continuau să mă fixeze. Crede că el a sărit pe fereastră din cauza ei? Nu știu. Doamna Murdoch este văduva bărbatului. S-a recăsătorit, iar cel de-al doilea soț a murit și el. Merle stă la ea. Bătrâna o tratează așa cum își tratează un părinte aspru, copilul neascultător. Înțeleg. Complex regresiv. Asta ce mai e? Șoc emoțional și încercarea subconștientului de a se refugia în copilărie. Dacă doamna Murdoch o ceartă mult, dar nu prea mult, tendința se accentuează. Are loc un proces specific copilăriei, de identificarea sentimentului de subordonare cu nevoia de ocrotire. E nevoie să intrăm în toate amănuntele astea? Am râit eu. Mi-a zâmbit calm. Ascultă, amice, fata e în mod evident nevrotică. Starea asta e parțial provocată, parțial deliberată. Vreau să spun că în realitate se complace în această situație. Oricum, nu ăsta e lucrul cel mai important acum. Dicea că a omorât un om? Un bărbat pe nume Vanier, care locuiește în Sherman Oaks. Se pare că e vorba de un șantaj. Merle trebuia să-i ducă banii din când în când. Se temea de el. L-am văzut și eu. Un tip nesuferit. S-a dus la el azi după amiază și zice că a împușcat. De ce? Zice că nu i-a plăcut cum se uita la ea. Cu ce l-a împușcat? Are un pistol în poșetă. Nu mă întreba de ce. Nu știu. Dar dacă l-a împușcat ea, n-a făcut-o cu pistolul ăsta. Pistolul are pe țeavă un cartuș de alt calibru, blocat acolo, care n-are cum lua foc. De fapt, nici nu s-a tras cu pistolul ăsta. Prea complicat pentru mine. Sunt doar doctor. Ce vrei să fac cu ea? Mai zicea, am urmat eu, ignorând întrebarea lui, că lampa era aprinsă, deși era cam ora 5:30 și o după amiază de vară frumoasă. Tipul era în pijama. În broasca ușii de la intrare se găsea o cheie. El nu s-a ridicat să-i dea drumul înăuntru. Stătea jos și rângea la ea. Oh, a zis doctorul clădinând din cap. Și-a împins o țigară între buzele groase și a aprins-o. Dacă te aștept să spun că ea doar își închipuie că l-a împușcat,
N-aș putea să o fac. Din descrierea dumitale, deduc că omul fusese împușcat. Așa-i? Frate dragă, n-am fost acolo, dar în privința asta, cel puțin totul pare destul de limpede. Dacă ea crede că l-a împușcat și nu joacă teatru, și Doamne, ce teatru joacă indivizii ăștia, e un indiciu că ideea exista de mult în mintea ei. Nici că avea pistol, deci ideea exista în mintea ei. Are probabil un complex de culpabilitate. Vrea să fie pedepsită ca să îi spășească vreo crimă reală, ori imaginară. Te mai întreb încă o dată, ce vrei să fac cu ea? Nu e bolnavă, nu e smintită. Nu o să se mai întoarcă la Pasadena. Oh, m-a privit curios. Are familie? În Luicita. Taicăsu e medic veterinar. O să telefonez, dar ea trebuie să rămână aici peste noapte. Nu știu ce să zic. Are destulă încredere în dumneata ca să petreacă noapte în apartamentul dumitale? A venit aici de bunăvoie și nu într-o vizită. Cred că are încredere în mine. A ridicat din umeri, trecându-și degetele prin firele aspre ale mustății negre. Păi, o să-i dau niște nembutal și o culcăm. Iar dumneata te poți plimba prin casă luptându-te cu conștiința. Eu o să plec. Mă duc acolo să văd ce s-a întâmplat. Și ea nu poate să rămână singură aici. Și niciun bărbat, fie el chiar doctor, nu s-o bage în pat. Cheamă o infirmieră. Eu o să dorm în altă parte. Philip Marlowe, ești un gentleman demodat. Perfect. Voi rămâne aici până vine infirmiera. S-a întors în camera de zi și a telefonat la oficiul de plasare a infirmierelor. După aceea a telefonat soției lui. În timp ce telefona, Merle s-a ridicat în capul oaselor pe canapea și și-a împreunat mâinile în poală, afectată. Nu înțeleg de ce era lampa aprinsă, a zis deodată. Nu era deloc întuneric în casă. Care-i prenumele tău? Am întrebat-o. Dr. Wilbur Davis. De ce? N-ai vrea ceva de mâncare? Carl Moss mi-a zis de lângă telefon. Mâine o să-i prindă bine, dar acum s-ar putea să se repete criza. A terminat convorbirea, a închis telefonul și s-a dus să-și ia servieta. S-a reîntors cu două capsule galbene în mână pe niște vată. A dus un pahar de apă, i-a întins capsulele și i-a zis: înghite-le. Nu sunt bolnavă, nu-i așa? A întrebat ea uitându-se la doctor. Înghite-le, fetițo, înghite-le. Le-a luat și le-a băgat în gură, apoi a apucat paharul cu apă și a băut. Eu mi-am pus pălăria și am plecat. Coborând cu liftul, mi-am amintit că nu văzusem cheile de la mașină în poșeta ei, așa că am coborât în hol și am ieșit în bulevardul Bristol. Nu mi-a fost greu să găsesc mașina. Era parcată strâmb, la vreo 60 de centimetri de bordură. Era o Mercury Grey, decapotabilă, cu numărul 2X111. Mi-am amintit că era numărul mașinii Lindy Murdoch. Un port chei de piele atârna în contact. Am intrat în mașină și am pornit motorul. Rezervorul de benzină era aproape plin. Am luat-o din loc. Era o mașinuță drăguță și nerăbdătoare. Prin Cahuenga Pass, parcă zbura. Capitolul 29. Escamillo Drive urca și cobora de-a lungul a 4 quartale. Era o șosea foarte îngustă, cam 5 case la fiecare quartal, și urca printr-un loc sălbatic, pe o colină cafenie, pe care în acest anotimp nu creștea nimic altceva decât salvie și manzanita. La ultimul și cel de-al 5-lea quartal, Escamillo Drive făcea o curbă la stânga, ajungea până la poalele colinei și aici dispărea. În acest ultim quartal se găseau 3 case, 2 la colțuri și una în fundătură. Aceasta era a lui Vanie. La lumina farului se vedea cheia în ușă. Era un bungalow de tip englezesc, cu acoperiș înalt, cu ferestrele de la fațadă cu grilaj, un garaj într-o parte și o rulotă parcată lângă garaj. Lumina lunii se așternea domol peste gazon. Un stejar uriaș acoperea fereastra din față. În casă nu se vedea nicio lumină, cel puțin de la intrare. Dată fiind poziția casei, o lumină în camera de zi în timpul zilei nu părea cu totul nefirească. Era o casă întunecoasă, cu excepția dimineții. Pentru un cuib de îndrăgostiți era ideală, care ședința unui șantajist nu mi se părea potrivită. Moartea neașteptată te poate ajunge oriunde, dar Venie își crease condiții favorabile. Am intrat pe drumul de acces, am mers cu spatele ca să ies din fundătură și apoi am luat-o spre colț, unde am parcat mașina. Am întors pe jos, pe șosea, pentru că nu exista trotuar. Ușa din față era făcută din scânduri de șejar, tăiate oblic acolo unde se îmbinau și prinse în fier. În loc de mâner rotund, era o clanță obișnuită. Cheia apartamentului se vedea în broască. Am sunat. S-a auzit sunetul îndepărtat al unui clopoțel, răsunând noaptea într-o casă goală. Am acolit stejarul și am îndreptat lanterna aprinsă între canaturile ușii de la garaj.
Mașina era acolo. Am ocolit casa. O curticică fără flori, împrejmuită cu un zid jos de piatră. Încă 3 stejari, o masă și 2 scaune de metal sub unul din stejari. În spate, un crematoriu pentru gunoi. Am luminat în rulotă înainte de a mă întoarce la intrare. Nu părea să fie cineva înăuntru. Ușa era încuiată. Am descuiat ușa de la intrare, lăsând cheia în broască. Aici n-aveam de gând să fac o treabă de găgăuță, orice ar fi fost. Voiam să fiu sigur. Am pipăit cu mâna pe peretele de lângă ușă după întrerupător. Am găsit unul și l-am răsucit. De jur împrejurul camerei s-au aprins perechi de aplice, cu lumină slabă, pe suporturi încastrate în perete, dezvăluind lampa cea mare de care îmi vorbise Merl, precum și alte lucruri. Am aprins lampa și am strins aplicele de pe pereți. Lampa avea un bec mare răsturnat într-un vas de sticlă gingașă. Se puteau obține 3 intensități de lumină. Am învârtit întrerupătorul până le-am avut pe toate. Era o cameră mare cu o ușă în fund. În față, în dreapta, se găsea o arcadă și dincolo de ea o mică sufragerie. Draperiile de la arcadă erau pe jumătate trase, draperii grele de brocart verde deschis, destul de uzate. Șemineul era la mijloc, pe peretele din stânga. De o parte și de alta, cât și pe peretele din fața lui, se găseau rafturi cu cărți. 2 canapele în colțuri, un scaun maro, unul roz, unul maro și auriu cu țesătură jacquard și un scaunel pentru picioare. De sub pantalonul de la pijamaua galbenă apăreau gleznele dezgolite și picioarele în papuci de marochin verde închis, sprijinite pe scaunel. Încet, cu atenție, mi-am ridicat ochii de la picioare în sus. Un halat de mătase imprimată, verde închis, legat cu un cordon cu ciucuri. Din halatul deschis la piept se vedea o monogramă pe buzunarul pijamalei. În buzunar, o batistă albă. Gâtul era galben, fața întroasă într-o parte, îndreptată spre oglinda de pe perete. M-am apropiat și am privit în oglindă. Într-adevăr, părea să rânjească. Mâna stângă zăcea între genunchi și marginea scaunului. Dreapta i-a târna peste scaun. Vârfurile degetelor îi atingeau covorul și mânerul unui revolver cam de calibrul 32, un pistol cu butoi, aproape fără țeavă. Partea dreaptă a feței se rezema de spătarul scaunului. Umărul drept era maro închis din cauza sângelui. Se mai vedea sânge și pe mânecă și pe scaun. Pe scaun era chiar foarte mult. Capul, mă gândeam, nu-și putuse lua poziția aceea de la sine. Vreunui suflet sensibil nu-i plăcuse probabil partea dreaptă a capului. Mi-am ridicat piciorul și am împins ușor scaunelul câțiva centimetri într-o parte. Tocurile papucilor s-au mișcat în silă pe suprafața de jacquard. Omul era țapă în calemnul. M-am aplecat și am atins glezna, mai rece ca gheața. Pe o masă, lângă cotul drept, un pahar umplut pe jumătate cu băutură trezită, o scrumieră plină de chiștoace și scrum. 3 chiștoace aveau ruj de buze pe ele. Ruj roșu deschis, folosit de obicei de blonde. Lângă un alt scaun mai era o scrumieră în care se găseau chibrituri, foarte mult scrum, dar niciun chiștoc. În aerul din cameră, un parfum destul de puternic se luptase cu mirosul morții și fusese învins. Deși înfrânt, persista încă. Am început să umblu prin restul casei, aprinzând și stingând lumini. 2 dormitoare, unul cu mobilă din lemn de pin, celălalt din lemn de arțar roșu. Cel mobilat cu lemn de pin părea să fie pentru oaspeți. O baie drăguță, pardosită cu plăci de ceramică de culoare cafenie și purpurie, cu un spațiu pentru duș și ușă de sticle. Bucătăria era mică. În ghiuvetă se găseau multe sticle. O groază de sticle, de pahare și de urme de degete. O groază de dovezi. Sau poate că nu, după cum va arăta cazul. M-am întors în camera de zi și m-am oprit în mijlocul ei. Am respirat profund, întrebându-mă la cât îmi va fi evaluată pielea când voi anunța și acest caz. Să anunț acest caz și să raportez că tot eu sunt tipul care l-a găsit pe Morningstar și a dat bir cu fugiții. Prețul va fi mic, foarte mic. Marlow, 3 crime, împotmolit în morți până la gât. Și absolut nimic rezonabil, logic, favorabil mie. Dar nu ăsta era lucrul cel mai rău. În clipa în care voi da totul în vileag, voi înceta să mai fiu un detectiv liber. Nu o să mai fac ceea ce fac și nu o să mai descoper ceea ce descoper. Carl Moss ar putea fi dispus să o protejeze pe Mel cu mantia lui Esculap, până la un punct. Sau ar putea crede că cel mai mare bine pe care l-ar putea face ar fi să-i scoată din cap ceea ce o chinuie. M-am reîntors la scaunul cu țesătură jacquard, am strâns din dinți și am apucat capul lui Vanier de păr ca să-l trag de pe spătarul scaunului. Cartușul intrase pe la tâmplă. Poziția putea sugera sinucidere.
Dar oamenii ca lui Svanie nu se sinucid. Un șantajist, chiar unul speriat, are un sentiment al puterii la care ține. Am lăsat capul să cadă unde voia și m-am plecat ca să-mi șterg mâna pe covor. Când m-am plecat, am văzut colțul unei rame de tablou sub raftul de jos al mesei, lângă cotul lui Vanie. M-am apropiat și m-am întins după el cu o batistă. Sticla era crăpată de-a curmezișul, căzuse de pe perete. Am văzut cuiul. Îmi puteam imagina cum se întâmplase. Cineva stătea în picioare în dreapta lui Vanie, a plecat chiar peste el. O persoană pe care o cunoștea și de care nu se temea. Și pe neașteptate scosese pistolul și îl împușcase în tâmpla dreaptă. Și atunci, speriat de sânge sau de reculul împușcăturii, ucigașul sărise înapoi spre perete și doboruse tabloul. Tabloul căzuse pe un colț și sărise sub masă. Ucigașul fusese fie prea prevăzător ca să-l atingă, fie prea speriat. M-am uitat la el. Era un tablou mic, deloc interesant. Un individ într-o jachetă strânsă pe corp, cu dantele la mâneci, pantalon strâns și o pălărie de catifea, rotundă, umflată, cu pană, aplecându-se mult în afara unei ferestre, se pare strigând pe cineva de la parter. Parterul nu se vedea în tablou. Era o reproducere în culori, lipsită de valoare. Am uitat prin casă. Mai erau și alte tablouri. Câteva acoarele destul de drăguțe și câteva gravuri foarte demodate. Vreo 6 în total. Probabil tipului îi plăcea pictura. Ei, și un bărbat aplecându-se în afară la o fereastră de sus, cu mult timp în urmă. L-am privit pe Vanie. Nu mi-era de niciun folos. Un bărbat aplecându-se în afară la o fereastră de sus, cu mult timp în urmă. Mi-a trecut prin cap o idee. La început atât de vagă încât era să-mi scape. M-a atins ca un fulg, ca mângâierile unui fulg de zăpadă. O fereastră de sus, un om aplecându-se în afară, cu mult timp în urmă. Ideea a izbit în plin. Era așa de vierbinte încât sfârâia. Aplecându-se în afară, la o fereastră de sus, cu mult timp în urmă, acum 8 ani. Un bărbat aplecându-se prea mult. Un bărbat căzând, murind. Un bărbat care se numea Horace Bright. Domnule Vanier, am zis eu cu o ușoară admirație, ți-ai jucat bine rolul. Am întors tabloul. Pe spate erau notate date și sume de bani. Date de mai bine de 8 ani, sume în cea mai mare parte de 500 de dolari, câteva de 750 de dolari, două de 1000. Suma totală în cifre era de 11.000 de dolari. Ultima sumă n-o primise. Era mort când i se adusese. Pentru 8 ani nu erau grozav de mulți bani. Clientul domnului Vanie se tocmise serios. Cartonul din spatele tabloului era fixat în ramă cu ace de oțel pentru patefon. Două căzuseră. Am desfăcut cartonul și, fără să vreau, l-am rupt puțin. Între el și tablou se găsea un plic alb, sigilat, nescris. L-am deschis. Conținea două fotografii pătrate și un negativ. Fotografiile erau identice. Arăta un bărbat, aplecându-se mult în afara unei ferestre, cu mâinile sprijinindu-se pe marginea ferestrei, cu gura deschisă, țipând. În spatele lui se vedea fața unei femei. Era un bărbat subțirel, cu părul negru. Fața lui, ca și a femeii din spate, nu era prea clară. El se apleca în afara ferestrei și țipa sau striga. Țineam fotografia în mână și mă uitam la ea. Părea să nu aibă nicio semnificație. Și totuși trebuia să aibă. N-aș fi putut spune de ce. Mă uitam într-una la ea. Și imediat mi-am dat seama că ceva era în neregulă. Un lucru foarte mic, dar vital. Poziția mâinilor pe colțul zidului, tăiat ca să facă loc pervazului. Mâinile nu se țineau de nimic. Nu atingeau nimic. Ceea ce se vedea pe muchia cărămizilor era doar fața interioară a încheieturilor mâinilor. Mâinile erau în aer. Bărbatul nu se apleca. Nu, cădea. Le-am pus pe toate înapoi în plic, am împăturit cartonul și le-am băgat pe toate în buzunar. Am ascuns rama, sticla și tabloul în dulapul pentru rufe sub un prosop. Totul durase cam mult. O mașină s-a oprit în fața casei. Cineva venea pe alee. M-am ascuns în spatele draperiilor de la arcadă. Capitolul 30. Ușa de la intrare s-a deschis și apoi s-a închis încet. Liniște. O liniște care plutea în aer ca respirația unui om pe vreme geroasă, apoi un urlet profund transformat într-un vaie de disperare. Apoi, vocea severă și furioasă a unui bărbat zicând: "Nici prea rău, nici prea bine. Mai încearcă." Vocea femeii a zis: "Dumnezeule, e Louis, e mort." Vocea bărbatului a continuat: "Poate n-am dreptate, dar eu cred totuși că treaba nu e curată." "Dumnezeule, e mort, Alex!
Fă ceva, pentru numele lui Dumnezeu, te rog, fă ceva! Da, a răspuns vocea dură a lui Alex Morney. Ar trebui să te aduc în aceea situație. Cum e el plin de sânge? Să te omor și pe tine, să fii rece ca el. E și așa putredă. Suntem căsătoriți numai de 8 luni și mă înșel cu o marfă ieftină ca asta. Dumnezeule, Doamne, cum de mi-a trecut prin minte să-mi leg viața de o stricată ca tine? Ultimele cuvinte aproape că le-a urlat. Femeia a mai scos un vaiet. Termină cu scâncetele, a spus Morni cu asprime. Pentru ce crezi că te-am adus aici? Nu o păcălești pe nimeni. E supravegheată de săptămâni de zile. Noaptea trecută ai fost aici. Eu am fost astăzi aici. Am văzut tot ce era de văzut. Rujul tău pe țigări, paharul din care ai băut, mi te închipui șezând pe brațul scaunului său, mângâindu-i părul în suros, apoi vârând în el un glonte pe când mai torcea ca un pisoi. De ce? Oh, Alex, scumpule, nu spune asemenea lucruri îngrozitoare. Ca într-o melodramă, a zis Morni. Exact ca la cinema. Treci peste partea asta cu suferința, iubito. Trebuie să știu cum să aranjez afacerea. De ce naiba crezi că sunt aici? Nu mai îmi pasă de tine. Nu, iubito, nu, îngerul meu blond și scump și criminal. Îmi pasă de mine, de suferința mea și de afacerile mele. De pildă, ai șters pistolul? Tăcere. Apoi s-a auzit o palmă. Femeia a scos un urlet. Fusese lovită. Lovită îngrozitor. Era rănită până în adâncul sufletului. Juca destul de bine. Ascultă, îngerașule, a mărit Morni. Nu vin de castraveți la grădinar. Am jucat în filme și mă pricep la cabotini. Las-o baltă. O să-mi spui cum s-a întâmplat, chiar dacă o să fie nevoie să te trăs prin cameră, trăgându-te de păr. Ei, ia spune, ai șters pistolul? Ea a râs pe neașteptate. Un râs nefiresc, dar limpede, ca un clinche de clopoțel. Apoi s-a oprit din râs tot atât de neașteptat. Da, a zis vocea ei. Și paharul pe care îl foloseai? Da. Foarte liniștită, foarte calmă. Ce, ai pus amprentele lui pe pistol? Da. El a stat să chipzuiască în liniște. Probabil că nu o să-i păcălești, a zis. E aproape imposibil să pui în mod convingător amprentele unui mort pe pistol. Oricum, ce ai mai șters? Nimic. Oh, Alex, te rog, nu fii atât de brutal. Încetează. Încetează. Arată-mi cum ai procedat. Unde stăteai? Cum ai ținut pistolul? Ea nu se clintea din loc. Nu te gândi la amprente, a zis Morni. O să pun eu altele mai bune. Unele mult mai bune. Femeia s-a mișcat încet prin fața draperiilor și am putut-o vedea. Purta pantalon de gabardină verde deschis, o jachetă cafenie cu broderie și un turban stacojiu, prins cu o agrafă de aur în formă de șarpe. Fața era mânjită de lacrimi. Ridică-l, a urlat Morni la ea. Arată-mi cum ai făcut. Femeia s-a plecat lângă scaun și s-a ridicat cu pistolul în mână. L-a îndreptat spre ușă. Morni nu s-a mișcat. N-a scos o vorbă. Mâna blondei a început să tremure, iar pistolul își juca straniu în mână. Îi tremura și gura. Brațul i-a căzut în jos. Nu pot face, a zis ea în șoaptă. Ar trebui să te împușc, dar nu pot. Și-a desfăcut mâna și pistolul a căzut pe dușumea. Morni a trecut repede prin fața draperiilor, a îmbrâncit-o într-o parte, iar cu piciorul a împins pistolul înapoi, aproximativ unde fusese. Nu puteai să o faci, a zis el cu voce răgușită. Nu puteai să o faci. Și acum fii atentă. A scos repede o batistă și s-a plecat să ridice iarăși pistolul. Și-a băgat mâna dreaptă în buzunar și-a scos un cartuș învârtindu-l între degete. A făcut asta de 4 ori. A vârât cartușul în butoi și apoi a învârtit puțin butoiul cât trebuia. S-a plecat, a pus pistolul jos pe dușumea și a luat batista și s-a ridicat. Nu mă putea împușca, a zis el baciocoritor, pentru că în pistol nu era decât un tub fără glonte. Acum e din nou încărcat. Cartușele sunt puse cum trebuie. S-a tras un singur foc și pe pistol sunt amprentele tale. Blonda era foarte liniștită, uitându-se la el cu ochii rătăciți. Am uitat să spun, a zis el domol. Am șters celelalte amprente de pe pistol. Vreau să fiu sigur că sunt amprentele tale pe el. Și până acum eram destul de sigur, dar m-am gândit că ar fi mai bine să fiu absolut sigur. Pricepi? Ai de gând să mă denunți? A zis femeia liniștită. El stătea cu spatele spre mine. Purta haine negre. Pălărie de fetru trasă pe ochi. Nu-i puteam vedea fața. Dar i-am văzut rânjetul când a zis. Da, îngerașule, am de gând să te denunț. Înțeleg, a zis ea și l-a privit cu ochii goi.
Pe neașteptate, i-a apărut pe față demnitate gravă. O să te denunț, îngerașule, a zis el încet, vorbind rar, de parcă i-ar fi făcut plăcere să spună fiecare cuvânt. Unii oameni or să mă compătimească, alții or să râdă de mine, dar asta nu să-mi afecteze cu nimic afacerile. Câtuși de puțin. Pentru afaceri ca ale mele, o treabă ca asta e bună. Puțină publicitate nu o să-mi strice deloc. Va să zic că nu mai sunt pentru tine decât un mijloc de reclamă. Lăsând, desigur, la o parte pericolul că s-ar putea să fii tu însuși suspectat. Chiar așa, întocmai. Și ce motiv aș fi avut? A întrebat ea cu sânge rece și cu un dispreț atât de profund, încât el nici măcar nu i-a sesizat intenția. Nu știu, nu-mi pasă. Pune-i cu el ceva la cale. Eddie te-a urmărit pe o stradă de pe Bunker Hill, unde te-ai întâlnit cu un individ blond, în costum maro. I-ai dat ceva. Atunci Eddie s-a luat după individ și l-a urmărit până la un bloc, nu departe de acolo. A încercat să-l urmărească mai departe, dar a avut impresia că individul a dibuit, așa că a trebuit să renunțe. Habar n-am ce a fost. Știu un lucru totuși. În casa aceea a fost împușcat ieri un tânăr pe nume Phillips. Știi ceva despre asta, scumpete-o? Nu știu nimic, a zis blonda. Nu cunosc pe nimeni cu numele Phillips și, oricât ți s-ar părea de ciudat, n-am împușcat pe nimeni ca să mă distrez. Dar l-ai împușcat pe Vanier, drăguțo, a zis Morny, aproape blând. Oh, da, a răsit ea de răgânat. Firește. Adineauri ne întrebam ce motiv aș fi avut să o fac. L-ai găsit? Aranjează asta cu codoșii, a răspuns el batjocoritor. Zi scandal între amorezi. Zi cum îți place. Probabil că atunci când era beat, arăta cam ca tine. Ar putea fi ăsta motivul. Ah, a zis el înghițind în sec. Mai chipeș, mai tânăr și fără burtă, dar cu același afurisit de surâs încrezut și mulțumit de sine. Ah, a zis Morny și se vedea că suferă. Ar merge? A întrebat ea liniștită. S-a apropiat de ea și a tras un pumn în față de s-a prăbușit pe dușumea. A rămas jos, cu un picior întins drept înainte și cu o mână la falcă. Ochii, foarte albaștri, erau ridicați spre el. Poate că n-ar trebui să procedeze așa. Acum s-ar putea să nu mai fiu de acord. Ba o să fii. N-ai încotro. O să scap destul de ușor. Cristoase, știu asta. Datorită înfățișării tale. Dar o să fii de acord, îngerașule. Pe pistol sunt amprentele tale. Ea s-a ridicat încet în picioare, cu mâna încă la falcă. Apoi a zâmbit. Știam că e mort. Cheia din ușă e a mea. Sunt gata să merg în oraș și să spun că eu l-am împușcat. Dar să nu mai pui laba asta moale și albă pe mine, dacă ții la varianta mea. Da, sunt dispusă să merg la poliție. O să mă simt mult mai în siguranță acolo decât lângă tine. Morny s-a întors. I-am văzut expresia răutăcioasă și dură pe fața palidă. Cicatricea de pe obraz se contracta. A trecut pe lângă draperii. Ușa de la intrare s-a deschis din nou. Blonda a rămas nemișcată o clipă, s-a uitat peste umăr la cadavru, s-a cutremurat ușor și a ieșit din câmpul meu vizual. Ușa s-a închis. S-au auzit pași pe alee. Portierele mașinii s-au deschis și s-au închis. Motorul a pornit și mașina s-a îndepărtat. Capitolul 31. După multă vreme am ieșit din ascunzătoare și am revenit în camera de zi. Am ridicat pistolul și l-am șters cu grijă, apoi l-am pus jos. Din scrumiera de pe masă am cules cele trei chiștoace pătate de ruj și le-am dus în baie, unde le-am dat drumul în closet și am tras apa. După asta, am căutat al doilea pahar pe care trebuia să fie amprentele ei. Al doilea pahar nu exista. Cel care era pe jumătate plin cu băutură trezită, l-am dus la bucătărie, l-am spălat și l-am șters cu un șervet. A urmat apoi partea neplăcută. Am îngenuchiat pe covor lângă scaun, am ridicat pistolul și m-am întins după mâna țeapănă care atârna în jos. Amprentele nu aveau să fie prea bune, dar vor fi oricum amprente și nu ale lui Louis Morny. Pistolul avea mâner de cauciuc în pătrățele, cu o bucățică sărită în partea stângă. N-a rămas nicio amprentă pe mâner. Una de arătător pe partea dreaptă a țevii, două degete pe garda trăgaciului, una a degetului mare pe partea stângă, în spatele magaziei. Destul de bune. Am uitat încă o dată prin camera de zi. Deși am micșorat-o, lumina cădea prea puternic pe fața galbenă a mortului. Am deschis ușa de la intrare, am scos cheia, am șters-o și am vârât-o la loc în broască. Am închis ușa, am șters clanța și m-am dus la mașină. M-am reîntors la Hollywood. Am încuiat mașina și am pornit pe jos, pe lângă celelalte mașini parcate, spre Bristol. Am auzit o șoaptă șuierată în întuneric dintr-o mașină.
fața prelungă și lipsită de expresia lui Eddie Prue, se ițea undeva sus, lângă acoperișul unui mic Packard, în spatele volanului. Era singur. M-am aplecat spre ușă și l-am privit. Ce mai faci, detectivule?" Am aruncat un chibrit jos, i-am suflat fumul în față și am zis: "Cine a scăpat nota aceea de plată de la societatea furnizoare de materiale dentare pe care mi-ai dat-o aseară? Vanier sau altcineva?" "Vanier. Ce trebuia să fac cu ea? Să aflu povestea vieții unuia pe nume Tiger?" "Nu stau de vorbă cu tâmpiți," a zis Elibru. "De ce o fi scăpat-o din buzunar? Și dacă totuși a scăpat-o, de ce nu i-ai restituit-o? Cu alte cuvinte, având în vedere că sunt un tâmpit, explică-mi de ce o notă de plată pentru materiale dentare poate neliniști pe cineva într-atâta încât să-l determine să angajeze detectiv particular. Mai ales domn ca Alex Morney, cărora nu le plac detectivii particular." "Morney e un om inteligent," a zis Eddie Prue cu răceală. "Pentru el s-a inventat expresia ignorant ca un actor." "Las-o, baltă. Nu știi pentru ce sunt folosite materialele dentare?" "Ba da, am aflat. Albastonul se folosește la facerea mulajelor pentru dinți și cavități. E foarte tare, are structură granuloasă foarte fină și reține orice detaliu, oricât de mic. Celălalt material, cristobolitul, e folosit la pregătirea tiparelor de ceară. E bun pentru că rezistă foarte mult la căldură, fără să se deformeze. Hai, spunem că habar n-ai despre ce vorbesc." "Cred că știi cum se toarnă aurul în tipare," a zis Eddie Prue. "Bănuiesc că știi, așa-i?" "Am petrecut azi 2 ore ca să învăț. Sunt expert. Și ce-i cu asta?" A tăcut câteva momente, apoi a zis: "Citești vreodată ziarul?" "Când și când." Nu se putea să nu citești că un tip bătrân, pe nume Morningstar, a fost omorât în Belfont Building de pe 9th Street, 2 etaje mai sus de biroul acestui Tiger. "E puțin probabil să nu fi citit, nu-i așa?" Nu i-am răspuns. M-a privit câteva clipe, apoi a întins mâna spre tabloul de bord și a apăsat pe demarar. După ce motorul a pornit, a început să ambreieze încet. "Nimeni n-ar putea face pe prostul mai bine ca tine," a zis domnul. "Nimeni. Noapte bună." Mașina s-a îndepărtat de bordură și a luat-o în josul colinei spre Franklin. Zâmbeam de părtării când a dispărut. Am urcat în apartament, am descuiat ușa, am deschis-o câțiva centimetri și apoi am ciocănit ușor. În cameră era mișcare. O fată zdravănă, cu o bentiță neagră pe boneta uniformei albe de infirmieră, a deschis ușa. "Sunt Marlowe, locuiesc aici." "Intrați, domnule Marlowe," i-a spus doctorul Moss. Am închis ușa încet și amândoi am început să vorbim cu voce scăzută. "Cum se simte?" "Doarme. Era somnoroasă și când am ajuns aici." "Eu sunt domnișoara Leamington. Nu știu prea multe despre ea, doar că temperatura e normală, pulsul cam rapid încă, dar descrește. Cred că e vorba de tulburare mentală." "A găsit un om ucis." "Asta a dat-o gata. Doarme destul de adânc ca să pot intra să-mi iau câteva lucruri. Mă duc la hotel." "Oh, da. Dacă umblați încet, probabil că nu o să se trezească. Dar dacă se trezește, nu-i nimic." Am intrat și am pus câțiva bani pe masa de lucru. "În casă am cafea, șuncă, ouă, pâine, suc de roșii, portocale, băutură. Dacă ai nevoie de ceva, telefonează." "V-am cercetat proviziile," a zis ea zâmbind. "Avem tot ce ne trebuie până mâine după micul dejun." "O să rămân aici?" "Asta o hotărăște doctorul Moss. Cred că o să plece acasă de îndată ce va fi în stare. Locuiește foarte departe, în Wichita." "Eu sunt doar infirmieră, dar cred că o noapte bună de somn o să o restabilească." "O noapte bună de somn și schimbarea mediului," am zis. Dar pentru domnișoara Leamington spusele mele nu aveau nicio semnificație. Am intrat în vestibul și am aruncat o privire discretă în dormitor. Îi puseseră pijamaua mea. Dormea aproape pe spate, cu un braț deasupra plapumei. Mâneca pijamalei era răsfrântă în sus, cam vreo 15 centimetri. Își ținea mâna strânsă pumn. Fața era trasă, palidă și foarte liniștită. Am deschis debaraua și am scos o valiză în care mi-am pus câteva lucruri. Când am dat să plec, m-am uitat din nou la ea. Avea ochii deschiși și privea țintă în tavan. Și-a mișcat apoi ochii exact atât cât să mă poată vedea și a schițat cu greu, în zâmbet sfios. "Bună!" Era o voce slabă, vlăguită, o voce care se știa a cuiva care stă în pat și dispune de o infirmieră și de tot ce îi trebuie. "Bună!" M-am apropiat de ea și am privit-o, cu zâmbetul meu desăvârșit pe figura mea senină. "Mă simt bine," a șoptit ea. "Chiar grozav, așa-i?" "Desigur." "Sunt în patul dumitale?" "N-are nicio importanță, nu o să te muște." "Nu mi-e teamă." Și-a întins o mână spre mine, cu palma în sus, așteptând să-i o țin. I-am ținut-o. "Nu mi-e teamă de dumneata.
Nici o femeie nu s-ar teme de dumneata, așa-i? Venind de la dumneata, socotesc că e un compliment. Ochii au zâmbit, apoi a devenit din nou gravă. Te-am mințit, a zis cu voce slabă. Eu n-am împușcat pe nimeni, știu. Am fost acolo, uită totul. Nu te mai gândi la asta. Prea îți spun mereu oamenii să uiți lucrurile neplăcute. Mi se pare o prostie să ți se tot spună, dar nu le poți uita. Foarte bine, am zis eu, prefăcându-mă jignit. Eu sunt prost. Ce-ar fi dacă ai mai dormi? Și-a întors capul până a ajuns să mă privească drept în ochi. Ședeam pe marginea patului, ținându-i mâna. O să vină poliția aici? Nu. Ci încearcă să nu fii dezamăgită. Și-a încruntat sprâncenele. Am impresia că mă crezi o imbecilă nemaipomenită. Păi, s-ar putea. Două lacrimi s-au prelins pe la colțurile ochilor și s-au rostogolit ușor pe obraj. Doamna Murdoch știe că sunt aici? Încă nu. O să merg acolo să-i spun. Va trebui să-i spui totul? Da, de ce nu? Și-a întors capul într-o parte. O să înțeleagă, a zis ea cu voce slabă. Știe ce lucru îngrozitor am făcut acum 8 ani. Lucrul acela înspăimântător, teribil. Desigur, pentru asta i-a plătit lui Vanier în tot acest răstimp. Oh, Doamne! Și-a scos mâna de sub plapumă și-a tras-o pe cealaltă din mâna mea, ca să și le poată împreuna. Îmi pare rău că a trebuit să afli asta. Regret. Numai doamna Murdoch știa. Nici părinții mei nu știau. Îmi pare rău. Infirmiera a intrat și m-a privit sever. Nu cred că ar trebui să vorbească atâta, domnule Marlowe. Cred că n-ar strica să plecați acum. Ascultă, domnișoara Limington, eu o cunosc pe fetița asta de 2 zile. Dumneata o cunoște abia de 2 ore. Îi face foarte bine să vorbească. S-ar putea să-i provoace o altă criză, a zis ea cu severitate, evitându-mi ochii. Păi, dacă e să o facă, n-ar fi mai bine să o facă acum, cât ești dumneata aici, să scape de ea? Du-te la bucătărie și pregătește-ți o băutură. Nu beau când sunt de serviciu, a răspuns ea fără amabilitate. În afară de asta, aș mirosi a băutură. A rânjit la mine și a ieșit din cameră. Merle ascultase toate astea ca o întrerupere neînsemnată a unei piese foarte importante. Oarecum supărată. Vreau să-ți povestesc totul, a zis gâfâind. Eu m-am ridicat și mi-am pus slaba peste mâinile ei încleștate. Lasă asta, știu. Marlo le știe pe toate. În afară de cum se trăiește bine. Nu o să-ți ajute la nimic. Acum o să te culci din nou, iar mâine dimineața te duc la Wichita să-ți vizitezi părinții. Cheltuia la doamnei Murdoch. Păi, e minunat din partea ei, a strigat ea, deschizându-și larg ochii strălucitori. Dar ea a fost totdeauna foarte bună cu mine. M-am ridicat de pe pat. E o femeie extraordinară, am zis zâmbindu-i. Uimitoare. Plec acum acolo și o să avem o conversație nemaipomenit de simpatică, la o ceașcă de ceai. Și dacă nu te culci chiar acum, nu o să te mai las să mărturisești nicio crimă. Ești îngrozitor și nu-mi placi. Și-a întors capul într-o parte, și-a vărât brațele sub plapumă și-a închis ochii. M-am dus spre ușă. La ușă m-am întors și-am privit repede îndărăt. Avea un ochi deschis și mă urmărea. Am privit-o mustrător și l-a închis imediat. M-am reîntors în camera de zi și am privit-o și pe domnișoara Limington, mustrător, și am ieșit cu valiza. Am mers cu mașina până pe bulevardul Santa Monica. La Muntele de Pietate mai era deschis. Bătrânul evreu cu scufia neagră păru surprins că puteam să-mi răscumpăr atât de curând obiectul amanetat. I-am spus că așa se întâmplă în Hollywood. A scos plicul din safe și l-a desfăcut. Mi-a luat banii și chitanța de amanetare, apoi și-a pus în palmă moneda strălucitoare. E atât de valoroasă că îmi vine greu să vă restitui. Lucrătura, înțelegeți, lucrătura e frumoasă. Iar aurul din ea cred că valorează 20 de dolari, am zis eu. A ridicat din umeri și a zâmbit. Am băgat moneda în buzunar și am urat noapte bună. Capitolul 32. Lumina lunii se așternuse ca un voal alb peste pajiștea din față și doar sub cedrul de Himalaya era stăpână catifeaua neagră a întunericului. La 2 ferestre de la parter și într-o cameră de la etaj se vedeau luminile aprinse. M-am apropiat de casă, pășind pedalele de piatră fixate în gazon și am sunat. Nu m-am uitat la micuțul negru pictat de pe blocul de beton. Nu l-a mai bătut ușor cu mâna pe cap. Gluma părea că nu mai are haz. O femeie cu fața roșie și părul alb, pe care nu mai văzusem, a deschis ușa. Sunt Philip Marlowe. Aș vrea să văd pe doamna Murdoch. Doamna Elizabeth Murdoch. Părea nehotărâtă. Cred că s-a culcat. Nu cred că o puteți vedea. Este doar ora 9. Doamna Murdoch se culcă de vreme. A dat să închidă ușa. Era o bătrână simpatică și îmi părea rău să împing ușa cu umărul.
M-am rezemat doar de ea. E vorba de domnișoara Davis. E important. Ai putea să-i spui asta? O să văd. M-am dat un pas înapoi și am lăsat-o să închidă ușa. Un mierloi cânta într-un copac întunecat din apropiere. Pe stradă a trecut în goană o mașină și a derapat la primul colț. Frânturile unui râs subțire de rață s-au revărsat în întuneric, de parcă le-ar fi risipit mașina care trecuse. După o vreme, ușa s-a deschis și femeia a zis: "Puteți intra." Am urmat-o prin antreul mare și gol. Un singur bec anemic ardea la o lustră, abia luminând peretele opus. Încăperea era liniștită și aerul trebuia împrospătat. Am mers până la capătul holului și de acolo am urcat pe o scară cu balustradă sculptată. Sus, un alt hol și o ușă deschisă. Am fost poftit înăuntru pe ușa deschisă, care s-a închis în urma mea. Era un salon mare, cu mult creton, un tapet albastru și argintiu, o canapea, un covor albastru și un glasman deschis spre balcon. Deasupra balconului se vedea o tendă. Doamna Murdock stătea pe un scaun capitonat, cu marginile spătarului alungite în față, având dinainte o măsuță de jucat cărți. Purta un halat matlasat și părul îi era cam zbârlit. Vedea pasențe. Avea pachetul în mâna stângă. A pus o carte jos și a mutat alta înainte de a-și ridica privirea spre mine. Apoi a zis: "Ce s-a întâmplat?" M-am apropiat de masă să mă uit la pasență. "Merle e în apartamentul meu," am zis. "A făcut o criză." Fără să mă privească, a întrebat: "Ce fel de criză, domnule Marlowe?" Am mutat o carte, apoi repede încă două. A leșinat. "V-ați prins vreodată trișind la pasențe?" "Nu e nicio plăcere dacă trișezi," a răspuns ea cu asprime. "Și foarte puțină dacă nu trișezi." "Ce-i cu Merle?" "N-a lipsit niciodată de acasă atât de mult. Începusem să fiu îngrijorată." Am tras un scaun și m-am așezat la masa în fața ei. M-am scufundat în el prea mult, așa că m-am ridicat și am luat unul mai bun în care m-am așezat. "N-aveți de ce să vă faceți griji din cauza ei. Am adus un doctor și o infirmieră." "Doarme." Fusese să-l vadă pe Vanier. A pus jos pachetul de cărți, s-a prins de muchia mesei cu mâinile ei mari, îmbătrânite, și m-a privit flegmatic. "Domnule Marlowe, dumneata și cu mine ar fi bine să avem o explicație. În primul rând, am greșit apelând la serviciile dumitale. Nu mi-a plăcut să fiu manevrată ca o fraieră, cum ai zice dumneata, de o mică bestie trecută prin ciur și prin dărmon ca Linda. Ar fi fost însă mult mai bine dacă n-aș fi stârnit povestea asta. Pierderea dublonului era mult mai ușor de suportat decât pe dumneata, chiar dacă nu-l mai primeam niciodată înapoi. Dar l-ați primit." A dat din cap. Ochii i-au zăbovit pe fața mea. "Da, l-am primit. Ai auzit cum?" "Dar n-am crezut." "Nici eu," a zis calmă. Nătărăul de Fimiu și-a asumat pur și simplu vina Lindei. O atitudine pe care o găsesc copilărească. "Dumneavoastră aveți talentul de a vă înconjura cu oameni care adoptă asemenea atitudini." A ridicat din nou cărțile și s-a aplecat să pună un 10 negru pe un valet roșu. După aceea s-a întins spre o măsuță pe care se găsea vinul. A băut, a pus paharul jos și m-a privit sever, rece. "Am impresia că ai de gând să fii insolent, domnule Marlowe." Am clătinat din cap. "Nu insolent, sincer doar. În ce vă privește, doamnă Murdock, nu m-am descurcat prea rău. Blonul v-a fost restituit. Am ținut poliția departe de dumneavoastră până acum. N-am făcut nimic în legătură cu divorțul, dar am găsit-o pe Linda. Fiul dumneavoastră a știut tot timpul unde se găsea și cred că nu o să aveți niciun necaz cu ea. Își dă seama că a făcut o greșeală măritându-se cu Leslie. Totuși, dacă credeți că nu merit banii..." Am râit și a pus o altă carte. Asul de carou în rândul întâi. "Asul de treflă nu se arată, firar al naibii. Nu o să-l scot la timp." O fi alunecat dintre cărți când nu erați atentă. "N-ar fi mai bine," a zis ea foarte calmă, "să-mi vorbești în continuare despre Merle? Și nu te bucura dacă ai aflat câteva dintre secretele familiei, domnule Marlowe." "Eu nu mă bucur de nimic. Dumneavoastră ați trimit-o acasă la Vanier pe Merle, azi după amiază, cu 500 de dolari." "Și ce dacă am trimis-o?" Și-a mai turnat vin și a sorbit, privindu-mă insistent pe deasupra paharului. "Când i-a cerut?" "Ieri. Nu i-am putut scoate din bancă până astăzi. Ce s-a întâmplat?" "Vanier vă șantajează cam de vreo 8 ani, nu-i așa?" "Din cauza a ceva ce s-a întâmplat în ziua de 26 aprilie 1933, Un fel de panică a licărit în adâncul ochilor ei, dar foarte departe, foarte slab. Ceva care parcă exista acolo de multă vreme și acum o privise pe furiș o clipă. Merle mi-a spus câteva lucruri.
Fiul dumneavoastră mi-a povestit cum a murit tatăl său. Astăzi m-am uitat prin rapoarte și ziare. Moarte accidentală. Se întâmplase un accident pe stradă, chiar sub biroul lui, și foarte mulți oameni ieșiseră la ferestre să se uite. El s-a plecat prea mult în afară. S-a zis că ar fi vorba de o sinucidere, pentru că era lefter și avea 50.000 asigurare pe viață pentru familie. Dar procurorul a fost drăguț și a trecut peste asta. Și ce-i cu asta? Era o voce rece, severă, nici croncănită, nici gâfâită. O voce rece, severă, absolut stăpânită. Merle era secretara lui Horace Bright, o fetiță într-un fel stranie, foarte timidă, simplă, cu mentalitate de copil căreia îi place să-și dramatizeze viața și care are idei foarte demodate despre bărbați. Cred că Horace Bright s-a chercherit odată și s-a dat la ea și a speriat-o. Ei, și? O altă întrebare rece și severă m-am pus ca țeava unui pistol. Obsedată de întâmplare, i s-a înfiripat în minte ideea crimei. A găsit o ocazie și a trecut exact prin spatele lui, când el stătea plecat pe fereastră. Asta nu vă spune nimic? Vorbește limpede, domnule Marlowe. Suport adevărul. Dumnezeule, cât de limpede vreți! Și-a îmbrâncit patronul pe fereastră. În două cuvinte, l-a omorât. Și-a scăpat nepedepsită, cu ajutorul dumneavoastră. A privit la mâna stângă, încleștată pe cărți. A dat din cap. Bărbia i s-a mișcat vreo 2 centimetri în jos și în sus. Vanie avea vreo probă, am întrebat? Ori a văzut întâmplător ce s-a petrecut și va tapa de bani. Iar dumneavoastră i-ați plătit câte ceva, când și când, pentru a evita scandalul. Și pentru că țineați cu adevărat la Merle? Înainte de a-mi da răspunsul, a mai mutat o carte, neclintită ca o stâncă. Vorbea despre o fotografie, a zis ea, dar nu l-am crezut. Ar fi putut face una. Și dacă ar fi făcut-o, mai devreme ori mai târziu mi-ar fi arătat-o. Nu, nu cred. Ar fi fost o fotografie foarte nesigură, chiar dacă din întâmplare avea aparatul în mână, datorită celor ce se întâmplau jos în stradă. Dar, după câte văd, n-ar fi îndrăznit să o arate. Sunteți o femeie destul de dură în anumite privințe. S-ar fi putut teme că veți pune pe cineva să lichideze. Vreau să spun că unui excroc i-ar fi putut trece prin cap așa ceva. Cât i-ați plătit? Asta nu te... A început ea să zică, dar s-a oprit și a ridicat din umerii voinici. O femeie puternică, aspră, neîntuplecată, capabilă să primească lucrurile așa cum sunt. S-a gândit puțin și apoi a zis, 11.100 de dolari, fără să pun la socoteală cele 500 pe care i le-am trimis în după amiaza asta. A fost foarte drăguț din partea dumneavoastră, doamnă Murdoch, ținând seama de toate cele. Și-a mișcat ușor o mână și a ridicat iarăși din umeri. A fost vina soțului meu. Era beat și dezgustător. Nu cred să fi făcut cu adevărat vreun rău, dar, cum zici și dumneata, a speriat-o. Eu pot să-mi vinuiesc prea mult. În toți acești ani și-a reproșat-o destul singură. Trebuia să-i ducă banii lui Vanie personal. Așa socotea ea că trebuie să se pedepsească. Pedeapsă stranie. Am dat din cap. Cred că așa e firea. Mai târziu, v-ați căsătorit cu Jasper Murdoch și ați ținut-o pe Merle la dumneavoastră și ați avut grijă de ea. Mai știe cineva? Nimeni. Numai Vanie. În mod sigur, n-ar spune nimănui. Nu, nu prea am bine să cred. Ei bine, acum totul s-a terminat. Vanie e mort. Și-a ridicat ochii încet și m-a privit lung și calm. Capul cărunt era ca o stâncă într-un vârf de munte. A pus în cele din urmă cărțile jos și s-a prins tare de muchia mesei cu mâinile. Încheieturile degetelor s-au albit. Merle a venit la mine acasă, în absența mea. L-a rugat pe administrator să o lase înăuntru. El mi-a telefonat și am fost de acord. M-am dus repede acolo. Mi-a spus că l-am pușcat pe Vanie. În liniștea camerei, respirația ei era o șoaptă slabă, rapidă. Avea un pistol în poșetă. Dumnezeu știe de ce. Vreo idee de-a ei de a se apăra de bărbați, bănuiesc. Dar cineva... Leslie, aș crede, îl aranjase ca să fie inofensiv, vrându-i în obturator un cartuș de alt calibru. Mi-a spus că l-a omorât pe Vanie și apoi a leșinat. Am adus un doctor, un prieten de-al meu, apoi am plecat la Vanie acasă. În ușă se găsea o cheie. El era mort. Așezat în scaun, mort de mult timp. Rece, țeapăn. E doar o închipuire de-a ei, nu l-am pușcat ea. Doctorul a explicat lucrurile într-un anumit fel, dar nu o să vă plictisesc cu asta. Cred că înțelegeți foarte bine. Da, cred că înțeleg. Și acum? Doarme în apartamentul meu. E o infirmieră acolo.
I-am telefonat tatălui ei. Vrea ca ea să vină acasă. Aveți ceva împotrivă? A rămas uitându-se la mine. El nu știe nimic, am adăugat repede. Nici despre Vanie, nici despre Bright. Sunt sigur de asta. Vrea ca ea să vină acasă. Am gândit să o duc eu. Se pare că acum îmi revine mie această responsabilitate. O să am nevoie de cele 500 de dolari pe care Vanie nu le-a mai primit. Pentru cheltuieli. Și mai cât? A întrebat ea cu brutalitate. Nu vorbiți așa. Dumneavoastră știți mai bine. Cine l-a omorât pe Vanie? S-ar părea că s-a sinucis. Lângă mâna lui dreaptă se afla un pistol. Rana de contact la tâmplă. În timp ce eram acolo, au venit Morni și nevastă sa. M-am ascuns. Morni încearcă să pună crima pe seama nevestisii, care flirta cu Vanie. Ea și închipuie că el a făcut-o, sau că a pus pe cineva să o facă. Dar moartea lui pare sinucidere. Polițiștii sunt acum acolo. Nu știu ce vor scoate din ea. Noi trebuie doar să stăm deoparte și să așteptăm. Oameni ca Vanie, a zis ea furioasă, nu se sinucid. Ar fi ca și cum am zice că fete ca Merle nu îmbrâncesc oameni pe fereastră. Asta n-are nicio importanță. Ne-am uitat fix unul la celălalt, cu ostilitatea ascunsă care exista între noi de la început. După o clipă, mi-am împins scaunul înapoi și m-am apropiat de glasvand. L-am deschis și am ieșit pe verandă. Noaptea se așternuse pretutindeni, plăcută și liniștită. Lumina albă a lunii era rece și clară, ca și dreptatea la care visăm, dar pe care n-o găsim. Copacii de jos aruncau umbre groase sub lună. În mijlocul parcului era amenajată o grădină. Am zărit scânteierea unei piscine ornamentale. Lângă ea un balansoar. Cineva stătea întins în el. Când am privit jos, am văzut o țigară arzând. Am intrat înapoi în cameră. Doamna Murdock dădea iarăși o pasență. M-am apropiat de masă și am privit. Ați scos asul de trefl, am spus. Am trișat, a zis fără să-și ridice privirea. Voiam să vă întreb un lucru. Afacerea asta cu dublonul este încă destul de confuză, din cauza unor crime care nu par să aibă vreun sens, acum când vi s-a restituit moneda. Mă întreb dacă dublonul Murdock Brasher are vreun semn distinctiv pe care l-ar putea identifica un expert. Unul, ca bătrânul Morningstar. A rămas nemișcată și gânditoare, fără să-și ridice privirea. Da, ar putea fi. Inițialele persoanei care a făcut moneda, AB, sunt pe aripa dreaptă. Ăsta e singurul lucru care îmi vine în cap. Cred că-i de ajuns, am zis. Moneda v-a fost restituită cu adevărat, nu-i așa? Sau ați spus doar așa ca să încetezi cercetările? S-a uitat repede în sus și în jos. În acest moment e la locul ei. Dacă îl găsești pe fiul meu, ți-o poate arăta. Și acum o să vă urez noapte bună. Vă rog, dați dispoziție să se împacheteze hainele lui Merle și trimiteți-le dimineața acasă la mine. Și-a ridicat din nou repede capul și m-a privit sever. Tinere, văd că ești cam prea sigur pe dumneata. Dați dispoziție să le împacheteze, am zis, și trimiteți-le. Nu mai aveți nevoie de Merle, acum când Vanie e mort. Privirile mi s-au încrucișat și am rămas așa câtva timp. Un zâmbet bizar, nefiresc, i-a mișcat colțurile buzelor. Și-a lăsat apoi capul în jos și cu mâna dreaptă a luat cartea de sus din pachetul pe care îl ținea în mâna stângă. A întors-o, a privit-o și a pus-o pe grămada de cărți de jos. Apoi a întors-o pe următoarea. Liniștită, calmă, cu o mână fermă, ca un dic de piatră în bătaia unei brize ușoare. Am traversat camera și am ieșit. Am închis ușa ușor. Am trecut prin hol și am coborât scările. De aici am trecut prin holul de jos, lângă biroașul lui Merle, și am intrat în camera de zi, sumbră și nelocuită, cu aer îmbâxit, în care te simțeai ca un cadavru îmbălsămat. Glasvandul din spate s-a deschis și înăuntru a intrat Leslie Murdock. S-a oprit și m-a privit fix. Capitolul 33. Costumul îi era șifonat, părul ciufulit. Mustăcioara roșcată era la fel de anostă ca și altădată. Cearcănele de sub ochi erau adevărate gropi. Cu portigaretul lung și negru își lovea ușor dosul palmei stângi. Faptul că mă întâlnea îi displăcea. N-avea chef să stea de vorbă cu nimeni. Bună seara, a zis bățos. Pleci? Încă nu. Vreau să vorbesc cu dumneata. Nu cred că avem ce să vorbim. Și apoi m-am săturat de atâta vorbă. Oh, da, avem. Despre un bărbat pe nume Vanie. Vanie? Nu-l prea cunosc. L-am văzut pe aici. Ceea ce știu nu-mi place. Știi mai multe decât spui. A intrat în cameră și s-a așezat pe un scaun pentru care îți trebuia curaj ca să stai. După aceea
S-a plecat înainte și a pus bărbia în palma dreaptă și s-a uitat la dușul meu. Foarte bine, a zis cu o voce plictisită. Dă-i drumul. Am impresia că o să fii scânteietor. Un torent neîndurător de logică și intuiție și alte dalde de-astea. Un detectiv ca la carte. Desigur. Iau dovezile una câte una, le pun la oaltă într-o schemă bine ticluită, strecor aici și colo fapte pe care le am la îndemână, cercetez mobilurile și persoanele implicate și fac ca toate să apară altfel decât oricine, sau eu însumi, le-am considerat până la un moment dat. Și, în cele din urmă, plictisit de toate, arunc vina asupra persoanei celei mai puțin suspecte. Și-a ridicat ochii, gata-gata să zâmbească. După care, persoana se face albă ca varul. Îi apar spume la gură și scoate un pistol din urechea dreaptă. M-am așezat jos lângă el și mi-am scos o țigară. Așa este. Ar trebui să interpretăm cândva împreună asta. Ai un pistol? La mine, nu. Am unul, știi doar. L-ai avut la dumneata aseară când ai trecut pe la vanie? A ridicat din umeri și a rânjit. O, am trecut eu aseară pe la vanie? Cred că da. Deducție. Fumezi țigări Virginia, marca Benson & Hedges. Ele lasă un scrum tare care își păstrează forma. O scrumieră de la el de acasă avea destule cocoloașe sure ca să reprezinte cel puțin două țigări. Nu era niciun chiștoc în scrumieră, pentru că dumneata fumezi cu porțigaret și un chiștoc dintr-un porțigaret arată diferit. Așa că ai îndepărtat chiștoacele. Îți place? Nu. Vocea îi era calmă. S-a uitat din nou la dușul meu. Acesta este doar un exemplu de deducție, am urmat eu. Unul n-a reușit, căci s-ar fi putut să nu fi existat chiștoace. Dar, dacă ar fi existat și ar fi fost îndepărtate, asta s-ar fi putut întâmpla pentru că aveau pe ele ruși de buze. Într-o anumită măsură, e ceva ce ar indica cel puțin felul de a fi al fumătorului. Soția dumitale, de pildă, are obiceiul ciudat de a-și arunca chiștoacele în coșul de hârtii. Nu amesteca pe Linda, a zis cu răceală. Mama dumitale crede și acum că Linda a luat dublonul și că povestea cu Morni a fost doar un pretext ca să o aper pe ea. Am zis să nu amesteci pe Linda. Acum se bătea cu porțigaretul negru pe dinți, cu un sunet ascuțit, strident, ca de telegraf. Sunt dispus să nu amestec, dar n-am crezut povestea dumitale din alt motiv. Iată-l. Am scos dublonul și l-am ținut în mână sub nasul lui. S-a holbat la el. Gura era strâns încleștată. Azi dimineață, pe când îți spuneai povestea, ăsta era amanetat pe bulevardul Santa Monica pentru ca să fie păstrat în siguranță. Mi-a fost trimis de un pretins detectiv pe nume George Phillips, un băiat simplu, care și-a permis să intre într-o situație grea datorită lipsei de judecată și dorinței exagerate de a avea un caz. Un tip blond, îndesat, într-un costum maro, care purta ochelari fumurii și o pălărie cam țipătoare. Conducea un Pontiac de culoarea nisipului, aproape nou. L-ai văzut, cred, în holul din fața biroului meu, ieri dimineață. Mă urmărise prin oraș și probabil că înainte te urmărise pe dumneata. Părut sincer surprins. De ce să mă urmărească? Am aprins țigara, iar chibritului i-am dat drumul într-o scrumieră de jad, ce nu părea a fi folosită ca scrumieră. Am zis că probabil te-a urmărit. Nu sunt sigur. S-ar putea să fi supravegheat casa asta. M-a luat în primire aici și nu cred că mă urmărise înainte. Mai aveam încă moneda în mână. M-am uitat la ea, am întors-o aruncând-o în sus, m-am uitat la inițialele AB gravate pe aripa stângă și am pus-o la loc. O fi supravegheat casa, deoarece fusese angajat să vândă o monedă rară unui negustor bătrân de monede, pe nume Morningstar. Bătrânul negustor a bănuit oarecum de unde era moneda și a spus lui Phillips, sau a lăsat să se înțeleagă că era furată. Întâmplător n-avea dreptate. Dacă dublonul Brusher al vostru e într-adevăr sus la etaj în acest moment, înseamnă că moneda pe care Phillips fusese angajat să o vândă nu era cea furată. Era o imitație. S-a scuturat, de parcă i-ar fi fost frig. Alminteri nu s-a mișcat și nici nu și-a schimbat poziția. Mă tem că o să fie o poveste lungă până la urmă, am zis eu destul de încet. Îmi pare rău. Ar trebui să o ticluiesc ceva mai bine. Nu e o poveste plăcută. Are doi morți, poate chiar trei. Unui bărbat pe nume Vanie și unuia Tiger le-a venit o idee. Tiger este tehnician dentar în Belfont Buildings, clădirea în care stă bătrânul Morningstar. Ideea a fost să falsifice o monedă de aur rară și valoroasă, nu prea rară pentru a putea fi vândută, dar destul de rară ca să valoreze o groază de bani. Metoda la care s-au gândit e cam aceea pe care o folosește un tehnician dentar ca să facă o plombă de aur.
Aveau nevoie de aceleași materiale, același aparat, aceeași îndemânare, adică să reproducă exact un model de aur, făcând o matriță dintr-un ciment alb, fin, dur, numit albaston, apoi să facă o copie a modelului din matriță în ceară de mulaj. După aceea, trebuiau să bage ceara într-un alt fel de ciment, numit cristobolit, care are proprietatea de a fi rezistent la căldură mare, fără să se deformeze. Se lasă o mică deschidere pentru ca ceara să se scurgă afară, prin fixarea unui ac de oțel, care este tras când cimentul se întărește. Atunci se ia matrița de cristobolit și se ține asupra unei flăcări, până când ceara se topește și curge afară prin deschiderea aceea mică, lăsând tiparul modelului original gol. Acesta este fixat de un creuzet pe o mașină centrifugă și, prin forța centrifugă, este aruncat înăuntru aur topit din creuzet. După asta, cristobolitul încă fierbinte este ținut sub apă rece și se descompune, rămânând doar miezul de aur cu un ac de aur atașat, care reprezintă mica deschidere. Piesa, astfel obținută, curățată cu acid și șlefuită, e un dublon brusher nou-nouț, făcut din aur masiv, exact ca originalul. Pricepi? A dat din cap și, plictisit, și-a trecut mâna prin păr. Treaba asta cere îndemânarea unui tehnician dentar. Procedeul ar fi inutil pentru baterea monedei în mod obișnuit, dacă am avea un sistem monetar din aur, deoarece materialul și munca ar costa mai mult decât valoarea monedei. Dar, pentru o monedă de aur care este valoroasă prin faptul că e rară, procedeul e foarte convenabil. Așa că asta au făcut. Dar aveau nevoie de un model. Aici a intrat dumneata în joc. Ai luat dublonul, dar nu ca să îl dai lui Morny. L-ai luat ca să îl dai lui Vanie. Adevărat? Și-a fixat privirea în pământ fără să scoată o vorbă. Liniștește-te, am zis. Așa stând lucrurile, nu e grav. Presupun că îți promisese bani, care ți erau necesari ca să-ți plătești datoriile la jocurile de noroc, pentru că mama dumitale e zgârcită. El avea însă asupra dumitale un ascendent mult mai puternic. Și-a ridicat repede privirea. Fața îi era foarte palidă, iar în ochi îi se citea groaza. De unde știi? M-a întrebat aproape în șoaptă. Am aflat. Unele lucruri mi-au fost spuse. Pe unele le-am obținut prin cercetări, iar pe altele le-am bănuit. O să ajung la asta mai târziu. Așadar, Vanie și amicul lui au făcut un dublon și vor să-l supună unor probe. Vor să știe dacă marfa lor va rezista unei verificări făcute de un expert în materie de monede rare. Așa a venit lui Vanie ideea să angajeze un fraier care să încerce să vândă bătrânului Morningstar moneda falsă, destul de ieftin ca bătrânul să creadă că era furată. L-au ales pe George Phillips de fraier datorită unui anunț stupid pe care îl dăduse în ziar. Cred că la început omul de legătura lui Vanie cu Phillips a fost Lois Morning. Nu cred că era în combinație. A fost văzută dându-i lui Phillips un pachetel. Probabil că pachetelul conținea dublonul pe care Phillips va încerca să-l vândă. Dar când i l-a arătat bătrânului Morningstar, lucrurile s-au împotmolit. Bătrânul cunoștea colecțiile de monede și monedele rare. S-a gândit probabil că moneda era destul de autentică. Era nevoie de foarte multe probe ca să demonstreze că nu era. Dar felul cum erau gravate inițialele celui care bătuse moneda era neobișnuit. Și atunci a bănuit că moneda putea fi din colecția Murdoch. A telefonat aici și a încercat să afle. Asta a trezit suspiciunea doamnei Murdoch, care a aflat că moneda lipsea și cum nu poate suferi pe Linda, a bănuit-o pe ea și m-a angajat pe mine să o recuperez și să oblig pe Linda să divorțeze, fără pensie alimentară. Eu nu vreau să divorțez, a zis Murdoch înflăcărat. Niciodată n-am avut o asemenea idee. Mama n-avea niciun drept. S-a oprit, a făcut un gest de disperare și a scos un fel de suspin. Foarte bine, eu știu asta. Și acum, mai departe. Bătrânul Morningstar l-a speriat pe Phillips, care era doar fleț, nu necinstit. A reușit să obțină numărul de telefon al lui Phillips, chiar de la el. L-am auzit chiar eu pe bătrân telefonul la numărul acela. Am tras cu urechea din biroul lui după ce a crezut că plecase. Tocmai mă oferisem să răscumpăr dublonul pentru $1000 și Morningstar acceptase oferta, crezând că va putea lua moneda de la Phillips, că va câștiga niște bani și că o să fie totul grozav. Între timp, Phillips vă supraveghea casa, ca să vadă probabil dacă intră sau iese vreun polițist. M-a văzut pe mine, mașina mea, mi-a aflat numele de pe lista locatarilor și, din întâmplare, știa cine sunt. M-a urmărit, încercând să se hotărască să-mi ceară ajutorul, până ce l-am făcut să-mi vorbească într-un hotel din centru.
Zicea că mă știe de la un caz din Ventura, când era ajutor de șerif acolo. Pretindea că era într-o situație delicată și că îl urmărea un tip înalt cu o privire ciudată. Acesta era Eddie Prue, șarpele cu clopoței a lui Morny. Morny știa că nevastă sa umblă cu Vanie și o pusese sub urmărire. Prue a văzut-o luând legătura cu Phillips lângă locuința acestuia, pe Court Street, în Bunker Hill, și l-a urmărit pe Phillips până când și-a dat seama că Phillips îl observase, ceea ce era adevărat. Prue, sau vreun altul care lucrează pentru Morny, m-a văzut probabil mergând acasă la Phillips pe Court Street. Spun asta pentru că a încercat să mă sperie prin telefon, iar mai târziu m-a invitat să mă întâlnesc cu Morny. Am scăpat de chiștoc, aruncându-l în scrumiera de jard. M-am uitat la fața palidă și nefericită a bărbatului care ședea în fața mea și am continuat să vorbesc. Îmi venea greu, iar sunetul propriei mele voci începea să mă dezguste. Și acum să revenim la dumneata. Când Merle ți-a spus că doamna Murdoch a angajat un detectiv, te-ai speriat. Ți-ai închipuit că descoperise lipsa dublonului și ai venit voi vârtej la mine la birou încercând să afli ceva de la mine. Foarte senin, foarte sarcastic la început, extrem de preocupat de soția dumitale, dar foarte îngrijorat. Nu știu ce ți-ai închipuit că ai aflat, dar ai luat legătura cu Vanie. Trebuia să restitui mamei moneda în grabă, inventând o poveste. Te-ai întâlnit undeva cu Vanie și ți-a dat un dublon. Probabil tot o monedă falsă. Iar pe cea autentică a păstrat-o. Vanie își vedea afacerea periclitată înainte de a o pune pe picioare. Morningstar i-a telefonat mamei dumitale și ea m-a angajat pe mine. Morningstar a dibuit ceva. Vanie se duce la Phillips acasă, intră pe furiș și discută cu Phillips, încercând să afle în ce apă se scaldă. Phillips nu-i spune că mi-a și expediat dublonul fals, folosind pentru adresă litere de tipar, asemănătoare cu cele găsite ulterior într-un jurnal din biroul lui. Deduc aceasta din faptul că Vanie nu a încercat să-l recupereze de la mine. Bineînțeles, nu știu ce i-a spus Phillips lui Vanie, dar probabil i-a spus că afacerea era în pom, că știa de unde era moneda și că se va duce la poliție sau la doamna Murdoch. Vanie a scos un pistol, l-a lovit cu el în cap și apoi l-a împușcat. L-a percheziționat și pe el și apartamentul, dar n-a găsit dublonul, așa că s-a dus la Morningstar. Nici Morningstar n-avea dublonul, dar probabil Vanie credea că l-are. L-a lovit pe bătrân în cap cu mânerul pistolului, a umblat în safe, poate a găsit ceva bani, poate n-a găsit nimic. În orice caz, a lăsat în urma lui impresia unui jaf. Apoi, domnul Vanie a șters-o, cam supărat totuși că nu găsise dublonul, dar cu satisfacția de a fi făcut o treabă bună după amiaza aceea. Două crime bine făcute. Mai rămâneai dumneata. Capitolul 34. Murdoch mi-a aruncat o privire încordată, apoi privirea i-a coborât spre portsigaretul negru pe care îl ținea strâns în mână. L-a băgat în buzunarul cămășii și s-a ridicat brusc. Și-a frecat dosurile palmelor una de alta și s-a așezat din nou. A scos o batistă și și-a șters fața. De ce eu? A întrebat cu o voce groasă, nefirească. Știai prea multe. Poate știai despre Phillips, poate nu. Depinde cât de mult erai amestecat în treaba asta. Dar despre Morningstar știai. Planul dăduse greș, iar Morningstar era mort. Vanie nu putea să stea nepăsător, sperând că dumneata n-o să afli. Trebuia să-ți închidă gura bine, bine de tot. Dar ca să o facă, nu era nevoie să te omoare. De fapt, uciderea dumitale ar fi fost o mișcare greșită. Asta ar fi pus capăt influenței pe care o exercita asupra mamei dumitale. Ea, o femeie rece, necruțătoare, avară. Dar, dacă ți s-ar fi întâmplat ceva rău, ar fi devenit o fiară. Nu i-ar mai fi păsat de nimic și de nimeni. Murdoch și-a ridicat ochii. A încercat să pară uimit, dar n-a reușit decât să pară zăpăcit și șocat. Mama, ce? Încetează cu scornelile. Sunt sătul până peste cap de minciunile familiei Murdoch. Merle a venit în seara asta la mine. E acolo acum. Fusese la Vanie să-i aducă niște bani. Bani storși prin șantaj. Bani care i s-au dat timp de 8 ani. Știu pentru ce. Nu s-a clintit. Mâinile îi erau țepene pe genunchi din cauza tensiunii. Ochii aproape îi dispăruseră în fundul capului. Păreau ochi osindiți. Merle l-a găsit pe Vanie mort. A venit la mine și mi-a spus că ea l-a omorât. Să nu discutăm de ce crede că trebuie să ia asupra ei crimele altora. M-am dus acolo să-l văd. Murise cu o seară înainte. Era țeapăn ca un manechin de ceară. Pe podea, lângă mâna lui dreaptă, se găsea un pistol. Era un pistol pe care îl știam din descrieri.
un pistol care aparținea unui bărbat pe nume Hench dintr-un apartament aflat vis-a-vis de a lui Phillips. Cineva a ascuns pistolul cu care fusese omorât Phillips și a luat pistolul lui Hench. Hench și prietena lui se îmbătaseră și își lăsaseră apartamentul deschis. Nu s-a dovedit că era pistolul lui Hench, dar se va dovedi. Dacă pistolul era al lui Hench și Vanier s-a sinucis, Vanier nu e străin de moartea lui Phillips. Și Lois Morney îl implică în moartea lui Phillips, dar într-alt fel. Dacă Vanier nu s-a sinucis, și eu nu cred că s-a sinucis, s-ar putea totuși să nu fie străin de cazul Phillips. Sau s-ar putea să fie altcineva implicat, cineva care l-a omorât și pe Vanier. Există motive pentru care nu-mi place această idee. Murdoch și-a ridicat capul. Nu? A zis el cu o voce neașteptat de limpede. Pe față avea o expresie nouă, ceva luminos și în același timp oarecum înătâng. Era expresia omului slab când e mândru. Eu cred că dumneata l-ai ucis pe Vanier. N-a făcut niciun gest, iar pe față i-a rămas aceeași expresie luminoasă. Te-ai dus acolo aseară. El trimisese după dumneata. Ți-a spus că a dat de bucluc și că, dacă va fi descoperit de autorități, o să te tragă și pe dumneata după el. N-a zis cam așa ceva? Ba da, a răspuns Morda, calm. Era beat, cu nasul pe sus și părea foarte sigur de el. Aproape că nu mai putea de bucurie. Zicea că, dacă ajunge în camera de gazare, eu o să mă aflu alături de el. A mai zis și altele. Nu voia să ajungă în camera de gazare. Și, în momentul acela, nu vedea niciun motiv pentru asta dacă dumneata țineai gura. Așa că a jucat tare. Principalul motiv care te determina să iei dublonul și să-l dai lui, în afară de faptul că îți promisese și bani, era ceva în legătură cu Merle și tatăl dumitale. Asta o știu. Mama dumitale mi-a spus puținul pe care încă nu-l aflasem. Acesta era motivul principal și era destul de puternic. Asta ți îngăduia să te justifici față de dumneata. Noaptea trecută însă Vanier avea nevoie de un ascendent și mai puternic asupra dumitale. Așa că ți-a spus adevărul, pretinzând că are și dovezi. S-a cutremurat, dar a reușit să-și păstreze pe față privirea mândră și luminoasă. Am scos pistolul, a zis cu o voce aproape fericită. La urma urmei, ea este mama mea. Nimeni nu-ți poate lua acest drept. Murdoch s-a ridicat în picioare, foarte drept, foarte înalt. M-am apropiat de scaunul în care ședea, m-am aplecat și am pus pistolul în față. Avea și el un pistol în buzunarul halatului. A încercat să-l scoată, dar n-a avut timp. L-am luat și mi-am băgat pistolul meu în buzunar. I-am pus țeava celuilalt pistol în tâmplă și am spus că o să-l omor dacă nu-mi dă dovezile. Am început să transpire și să se bâlbâie că-mi spusese doar minciuni. Am tras cocoșul pistolului, vrând să-l sperii mai mult. S-a oprit și a întins o mână înainte. I tremura, dar când s-a uitat la ea, s-a oprit din tremurat. A lăsat-o să cadă în jos pe lângă corp și m-a privit în ochi. Probabil fusese trasă piedica sau funcționa foarte ușor, pentru că s-a descărcat. Am sărit înapoi spre perete și am doborât un tablou. Sărisem din cauza emoției când se descărcase pistolul, dar nu-mi pierdusem cumpătul. Am șters pistolul și am pus degetul lui Vanier pe el, apoi l-am așezat jos lângă mâna lui. Murise imediat. N-a prea curs sânge. A fost un accident. De ce să stricăm totul? Am zis eu cam în zeple mea. De ce să nu facem din ea o crimă autentică? Așa s-a întâmplat. Desigur, nu pot dovedi. Dar cred că l-aș fi omorât în orice caz. Poliția ce știe? M-am ridicat în picioare și am dat din numeri. Mă simțeam obosit, epuizat. Mă durea gâtul de atâta flecăreală și capul de atâta efort ca să-mi țin gândurile în ordine. Habar n-am de poliție, am spus. Nu suntem chiar prieteni, fiindcă ei cred că le ascund adevărul. Și au dreptate. S-ar putea să ajungă până la dumneata. Dar dacă n-ai fost văzut, dacă n-ai lăsat nicio amprentă, și chiar dacă ai lăsat, dar n-au niciun alt motiv să te suspecteze și să-ți ia amprentele, s-ar putea să nu se gândească niciodată la dumneata. Dacă află însă despre dublon și că era un brusher din colecția Murdoch, nu te văd bine. Totul depinde de felul în care îi înfrunți. În afară de mama, nu-mi pasă ce o să se întâmple. Totdeauna am fost un om de nimic. Pe de altă parte, am urmat ignorindu-i vorbele goale, dacă pistolul se descarcă într-adevăr ușor și faci rost de un avocat bun și spui cinstit cum s-a întâmplat, niciun juriu nu o să te condamne. Jurilor nu le plac șantajiștii. Păcat, a zis el, pentru că nu sunt în situația să mă apăr în felul ăsta. Eu nu știu nimic despre șantaj.
Vanie mi-a arătat de unde pot face rost de bani și eu aveam mare nevoie de ei. Aha. Dacă vei fi pus în situația de a te apăra, o să te folosești de șantajul lui Vanie. O să te convingă bătrâna doamnă. Dacă o să fie în joc gâtul ei sau al dumitale, o să vorbească. E oribil. E oribil să spui asta. În ceea ce privește pistolul, ai fost norocos. Toți oamenii pe care îi cunoșteam s-au jucat cu el, ștergând și lăsând amprente. Chiar și eu am lăsat. Doar așa, ca să mă aflu în treabă. E complicat când mâna e țeapănă. Da, n-am avut încotro. Morni a fost acolo și a forțat-o pe nevastă sa să-și lase amprentele pe pistol. El crede că ea l-a omorât pe Vanie. Iar ea, probabil, crede că el. M-a privit fix. Mi-am subt buza. Era rigidă ca o bucată de sticlă. Și acum cred că o să o iau din loc, am zis. Vrei să-i spui că o să scap nepedepsit? Vocea îi devenea iarăși ușor arogantă. N-am de gând să te denunț dacă la asta te referi. Altceva nu pot garanta. Dacă voi fi implicat, va trebui să fac față situației. Nu e vorba de implicații morale. Eu nu sunt polițist, nici informator de rând și nici om al legii. Zici că a fost un accident. Foarte bine, a fost un accident. N-am fost martor și nici n-am vreo dovadă. Eu lucrez pentru mama dumitale și voi tăcea atâta timp cât mi-o va cere. Nu-mi place doamna Murdoch. Nu-mi place nici dumneata în mod deosebit. Dar îmi place Merle. E cam prostuță și morbidă, dar simpatică. Și știu cum a fost tratată în această afurisită familie în ultimii 8 ani. Și mai știu că n-a împins pe nimeni pe fereastră. E clar? A bolborosit ceva incoerent. O duc pe Merle acasă, am continuat eu. Am rugat-o pe mama dumitale să-i trimită hainele la locuința mea mâine dimineață. În caz că ar uita, fiind prea ocupată cu pasențele, te rog să ai grijă dumneata să fie trimise. A dat din cap în tăcere, apoi, cu o voce stranie, abia auzită, a zis: ai de gând să pleci chiar așa, de parcă nu s-a întâmplat nimic? Eu nu am. Eu nici măcar nu ți-am mulțumit. Un om pe care de-abia îl cunosc, care riscă pentru mine, nu știu ce să zic. Plec așa cum plec eu întotdeauna, cu un zâmbet degajat și cu o fluturare a mâinii și cu o speranță sinceră că nu o să te mai văd în viața mea. Noapte bună. I-am întors spatele și am plecat. Am închis ușa încet și hotărât. Am ieșit politicos și liniștit, în ciuda tuturor ticăloșiilor. M-am dus pentru ultima oară și l-am bătut ușor pe cap pe micul negru pictat. Apoi am traversat pajiștea pe lângă cedrul de Himalaya și boschetele scăldate în lumina lunii. Am ieșit în stradă, unde îmi lăsasem mașina. M-am întors la Hollywood, am cumpărat o sticlă de o jumătate de whisky bun și am luat o cameră la hotelul Piața. M-am așezat pe marginea patului, privindu-mi fix picioarele și bând direct din sticlă, ca orice om care se îmbată în dormitor. După ce am băut de ajuns ca să mă amețesc și să nu mai gândesc, m-am dezbrăcat și m-am vârât în pat. Iar după o vreme, dar nu prea curând, am adormit. Capitolul 35. Era ora 3 după amiaza. Lângă ușa pe covor se găseau 5 valize una lângă alta. Una era valiza mea galbenă, zgâriată pe ambele părți de atâta trambalare prin portbagajele mașinilor. Erau apoi alte 2 valize pentru avion, drăguțe, ambele având pe ele literele LM. Mai exista încă o valiză veche, neagră, din imitație de morsă, cu inițialele MD. Și mai era și o valijoară pentru noapte, din imitație de piele, cum se poate cumpăra de la orice magazin cu $1.49. Doctorul Carl Moss tocmai ieșise pe ușă, blestemându-mă pentru că din cauza mea îl tot așteptaseră după amiaza aceea ipohondrii lui. Mirosul dulceag al parfumului pe care îl lăsase îmi otrăvise aerul. Mă gândeam, atât cât mai eram în stare să gândesc, la ce îmi răspunsese când l-am întrebat cât timp îi va trebui lui Merle să se facă bine. Depinde ce înțelegi prin bine. Întotdeauna nervii o să-i zbârnâie, însă emoțiile ei firești vor fi minime. Va respira mereu aer rarefiat și va mirosi zăpadă. Ar fi fost o călugăriță desăvârșită. Visul religios cu mărginirea lui, cu emoțiile stilizate și puritate necruțătoare, ar fi fost o perfectă eliberare pentru ea. Așa sunt lucrurile, va ajunge probabil una din fecioarele acelea acre care stau în spatele birourilor din bibliotecile publice și ștampilează datele pe fișele de împrumut. Nu-i chiar atât de rău, i-am zis. Dar el a zâmbit, doar, cu expresia lui circumspectă de evreu și a ieșit pe ușă. Și, în afară de asta, de unde știi că sunt fecioare, m-am adresat ușii închise, fără a primi vreun răspuns. Am aprins o țigară și m-am dus la fereastră.
După câtva timp, a apărut ea din dormitor. S-a oprit și m-a privit cu ochii încercănați. Fața era liniștită și palidă. Nu se fardase. Avea doar ruși pe buze. Fardează-te puțin, i-am spus. Parcă ai fi albă ca zăpada după o noapte petrecută cu marinarii dintr-o flotă de pescuit. S-a dus și s-a fardat pe obraj. Când a revenit, s-a uitat la bagaj și a zis cu voce slabă. Leslie mi-a împrumutat două din valizele lui. Da, am adeverit eu, examinând-o cu privirea. Era foarte drăguță. Purta pantaloni mărinărești, ruginii, cu talia înaltă, pantofi bata, o bluză cu imprimeuri maroc-alb și un fular portocaliu. Ochelarii nu-i avea. Ochii ei mari, albaștri și limpezi, aveau expresie ușor drogată, dar nu mai mult decât așteptai. Părul îi era lins, dar în legătură cu asta nu puteam face nimic. Am fost o mare pacoste, a zis ea. Îmi pare nespus de rău. Fleacuri. Am vorbit cu tatăl tău și cu mama ta. Sunt bucuroși din calea afară. Nu te-au văzut decât de 2 ori în mai bine de 8 ani și credeau că te-au pierdut. Sunt fericită că îi pot vedea pentru câtva timp, a zis privind jos la covor. Foarte drăguț din partea doamnei Murdoch că mă lasă să plec. N-a fost niciodată în stare să-mi lase prea mult timp liber. Își mișca picioarele de parcă se întreba ce să facă cu ele în pantaloni, deși erau pantalonii ei și ar fi trebuit să-și pună întrebarea asta mai de mult. În cele din urmă și-a alăturat genunchii și și-a încleștat mâinile pe ei. Dacă avem ceva de discutat sau dacă vrei să-mi spui ceva, hai să o facem acum. Pentru că nu o să merg cu mașina prin jumătate din Statele Unite, având lângă mine o persoană bolnavă de nervi. Și-a mușcat încheieturile degetelor privindu-mă furiș. Aseară, a zis ea și s-a oprit înroșindu-se. Hai să o luăm de la început, am zis. Aseară mi-ai spus că l-ai omorât pe Vanie, iar apoi că nu. Știu că nu l-ai omorât. Asta e o problemă rezolvată. A renunțat să-și mai miște încheieturile degetelor. A privit calmă, liniștită, gravă. Mâinile nu-i mai erau încordate pe genunchi. Vanie era mort cu mult timp înainte de a ajunge tu acolo. Te-ai dus acolo ca să-i duci niște bani din partea doamnei Murdoch. Nu, din partea mea. Deși, bineînțeles, erau banii doamnei Murdoch. Îi datorez mai mult decât voi fi vreodată în stare să-i plătesc. Bineînțeles, nu-mi dă un salariu mare, dar acesta de-abia ar... I-am vorbit cu asprime. Că-ți dă salariu mic, este în firea ei. Iar ideea că nu vei putea niciodată să-i dai atât cât ți s-ar cuveni, cuprinde mai mult adevăr decât poezie. E nevoie de cineva mult mai zdravân ca să-i dea ceea ce merită. Oricum, asta n-are nicio importanță acum. Vanie s-a sinucis, pentru că fusese prins cu o afacere necinstită. Asta e sigur și definitiv. Felul în care te-ai comportat aduce mai mult sau mai puțin la teatru. Ai avut un șoc nervos puternic, văzându-l cum rânjește în oglindă. Șocul acesta s-a asociat cu altul, un mai vechi, și ai dramatizat totul în felul tău ușor absurd. M-a privit cu timiditate, dând din capul ei blond ca arama, încuvințând parcă ceea ce-i spusese. Și nu tu l-ai împins pe fereastră, pe Horace Bright. Fața a început din nou să-i tresară, devenind uimitor de palidă. Eu? Și-a dus mâna la gură și a rămas așa. Ochii șocați mă priveau. Nu ți-aș fi vorbit despre asta, am zis, dacă doctorul Moss n-ar fi zis că se poate și că am putea să-ți spunem. După părerea mea, îți închipui probabil că l-ai omorât pe Horace Bright. Ai avut și motiv și ocazie și cred chiar că o clipă ți-a trecut prin minte să profiți de ocazie. Numai că tu nu poți face așa ceva. Ai renunțat în ultima clipă, dar chiar în acel ultim minut s-a întâmplat ceva și ai leșinat. El a căzut într-adevăr pe fereastră, dar nu împins de tine. M-am oprit un moment și am urmărit mâna care i-a căzut din nou în jos lângă cealaltă. După aceea și-a încleștat mâinile. Te-a făcut să crezi că tu l-ai îmbrâncit. Totul a fost făcut cu grijă, cu prudență și cu un fel de cruzime imperturbabilă, caracteristică unui anumit gen de femeie în relațiile ei cu alta. Nu te-ai putut gândi la gelozie privind-o acum pe doamna Murdoch, dar dacă gelozia putea fi un motiv, ea l-a avut. A avut unul chiar mai bun. 50.000 de dolari, asigurarea pe viață. Tot ce mai rămânsese dintr-o avere ruinată, la care se adăuga dragostea aceea ciudată, nestăpânită și posesivă față de fiul ei pe care o au asemenea femei. E rece, aspră, lipsită de scrupule, iar pe tine te-a folosit fără îndurare sau milă drept paravan, în cazul în care lui Vanie i-ar fi sărit țandăra. Ai fost pentru ea doar un țap ispășitor. Dacă vrei să scapi de viața asta insipidă, de dependența emoțională în care trăiești, trebuie să înțelegi și să crezi ceea ce spun. Știu că nu e ușor.
absolut imposibil, a zis ea liniștită, privindu-mi rădăcina nasului. Doamna Murdoch a fost întotdeauna foarte bună cu mine. E adevărat că nu mi-o minteam niciodată prea bine, dar nu se cuvine să spui asemenea lucruri îngrozitoare despre oameni. Am scos plicul alb care fusese în spatele tabloului Vanier. În el erau două fotografii și un negativ. I-am pus o fotografie în poală. Poftim, uită-te la ea. A făcut-o Vanier din stradă. Te-a uitat la fotografie. Păi, acela e domnul Bright. Nu e o poză prea reușită, nu-i așa? Și aceea e doamna Murdoch. Pe atunci era doamna Bright, exact în spatele lui. Domnul Bright pare furios. M-a privit cu un fel de blândă curiozitate. Dacă pare furios acolo, ar fi trebuit să-l fi văzut câteva secunde mai târziu, când a ajuns jos. Când? Ce? Ascultă, am zis eu cu un fel de disperare. Acesta e un instantaneu care a surprins-o pe doamna Elizabeth Bright Murdoch, făcându-i vânt pe fereastră primului ei soț. El cade. Uită-te la poziția mâinilor lui. Țipă de groază. Ea este în spatele lui, iar chipul este plin de furie. Nu pricep chiar deloc. Asta e dovada de care Vanier s-a folosit în toți acești ani. Familia Murdoch n-a văzut-o niciodată și nici n-a crezut că există cu adevărat. Dar ea exista. Am găsit-o aseară, printr-un noroc asemănător cu cel căruia îi datoră în fotografia. Ceea ce e un fel de dreptate. Încep să înțelegi? S-a uitat din nou la fotografie, apoi a pus-o la o parte. Doamna Murdoch a fost întotdeauna drăguță cu mine. Te-a făcut țapi spășitor, am zis eu cu o voce ușor încordată, de regizor la o repetiție nereușită. E o femeie șirată, dură și perseverentă. Își cunoaște complexele. E în stare să cheltuiască un dolar ca să păstreze unul, ceea ce puțini oameni de felul ei ar face. Am să-i arăt. Aș vrea să-i o transmit împreună cu o armă pentru împușcat elefanți, dar nu mă lasă buna mea creștere. De, a zis ea, asta e. Mi-am dat seama că auzise doar un cuvânt dintre ei și că nu credea ce-i spusesem. Să nu-i arătați asta niciodată, doamnei Murdoch. Ar supăra îngrozitor, a adăugat. M-am ridicat, i-am luat fotografia, am rupt-o bucățele și le-am aruncat în coșul de hârtii. S-ar putea să-ți pară rău pentru ceea ce am făcut, am zis, fără să-i spun că mai aveam una și un negativ. Poate că într-o noapte, peste 3 luni sau 3 ani, o să te trezești și o să-ți dai seama că ți-am spus adevărul. Și poate atunci o să regreți că nu mai poți privi această fotografie. Și poate că greșești și eu în această privință. S-ar putea să fii foarte dezamăgită aflând că n-ai omorât într-adevăr pe nimeni. E minunat. Oricum, e minunat. Acum o să coborâm. O să ne urcăm în mașina mea și o să mergem la Wichita să-ți vizităm părinții. Și nu cred că o să te mai întorci la doamna Murdoch, dar s-ar putea foarte bine să mă înșel și în privința asta. Să nu mai discutăm despre asta. Niciodată. N-am niciun ban, a zis ea. Ai 500 de dolari pe care ți-a trimis doamna Murdoch. Îi am în buzunar. E grosav de drăguț din partea ei. Ducă-se pe pustie, am zis. Și am intrat în bucătărie să beau ceva înainte de plecare. Nu mi-a priit deloc. Îmi venea să mă cațăr pe pereți și să umblu pe tavan. Capitolul 36. Am lipsit 10 zile. Părinții lui Merle erau oameni șterși, amabili, răbdători. Trăiau într-o casă veche, pe o stradă liniștită și umbroasă. Când le-am povestit ce am crezut de cuvință că ar trebui să știe, au început să plângă. Diceau că-s bucuros să o aibă pe Merle din nou cu ei și că vor avea mare grijă de ea. Și își făceau multe reproșuri. I-am lăsat să-și facă. Când am plecat, Merle purta șorți, iar în mână avea un făcăleț. A venit la ușă ștergându-și mâinile de șorți. M-a sărutat pe gură, apoi a început să plângă și a fugit înapoi în casă. În pragul ușii a apărut maică-sa, cu un zâmbet larg, simplu, să mă petreacă. Când am văzut casa rămânând în urmă, am avut un sentiment ciudat, ca și cum aș fi scris o poezie foarte bună, dar am pierdut-o și nu mi-o voi mai aminti niciodată. Când m-am întors, i-am telefonat locotenentului Breeze și m-am dus să-l întreb cum mai stăteau lucrurile cu cazul Phillips. Îl rezolvaseră foarte bine, printr-un amestec corect de inteligență și noroc, necesar totdeauna. Până la urmă, soții Morney nu s-au dus la poliție, dar cineva a telefonat spunând că se auzise o împușcătură din casa lui Vanier, după care a închis imediat telefonul. Specialistul care a studiat amprentele digitale de pe pistol nu s-a declarat prea mulțumit, așa că au supus mâna lui Vanier testului cu pulbere de nitrat. Au ajuns la concluzia că e vorba de o sinucidere. După aceea, un detectiv pe nume Lackey, care lucra la secția criminalistică, s-a gândit să studieze puțin pistolul
și a descoperit că o descriere a acestuia fusese difuzată poliției și că un asemenea pistol se căuta în legătură cu uciderea lui Phillips. Hench l-a identificat și, mai mult decât atât, s-a găsit o jumătate de amprentă a degetului său mare pe marginea piedicii, de pe care, netrăgându-se obișnuit înapoi, amprenta nu se ștersese complet. Cu toate astea la mână, plus o serie de amprente de ale lui Vanier, mult mai bune decât le puteam eu face, s-au dus din nou în locuința lui Phillips și a lui Hench. Au găsit urme ale mâinii lui Vanier pe patul lui Hench și urmele unuia dintre degete pe partea de jos a mânerului de la toaleta din apartamentul lui Phillips. După aceea, au întreprins cercetări în cartier și, cu ajutorul fotografiilor lui Vanier, au dovedit că acesta fusese pe strada aceea de 2 ori și de cel puțin 3 ori pe o stradă alăturată. Curios, nimeni din clădirea în care locuia Phillips nu l-a văzut pe Vanier sau nimeni nu voia să recunoască că l-a văzut. Nu le mai lipsea decât mobilul. Le-a fost furnizat cu amabilitate de Tiger, arestat în Salt Lake City, pe când încerca să vândă un dublon Brusher, unui negustor de monede care îl credea veritabil, dar furat. Avea o duzină la hotel și unul s-a dovedit a fi veritabil. Tiger le-a mărturisit întreaga poveste și le-a arătat un semn foarte nou de care se folosea pentru identificarea monedei veritabile. Nu știa de unde și-o procuroase Vanier și nici poliția n-a aflat, deși în ziare au apărut mereu anunțuri prin care era căutat proprietarul monedei furate. Nu s-a prezentat nimeni. Poliției nu i-a mai păsat de Vanier, convinsă fiind că e vinovat de crimă. Au socotit moartea lui Vanier o sinucidere, deși avea îndoieli. După vreme, lui Tiger i-au dat drumul, pentru că nu-l credeau implicat în crimă. Nu-l puteau acuza decât de tentativă de excrocherie. El cumpărase aurul în mod legal, iar falsificarea unei monede ieșite din uz nu intra sub jurisdicția legilor federale privitoare la falsificarea banilor. Statul Utah a refuzat să ia în considerare cazul. Nu s-a dat crezare niciodată mărturisirii lui Hench. Breeze zicea că a folosit-o ca un mijloc, ca să mă constrângă să le dau informații. Știa că nu o să tac dacă aveam dovezi că Hench era nevinovat. Nici acestuia nu i-a mers prea bine. În urma unei confruntări i-au pus în spinare lui și unui macaronar numit Gaetano Prisco jefuirea 5 magazine, într-unul din acestea fiind și un om împușcat. N-am aflat niciodată dacă Prisco era rudă cu Palermo, dar oricum n-a fost prins niciodată. Îți place? M-a întrebat Breeze după ce mi-a spus toate astea, sau toate câte se întâmplaseră până atunci. 2 chestiuni nu sunt clare, am răspuns eu. De ce a fugit Tiger și de ce a stat Phillips pe Court Street sub un nume fals? Tiger a fugit deoarece omul de la lift i-a spus că bătrânul Morningstar a fost ucis și atunci a mirosit o capcană. Phillips a folosit numele de Anson deoarece serviciul financiar al companiei îl urmărea pentru mașină, iar el era lefter și absolut disperat. Asta explică de ce un nătărău tânăr și cinstit ca el a putut fi antrenat într-o afacere care, probabil, încă de la început părea dubioasă. Îmi da din cap, însemn că sunt de acord cu el. Breeze a venit cu mine până la ușă. A pus o mână puternică pe umărul meu și a strâns. Îți amintești de cazul Cassidy, de care urlai la Spengler și la mine noaptea aceea în apartamentul tău? Da. Ai spus lui Spengler că n-a existat niciun caz Cassidy. A existat, dar sub alt nume. Eu am lucrat la el. Și-a luat mâna de pe umărul meu, mi-a deschis ușa și mi-a zâmbit. Din cauza cazului Cassidy și a lucrurilor pe care le-am simțit atunci, da uneori individului o șansă pe care poate nici nu o merită cu adevărat. Asta ca o mică compensație din milioanele murdare dată unor inși care trudesc, ca mine sau ca dumneata, să fim buni. Era noapte. M-am dus acasă, mi-am pus o haină veche de casă și am așezat piesele de șah. Am făcut 59 de mutări. Un joc de șah frumos, imparțial, neîndurător, aproape înfiorător prin implacabilitatea ei tăcută. Când am terminat, am stat la fereastră deschisă și am ascultat câtva timp zgomotul nopții și am inhalat miresmele. Am dus apoi paharul în bucătărie și l-am spălat. L-am umplut după aceea cu apă de la gheață. Am rămas lângă chiuvetă, sorbind din pahar și privindu-mi fața în oglindă. Tu și capa blanca, am zis. Sfârșit.